Capitolul 1 Deci, un român, un englez și un rus sunt într-un tren. Glumesc. Nu, de fapt, trei tipi sunt într-un tren în drum spre Petersburg. Doi sunt tineri de 27 de ani, unul brunet cu părul creț, unul cu părul blond. Ei încep o conversație și se dovedește că blondul, prințul Mășchin, este domnul Gură spartă. Tot ce spune el este mult prea mult într-o discuție cu necunoscuți. E genul ăla de om care și-ar oferi pinul de la card excrocilor de la telefon. Mășkin este un epileptic care se întoarce după o lungă ședere într-un spital elvețian unde n-au reușit să-i vindece boala. Fac o mică paranteză, probabil că știți, dar eu îmi fac datoria să vă spun. Dostoevski a fost și el epileptic, cu crize devastatoare de-a lungul vieții. El povestea frecvent cunoscuților despre experiențele religioase avute în timpul crizelor sale, iar multe dintre romanele lui prezintă personaje epileptice. Citez. Vii din străinătate? Da, din Elveția. Fiu, până acolo ai ajuns. Călătorul cel negricios fluieră a și izbucni în râs. Se legă o discuție era surprinzătoare bunăvoința cu care tânărul cu păr bălai și pelerina elvețiană răspundea la toate întrebările vecinului său negricios, fără să bage de seamă că unele dintre ele puteau fi socotite fără rost, absolut ne la locul lor și uneori de o indiscreție cam insolentă. Din vorbă în vorbă mărturisi că într-adevăr lipsise din Rusia vreme îndelungată, mai bine de patru ani, fiind bolnav. Fusese trimis în străinătate pentru a se lecui. Suferea de o stranie boală de nervi, un fel de epilepsie, care se manifesta prin convulsii și tremurături. Ascultându-l, negriciosul surâse ironic de câteva ori și la urmă pufni în râs când la întrebarea Ei, și te-au vindecat?" Cel cu părul bălai răspunse Nu, nu m-au vindecat." Ah, îmi închipui ce de-a bănet, ai chiltui degeaba." iar noi ăștia de aici ne punem nădejdea în ei, observă veninos negriciosul. Adevărat, se amestecă de alături în vorbă un domn neglijent, îmbrăcat de vreo 40 de ani, corpolent, cu nasul roșu și coșuri pe obraz, având aerul tipic și înfățișarea unui slujbaș încărunțit prin cancelarii. E perfect adevărat, se pricep al naibii să pompeze avuțiile Rusiei. <laughs> Cât de mult vă înșelați în cazul meu, început pe un ton blând și împăciuitor pacientul medicinei elvețiene. N-aș putea să vă contrazic, desigur, pentru că nu știu exact cum stau lucrurile, însă doctorul meu și-a dat ultimele economii ca să mă pot întoarce în Rusia. După ce aproape doi ani m-a ținut acolo pe socoteala lui. Cum adică, n-avei pe nimeni care să te întrețină? Întrebă călătorul cel neglicios. Absolut pe nimeni. Domnul Pavlișcev, care luase asupra sa grija întreținerii mele în Elveția, a murit acum doi ani. I-am scris după aceea unei rude îndepărtate soției generalului Epanhin, n-am primit însă niciun răspuns. Neavând încotro, am plecat spre țară. Și la cine ai de gând să te duci? Mă întrebați unde am să trag? Mm, drept să spun, deocamdată nu știu nici eu. Unde s-o nimeri? Nu te-ai hotărât încă? <laughs> Te pomenești că tot avutul Dumitale se reduce la această bocceluță? Întrebă tânărul cel brunet. Pur mă așa că e așa cum spune dumnealui, adăugă parcă jubilând slujbașul cel cu nasul roșu. Sunt convins că nu mai ai alte bagaje, deși rămâne perfect valabilă vechea zicală, ca a fi sărac, nu-i cine știe ce mare păcat. Presupunerea celor doi călători părea nu fi lipsită de temei și tânărul se grăbi să o recunoască de îndată. Bocceluța dumitale ar putea să aibă totuși și o anumită importanță, urmăs slujbașul după ce se săturară de râs. De menționat că stăpânul bocceluței, văzându-i veselindu-se atâta, se asocie el însuși în cele din urmă veseliei lor, ceea ce i-a făcut să râdă și mai tare. Și cu toate că sunt gata să pariez că nu ascunde înăuntru nici fișicuri de Napoleon și nici galbeni, olandezi sau austrieci, Lucru ușor de constatat judecând după ghetrele de pe încălțămintea dumitale confecționată în străinătate, totuși, căci dacă la acest modest bagaj poți adăuga o asemenea presupusă rudă, cum ar fi de pildă soția generalului Epahin, al cărui nume l-ai pomenit adinaori, atunci și bocceluța dumitale, aș putea spune, va căpăta o, o anumită pondere. Bineînțeles, numai dacă generaleasa e pahina, ți este cu adevărat rudă și nu te înșeli cumva așa ca omul distrat, ceea ce e foarte, foarte firesc, mai ales când are multă fantezie. <laughs> Rogojin continua să-și bată joc de Mâșchin, dar în curând el este absorbit de cercul magic al iubirii care pare să-l înconjoare pe Mâșchin și el devine sincer și își spune propria lui poveste. Rogojin provine dintr-o familie bogată, dar s-a certat cu tatăl său și a plecat de acasă. Despre ce a fost marea ceartă? A furat o grămadă de bani tatălui său și a cumpărat bijuterii pentru o fată trăznet. Acum tatălui a murit, așa că se întoarce în oraș pentru a se alătura mamei și fratele lui. Fata Trăznet, despre care e vorba, va fi crucială în economia întregului roman. Numele ei este Nastasia Filipovna Barashkov și până acum a fost femeie întreținută de Totski, un tip extrem de bogat. Rogojin este încă îndrăgostit nebunește de Nastasia Filipovna. Lebedev, slujbașul din tren, știe totul despre asta, desigur. El este de asemenea total impresionat să fie în compania lui Rogojin. Trenul se oprește, Rogojin îl copleșește pe mușchin cu dragoste și oferte de prietenie și promisiuni pentru un loc de cazare și haine de lux. Da, cred că e puțin ciudat, dar mușchin are acest efect asupra oamenilor, după cum vom afla mai departe. Prințul mulțumește și îi spune că poate mai târziu și pleacă spre casa epahinilor. Lebedev își îndeplinește dorința și pleacă împreună cu Rogojin și cu câțiva prieteni din gară. Capitolul 2 Înainte de a ne alătura noului nostru prieten Prințul Mâșchin, obținem câteva informații despre generalul Epahin și familia lui. Epahin este un tip foarte bogat, care a făcut avere din nimic și acum are o afacere foarte mare pe lângă guvern, cât și alte afaceri pe lângă. Are trei fiice mari, toate frumoase, dar cea mai mică este cu adevărat splendidă. Încă nu sunt maritate, dar se pare că se vor descurca bine, pentru că pe vremea aceea căsătoriile erau afaceri bănoase și cum tati putea finanța o zestre mare, viitorul lor este asigurat. Mășchin apare în casa lor, sună la sonerie și începe să i explice servitorului cine este și ce vrea. Servitorul bănuiește că este o persoană săracă, care vine să cerșească bani. Dar Mâșchin își folosește farmecul asupra tipului și îi explică servitorului întreaga sa poveste de viață. Servitorul este uimit și copleșit. Niciun vizitator nu i-a mai vorbit vreodată despre nimic până acum. Apoi Mâșchin îl cucerește cu adevărat, lansându-se într-un monolog lung despre un tip pe care l-a văzut executat și despre cum pedepsa capitală este cea mai rea chestie ever, deoarece suferința psihică din cauza știrii că vei muri a doua zi este mult mai rea decât cea fizică. Fac chiar o mică paranteză. În tinerețe, Dostoevski a fost condamnat la moarte pentru că a fost implicat într-un grup de radicali. Dacă vreți să aflați mai multe, în secțiunea short de pe canalul meu găsiți povestea cu mai multe detalii. Revin la poveste cu observația că Dostoevski chiar știa despre ce vorbește când a spus că a fi condamnat la moarte conține foarte multă suferință psihologică. Citez. Ei bine, da. cum să mă încumeți să anunța un om ca dumneavoastră? Mormăie aproape fără voie la cheul. Mai întâi ca vizitator, deci ca musafir, ar trebui să stați acum în camera de așteptare și nu aici cu mine. Parcă mă văd tras la răspundere pentru această abatere. Sau poate aveți cumva de gând să rămâneți de tot la noi? adăugă el aruncând încă o dată o privire piezișă spre bocceluța prințului, care evident că nu-i dădea pace. A, nu, 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 n-am asemenea intenții, chiar dacă mi s-ar propune, n-aș rămâne aici. Am venit numai să fac cunoștință cu stăpânii casei și nimic mai mult. Apoi, cum așa să faceți cunoștință? Întrebă surprins și din ce în ce mai bănuitor la cheul. Păi nu mi-ați spus la început că ați venit cu anumite treburi? Vezi că, de fapt, nu este vorba despre bă, ceva precis și, totuși, aș avea, dacă vrei, și o anumită treabă, să cer un sfat. Dar, întâi de toate, vreau să mă prezint familiei Pahin, Sunt prințul Mâșchin, iar soția generalului e și ea o prințesă Mâșchin și noi amândoi am fi cei din urmă descendenți ai acestei familii. Vă să zic că pretindeți acum că sunteți și rubedenii, se țiză de data aceasta aproape îngrozit la cheul. Și nici asta nu s-ar putea afirma cu toată hotărârea. Firește, dacă am începe să scormonim cu tot din adinsul, o înrudire oarecare există, de bună seamă, dar e atât de îndepărtată încât ar fi greu să dai de firul ei. I-am și scris odată generalesei din străinătate, dar n-am primit niciun răspuns. Și totuși, întorcându-mă în țară, am socotit de a mea datorie să mă prezint. Îți dau toate lămuririle acestea ca să-ți împrăștii îndoielile, pentru că. Te văd tare îngrijorat. Anunță că a venit prințul Mâșchin și însuși numele acesta va fi cea mai bună explicație a scopului vizitei mele. O să mă primească foarte bine. Nu o să mă primească nicio supărare. Deși nu-mi vine a crede că va refuza să mă primească. Presupun că doamnei general îi va face plăcere să-l cunoască pe unicul reprezentant în viață al neamului său, de vreme ce, după câte mi-a fost dat să aud, cu siguranță. Ține mult la o bârșie a ei nobilă și pune mare preț pe spița princiară din care se trage. Felul de a vorbi atât de simplu, sincer și deschis al prințului, a avut, pe cât se pare, un efect cu totul contrariu a celuia pe care ar fi trebuit să-l aibă în mod normal. Și cu cât era mai simplu cu atât părea mai deplasat în cazul de față. Căci era exclus ca la cheul acesta a încercat să nu-și dea seama că o conversație foarte potrivită între doi oameni fără aceeași condiție uh, socială devine cu totul ne la locul ei între un musafir și un om. Și fiindcă de obicei oamenii sunt mult mai deștepți decât îi cred stăpânilor, la lui nostru nu-i rămânea decât să-și închipuie una din două. Ori că prințul era un neisprăvit care umblă să cercească bani. Orică e un prostănac fără pic de ambiție, căci un prinț deștept și care se respectă, n-ar fi stat în antreu de vorbă cu o slugă, necum să se mai și întrețină cu el, povestindu-i despre treburile lui. Oricum, și într-un caz, și în celălalt, nu risca să fie tras la răspundere el la cheul aruncându-un asemenea vizitator? Acesta, în cele din urmă, îi face legătura lui Mâșchin cu Gania. Este vorba despre Gavril Ardalionovici, care lucrează la una dintre companiile generalului Epahin, iar Gania îl duce pe Mushkin să-l vadă pe generalul Epahin. Capitolul 3 Generalul este foarte suspicios cu acest vagabond care îi murdărește biroul drăguț, dar Mâșchin continuă să spună iar și iar că nu vrea nimic și chiar a venit doar să-l salute. Lui Epahin este foarte greu să creadă asta. El îi spune că orice ar vrea să cumpere sau să vândă, el nu este interesat. Prințul Mâșchin se ridică demn și îi spune politicos că atunci ne vedem mai târziu și dă să plece. Abia atunci generalul Epahin crede că el a venit acolo doar ca să se prezinte. Mășchin își cere scuze, își povestește iar viața, iar generalul Epahin face o întoarcere de 180 de grade și decide să-l ajute până la urmă. Într-un mod total nepoliticos, generalul Epahin îl întreabă pe Mâșchin dacă într-adevăr este falit. Dar Mâșchin este mai mult decât fericit să-i dea lui Epahin toate detaliile. Da, nu are bani, nu are nicio proprietate sau potențială moștenire, nu are educație din moment ce a fost destul de epileptic aproape toată viața. Dar da, este un redactor foarte bun. Mâșchin, de fapt, scrie copii ale documentelor, e un soi de copist. Generalul îi dă niște hârtii de copiat și îl pune să scrie pentru a-i vedea scrisul, în ideea că poate generalul îi va putea uh, da un loc de muncă, poate ca secretar. Între timp, Epahin și Gania merg într-un colț al camerei și discută despre Nastasia Filipovna, cea despre care vorbea și cel din tren. Din câte ne putem da seama, ea are petrecerea de 25 de ani în acea seară, iar aceștia doi sunt invitați. Gania sugerează că se așteaptă la un cadou special, iar Epahin îi spune că Gania nu este suficient de bogat pentru a-i oferi așa ceva. Din discuție avem impresia că Anastasia și Gania sunt logodiți sau ceva de genul. Practic ea încă se gândește dacă vrea să se căsătorească cu el sau nu, și ar trebui să-i spună în acea noapte. În mod evident, Gania nu este îndrăgostit de ea, iar familia lui nu este prea entuziasmată de căsătorie. Prințul Mâșchin aude și le spune ce știe despre Anastasia Filipovna. Epahin și Gania sunt impresionați și Mâșchin le povestește despre întâlnirea cu Rogojin dintre. Epahin este îngrijorat, auzit de Rogojin, care ar putea fi milionar și, prin urmare, ar putea influența rezultatul întregii situații despre cu cine se va căsători cu Anastasia. Gania pare oarecum emoționat să audă că s-ar putea să fugă cu tipul ăsta suspus și el nu va trebui să se căsătorească cu ea. Generalul sugerează că dacă Gania este la fel de deștept pe cât spune că este, va merge până la capăt cu căsătoria. În cele din urmă se întrerup pentru a discuta despre caligrafia uimitor de frumoasă a lui Mășchin. Generalul Epachin îi oferă o slujbă de scris scrisori. De asemenea, Ipachin îi spune lui Mâșchin că familia lui Gania are o casă imensă și că închiriază o parte din ea și că au un apartament gol chiar acum. Gania nu este foarte încântat, dar apoi zâmbește și îl invită pe Mâșchin să locuiască acolo. Prințul încearcă din nou să aducă în discuție singura mică afacere despre care încerca să-i ceară sfatul generalului Epahin, dar generalul îl ignoră și încă nu aflăm ce vrea Mâșchin. Mâșchin Vede un portret al Nastasiei Filipovna și se uită la el. Gania îl întreabă ce părere are despre ea și dacă nu cumva arată trăzne. Citezi. Prințul, auzit toată conversația asta, a plecat la măsuța din colț asupra probei sale de caligrafie. Isprăvind, se apropie de masă ca să predea hârtia generalului. Așadar, asta e Nastasia Filipovna. Îngână el cercetând cu multă atenție și curiozitate portretul. Frumoasă făptură! mai adăugă mușchin cu înflăcărare. Și într-adevăr, fotografia înfățișa o femeie tânără de o rară frumusețe. Era îmbrăcată într-o rochie de mătase neagră, cu o croială foarte simplă și elegantă, dar fără pretenție, părul, probabil castaniu, era strâns într-o pieptănătură simplă de tot. Ochii îi avea negri și profunzi, fruntea gânditoare, chipul, puțin cam slab și poate prea palid, exprima pasiune, lăsând să se întrevadă și o umbră de trufie. Ganea și generalul se uitau uluiți la mușchin. Cum adică Nastasia Filipovna? O cunoști dumneata pe Nastasia Filipovna? Întrebă generalul. Da, sunt numai 24 de ore în Rusia și am avut prilejul să aud vorbindu-se de această femeie minunată, răspunse prințul și povesti despre întâlnirea cu Rogojin și tot ce aflase de la acesta. ce mai fi și asta? zise generalul cuprins din nou de neliniște. Ascultase cu multă atenție istorisirea prințului și acum îl fixă pe Ganea cu o privire iscuditoare. Vreo mitocănie, desigur, murmură Ganea puțin tulburat. La ce te poți aștepta de la un negustor zorbagiu pus pe chefuri și dezmăț? Am mai auzit eu ceva despre o ispravă de-a lui. Așa, i-am auzit și eu, și a aduse aminte generalul. După întâmplarea aceea cu cercei, Anastasia Filipovna ne-a povestit totul de a fi la păr. Da, cum e altceva? Poate că într-adevăr e vorba la mijloc de un milion și de o pasiune, o pasiune brutală să zicem. Dar oricum e pasiune și se cam știe ce scapabil capabili domnișorii aceștia când o iau razna. Ah, numai de n-are și de aici vreo încurcătură." Conchise generalul căzând pe gânduri. Vă sperie milionul?" rângi Ganea. Tu nu te temi, firește." Ce impresie ți-a făcut, prințe?" îl întrebă deodată Ganea pe Mâșchin. Are aerul unui om serios sau e o pușlama ordinară? Aș vrea să știu părerea dumitale personală. În sufletul lui Ganea se petrecea probabil ceva neobișnuit, făcându-l să pună această întrebare. Părea că un gând nou îi încolțise în minte și îi sclipea nerăbdător în ochi. Cât despre general a cărui singură neliniște era vădită, se uită chiorâș la prinț ca și cum nu s-ar fi așteptat la cine știe ce mare lucru de pe urma răspunsului său. Nu știu cum să vă spun, uh... Reflectă prințul, numai că mie personal mi-a făcut impresia unui om cuprins de o mare pasiune, ba zice chiar de o pasiune bolnăvicioasă. De altfel, el însuși are încă aerul unui om suferin. Nu este exclus ca din primele zile la Petersburg chiar să cadă iarăși la pat, mai cu seamă dacă nu se cruță și se apucă de chefuri. Așa? Asta e impresia dumitale? Se agăță generalul de această supoziție. Da, e impresia pe care mi-a făcut-o. Dar ce are face că peste câteva zile ar putea să cadă la pat, zise Gania, surzând răutăcios din colțul buzelor. Asemenea, istorii se pot întâmpla fără să fie nevoie de cine știe ce mult timp și n-ar fi exclus să se întâmple ceva chiar și în seara asta. Na, tot ce se poate, dar atunci totul va depinde de ceea ce îi se va năzări în Astasie Filipovna, murmură generalul. Și o știți cum e câteodată. Ce vrei să spui?" strigă generalul indispus la culme. Ascultă, Gania, te rog, astăzi să nu contrazici. Caută să fii... într-un cuvânt să intri în voie. Te rog." Gania îl întreabă dacă s-ar căsători cu ea, iar prințul îi spune că nu se poate căsători cu nimeni din moment ce este bolnav. Gania nu se lasă. S-ar căsători Rogojin cu ea? Mâșchin spune că Rogojin s-ar căsători cu ea într-o clipă. Și apoi poate să o omoare tot într-o clipă. Este greu de înțeles de ce crede asta, dar lasă impresia că are dreptate. Vom vedea. Capitolul 4 Generalul ia pe mâșchin și intră să ia prânzul cu familia. Când intră, Epahin o sărută pe obraz pe doamna Epahin, dar este clar că situația este tensionată din anumite motive. Totuși ei se așează la masă. Ne așezăm și noi cu ei și în loc de mâncare primim o mulțime de povești care vor avea legătură cu restul romanului. Întregul capitol se depărtează de prezent și ne spune întreaga poveste despre Epahin, Toțchi, Gania și Nastasia Filipovna. Vă luminez imediat. Epahinii au trei fiice. Toate sunt foarte drăguțe și, după cum v-am informat deja, cea mai frumoasă este cea mai tânără, Aglaia. Toți din familie s-au sacrificat pentru promovarea ei, dar fără niciun resentiment. Pare inevitabil că ea va avea un fel de căsătorie fabuloasă și că celelalte surori vor renunța la o parte din zestre pentru a o face pe a ei imensă. Epahin este un fel de tată luminat, care nu le deranjează prea tare pe fete cu piața căsătoriilor, dar fica cea mare are acum 25 de ani, ceea ce la vremea aia era destul de mult. Mai pe scurt, trebuia să îi găsească repede un soț înainte de a ajunge fată bătrână. Prietenul lui Epahin, Totski, un bărbat foarte tânăr de doar 55 de anișori, este disperat să se căsătorească cu una dintre fice. Nu poate să o ia pe Aglaia, dar o poate lua pe fica cea mare care este suficient de drăguță și de blândă și dispusă să se mărite cu el. Foarte romantic, nu? <laughs> Oricum, Totski și Epahin ajung la înțelegere și demarează lucrurile, dar există o mică, mare problemă și anume Nastasia Filipovna. În tren se vorbea despre cum Nastasia Filipovna este întreținută de Totski, care i-a plătit educația și apoi a plantat-o într-o casă la țară. Ea fiind foarte tânără, complet sub puterea lui și fără a avea capacitatea de a pleca sau de a spune nu la orice își dorea el. Un adevărat filantrop, ce să mai. Nu? Pe vremea aceea, probabil știți, chiar dacă ea era minoră, acest lucru nu era calificat drept viol. Dar din contextul romanului reiese clar că Toțchi profita abuziv de puterea pe care o avea asupra ei. Ei bine, se pare că în timp ce se distra cu Nastasia la țară, a decis și el să se căsătorească. Nastasia Filipovna a aflat acest lucru, iar data viitoare când a venit să o viziteze Totski, a găsit o Nastasia total diferită în locul fetei obediente cu care era obișnuit. Ea i-a spus și l-a amenințat că nu îl va lăsa să se căsătorească cu nimeni. De asemenea, ea a găsit un precedent legal pentru că el a făcut o eroare și pe deasupra ea, înflăcărată, arată dintr-o dată de 10 ori mai fierbinte și mai frumoasă decât fusese vreodată. Totski este terminat, un scandal uriaș care să-i păteze numele este teama lui numărul 1. El s-a gândit rapid la opțiunile sale și a decis că ea nu i-ar putea face niciun rău real, Așa că ar putea la fel de bine să încerce să atenueze situația într-un alt mod decât să o ucidă. Un tip pragmatic, nu? El decide să o căsătorească cu cineva. Pentru ca acest lucru să se întâmple, el o instalează într-o casă din Petersburg cu tot luxul, tot confortul pe care banii le pot cumpăra și îi prezintă tot felul de burlaci eligibili. Dar nu, ea nu este interesată. Pur și simplu duce o viață liniștită și economisește toți banii pe care îi dă el. Acesta este momentul în care generalul lui Epaheni intră în poveste. Când Totski face propunerea de căsătorie pentru cea mai mare fică, el îi spune că știe despre toată această situație cu Nastasia Filipovna. Citez. Spre sfârșit, Nastasia Filipovna vorbi chiar cu atâta înflăcărare și surescitare despre toate astea, ceea ce de altfel era și firesc, încât generalul se declară foarte mulțumit, socotind afacerea ca și încheiată. Totski însă, care nici până acum nu se putuse elibera de sub teroarea spaimei inițiale, nu prea era dispus să creadă și mult timp se temu să nu-i fie jucată vreo nouă festă. Tratativele începură totuși. Speranța pe care cei doi prieteni își întemeiaseră manevra, și anume posibilitatea unei afecțiuni din partea Anastasiei Filipovna pentru Gania, părea să prindă consistență, încât până și afâna și Ivanovici începea uneori să spere în posibilitatea unui succes. Între timp, Nastasia Filipovna a avut o scurtă explicație cu Gane. Cuvinte se rostiră foarte puține, ca și cum toată discuția aceasta era extrem de penibilă pentru pudoarea tinerei femei. Îngăduindu-i lui Gavrilă Ardalionovici să o iubească, ea declară ferm și categoric că nu voia să fie cu nimic legată până la căsătorie, dacă această căsătorie va avea loc, și că își rezervă dreptul de a spune nu chiar și în ultimul moment. De același drepturi dispune și Gane. Curând și cu totul întâmplător, Gania a avut prilejul să se convingă că Anastasia Filipovna aflase deja până la mânând că familia lui nu o vede cu ochi buni și se opune acestei căsătorii și că din pricina aceasta se iscaseră și neînțelegeri în casa lor. Ea nu-i pomenise nimic, cu toate că el se aștepta în fiecare zi să se deschidă vorba despre asta. S-ar putea de altfel da și alte amănunte cu privire la complicațiile evite în legătură cu acest proiect de căsătorie și tratativele ce s-au dus, dar mă tem că și așa am anticipat prea mult, mai ales că unele fapte despre care se vehiculau diferite zvonuri apăreau încă într-o formă destul de vagă și de confuză. Așa, de pildă, se spunea că toții ar fi aflat de undeva cum că Nastasia Filipovna stabilise relații secrete și a căror natură nu era deloc limpede cu domnișoarele Epahin, fără știrea părinților lor, ceea ce părea cu totul neverosimil. În schimb, un alt zvon foarte plauzibil de altfel era prevestitor de atâtea primeștii încât toți nu putea să nu țină seama de el și era îngrozit ca în fața unui coșmar. Auzise ca lucru absolut cert, că Nastasia Filipovna știa prea bine motivul pentru care Ganea se însoară cu ea, că îl interesează numai banii, că Ganea avea un suflet meschin, lacum, violent, invidios și că este stăpânit de un orgoliu fără margini, aproape monstruos. Acum însă, când cei doi prieteni își propuseseră să speculeze această pasiune tot mai puternică în folosul lor printr-un târg, în care Nastasia Filipovna devenise obiect al negocierilor spre a fi vândută ca soție legitimă, Gania ar fi început să o urască, detestând-o ca pe un coșmar. În sufletul lui își făcură loc într-un amestec ciudat, pasiunea și ura, și cu toate că după amarnice ezitări consimții cele din urmă să se însoare cu această femeie eticăloasă, în sinea lui jură să se răzbune crunt și să-i vină de hac mai târziu, cum s-ar fi exprimat chipurile el însuși. Se zice că Anastasia Filipovna știa foarte bine toate acestea și uneltea la rândui ceva pe ascuns. Toate acestea lângă îngrozire între așa hal pe Afâna și Ivanovici, încât nu îndrăzni să-și împărtășească teamă nici măcar generalului Epahin. Totuși, erau momente când toți, ca toți oamenii slabi din fire, prindea curaj și își ușor încrederea, așa de pildă a fost o mare ușurare pentru dânsul când Nastasia Filipovna le făgădui în sfârșit celor doi prieteni să dea un răspuns hotărât în seara zilei ei de naștere. Familia lui Ganea crede că ea este compromisă moral și că este sub demnitatea lor. Toți ei spune că e dispus să dea 75 de ca o modalitate de a o plăti pentru viața ei distrusă. Ea este de acord cu banii, dar pretinde că Gania trebuie să știe despre bani în prealabil. În momentul în care vorbim, ca să facem o mică recapitulare, lucrurile stau așa. Peste tot circulă câteva zvonuri. Nastasia Filipovna și fiicele ei Pahin comunică între ele. Deci, Nastasia știe perfect că Gania se căsătorește cu ea doar pentru bani și că el este un tip mercantil și extrem de egoist. Gania ar fi putut avea ceva sentimente față de ea la început, dar de îndată ce bani au intrat în discuție, sentimentele au trecut pe locul 2. Generalul Epahin însuși are deodată chef pentru Nastasia și a cumpărat un colier super scump pentru petrecerea de ziua ei din acea noapte. Doamna Epahin a aflat despre acest colier și nu este tocmai fericită. Generalul Epahin este super interesat să-l ia pe mâșchin la prânz pentru ca astfel soția lui să nu inițieze discuții conjugale. Sper că ați înțeles cum stau lucrurile, pentru că acest capitol se încheie aici, dar nu veți aștepta prea mult, pentru că toată povestea se continuă în capitolul 5. Încep capitolul direct cu un citat pentru ca să înțelegeți în ce fel era perceput prințul mâșchin de cei din jurul lui. Citez. Lizaveta Procofievna era mândră de originea ei. Vă închipuiți așadar ce a simțit când, pe neașteptate, fără niciun fel de menajamente, i se spuse că ultimul reprezentant al neamului ei, acel prinț Mâșchin, de care parcă mai auzise vorbindu-se, nu era decât un sărman idiot și aproape cerșetor, gata să primească de pomană tocmai pe efectele acestei știri conta generalul, sperând că va stârni atâta senzație încât toate celelalte să rămână deocamdată uitate. De obicei, în fața unor împrejurări și situații dificile, Lizaveta Procofievna rămânea cu ochii holbați, puțin aplecată pe spate, cu privirea țintită în gol, fără să răstească un cuvânt. Era o femeie de statură înaltă și cam de -o seamă cu soțul ei părul, de culoare închisă încă destul de des, începuse să încărunțească vizibil, era cam uscățivă și avea nasul puțin coroiat, obrajii galben și subți, buze subțiri. Deși în altă, fruntea îi era îngustă, iar ochii cenușii destul de mari căpătau uneori expresia cea mai neașteptată. Avusese cândva naivitatea să creadă că privirea ei are ceva neobișnuit, de mare efect, și a rămas pentru totdeauna cu convingerea aceasta nestrămutată. Să-l primesc, zici? Să-l primesc chiar acum? Și rotindu-și ochii, generalul îi a țintit aprig asupra lui Ivan Fiorović, care nu-și afla locul. A, în privința asta, nicio grijă, nu-i nevoie de niciun fel de ceremonie, draga mea. Bineînțeles, numai dacă vrei să-l vezi, se grăbi să explice generalul. E ca un copil și încă un copil care îți face milă. Suferă de o boală cu crize, vine din Elveția a sosit ori direct de la gară. E îmbrăcat cam straniu, într-un fel de haine nemțești și n-are o lețcaie. Literalmente, niciun ban aproape să plângă. I-am dat 25 de ruble și vreau să-i găsesc un loc de conțopist în cancelaria noastră, iar pe voi, medam, vă rog să-i dați ceva de mâncare, căci se pare că e și foame. <sus> Mă uimești! Reluă pe același ton la sa. E foame și suferă de o boală cu crize? Dar ce fel de boală și ce fel de crize? A, nicio grijă. Crizele nu îi revin chiar așa de des. De altfel e aproape ca un copil. Deși pare să știe ceva carte, e instruit. Da? Voiam să vă rog, medam, să-l supuneți la un examen. Adăugă generalul, adresându-se din nou ficelor lui. Oricum, n-ar fi rău să aflăm ce aptitudini are. La un examen? Repetă tărăgâna generală și, uluită la culme, început din nou să-și rotească ochii de la cele trei fete la bărbatul său și invers. Draga mea, nu-l lua chiar așa de altfel cum vrei tu. Am socotit că ar fi cazul să-l primim bine, cu ospitalitate și să-l introducem în casa noastră, făcând prin asta o faptă bună. Să-l introducem în casa noastră, tocmai din Elveția. Elveția n-ar fi o piedică, dar, repet, fă cum vrei. Am insistat în primul rând pentru că purtați același nume de familie și cine știe, poate că sunteți chiar rude. În al doilea rând, pentru că sărmanul nu știe nici măcar unde să se acuiască. Mi-am închipuit că fiind vorba de un om din familia noastră, vei dori totuși să-l cunoști. Dar firește, mama, mai ales că nu-i nevoie de niciun fel de ceremonie. Și apoi, apoi omul, omul vine de la drum. Eu fi foame, de ce să nu-l ospătăm? N-ai auzit că n-are unde să se ducă? Interveni fica cea mare, Alexandra. Și unde mai pui că e atât de copilăros? V-am spus doar. Bun să se joace de avați ascunsele. De avați ascunsele? Dar cum vine asta? Ah, mama, nu te mai preface atât interveni cu ciudă Aglaia. Sora cea mijlocie, Adelaida, fire veselă și hazlie, nu mai putut să reziste și izbucni în râs. Ha! ha, ha. Cheamă-l, papa! Nu vezi că mama e de acord? hotărâ Aglaia. Generalul sună și porunci să fie introdus prințul. Dar cu o condiție. Să-i se lege neapărat un șervet la gât când se va așeza la masă. Declară generalea asta. Să fie chemat Fedor sau Mavra, să stea la spatele lui și să-l supravegheze când mănâncă. E liniștit, cel puțin? Nu face gesturi uh, dezordonate? Din potrivă, e chiar foarte bine crescut, are maniere alese. Cam simplu, uneori, dar iată-l că vine. Dați-mi voie să vi-l prezint pe ultimul descendent al familiei sale, prințul Mâșchin. Poartă același nume, ba chiar poate ne este și rudă. Luați-l sub oblăduirea voastră. Toată lumea va trece acum să ia micul dejun prințe, de aceea te rog să ne faci cinstea. Pe mine să mă scuzați, am cam întârziat și trebuie să mă grăbesc. Știm noi unde te grăbești, dumneata, rosti cu o mină gravă generaleasa. Mă grăbesc, mă grăbesc, draga mea, sunt în întârziere. Vă recomand, medam, să-i dați albumele voastre să vă scrie ceva. Veți vedea ce talent extraordinar de caligraf are. Adinaur, la mine, în birou, mi-a scris cu caractere vechi egumenul Pafnutie și-a pus iscălitura. Gata, la revedere. Pafnutie, egumen, ia este puțin, încotro fugi și cei cu Pafnutie, strigă s cu vădit necaz și ne liniște în glas, încercând să-l oprească pe bărbasul care o luase aproape la fugă. Da, da, draga mea, a existat pe vremuri un egumen cu acest nume, dar trebuie să ajung cât mai repede la conte, mă așteaptă de mult, chiar el m-a chemat. La revedere, prințe! Și generalul se făcu nevăzut. Doamna Epahin este total revoltată că trebuie să se ocupe de acest vagabond ciudat care pare să fie înrodit cu ea. De asemenea, ea este bulversată de general și de situația cu Anastasia Filipovna. Rezultatul? Ea este total neplăcută cu Mâșchin și nu pare dispusă să-l lase să mănânce cu ea și fetele ei. Dar fetele sunt mai inimoase și se ocupă ele de hrănirea prințului. Înainte să l întâlnească, ei presupun că Mâșchin este handicapat mental, vaza seama toți sunt gata să joace cu el jocuri pentru copii mici și să-i dea o bavetă cu care să mănânce. La masă, prințul Mâșchin începe să cucerească doamnele cu combinația sa patentată de împărtășire excesivă a adevărului despre el. Se pare că este un stil conversațional care nu dă rateuri niciodată. Doamna Epahin cere să-i mai spună, iar prințul vine cu o chestie despre cât de mult îi plac măgarii după ce a văzut unul în timpul călătoriei sale în Elveția. Ei bine, fac chiar o mică paranteză, una dintre ideile principale ale acestui roman este întrebarea supremă ce s-ar întâmpla dacă Isus s-ar întoarce pe pământ chiar acum. Chiar acum, în acest caz, fiind mijlocul secolului al XIX-lea în Rusia, evident. O altă idee este conceptul de Hristos care nu era de fapt divin. O idee populară la acea vreme, că Isus nu era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, ci de fapt doar un tip total neprihănit care încerca să ne învețe pe toți cum să trăim. Dacă n-am fost foarte clar, cam acesta este personajul prințului Mâșchin, un om muritor a cărui personalitate și caracter este o versiune actualizată a lui Isus. Și acum să ne întoarcem la măgar. Ei bine, Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgar, așa că, da, iată o legătură și aici. Epahinii sunt foarte impresionați de această poveste despre măgar și apoi sunt și mai impresionați când Mâșchin susține că aproape tot timpul în care a stat într-un sat elvețian, la recuperare, a fost fericit. Poate i-ar putea învăța și pe ei cum să fie fericiți și din moment ce vorbitul este la îndemâna lui Mâșchin, el își expune rapid teoria conform căreia fericirea este o stare de spirit și nu are nicio legătură cu viața exterioară. Fiecare moment este sacru. Adică trăiește clipa. Aglaia își bate joc de această idee. Mâșchin continuă cu o poveste care este de fapt direct din viața lui Dostoevski, v-am zis deja despre asta, un tip este condamnat la moarte. Vine ziua execuției, iar el tot numără minutele și secundele până la final. El este condus la eșafod, legat la ochi, și apoi exact când plutonul de execuție își încarcă armele, este iertat. Așa s-a întâmplat cu tânărul Dostoevski, care a făcut parte dintr-o rebeliune destul uh, de mare împotriva țarului, care a decis să dea o lecție tuturor rebelilor, făcând acest lucru cu salvatul în ultimul moment. Dostoevski a fost profund afectat de asta și mi se pare normal, este de un sadism cutremurător. Oricum, ideea lui Mâșchin este că două minute înainte ca moartea să se întâmple, au fost cele mai semnificative două minute din viața acelui tip și el s-a hotărât să trăiască mereu ca și cum ar muri peste două minute. Aglaia crede că totul sună foarte bine, dar de fapt nu poți trăi atât de intens în fiecare minut al vieții tale. Există viața de zi cu zi care se întâmplă și care îți distrage atenția. Prințul încearcă să le explice de ce are el dreptate și le vorbește în mod constant oamenilor prin pilde, ca și Isus. Aglaia se întreabă dacă Mâșchin a văzut vreodată o execuție reală. El devine un pic cam mistic și îi spune lui Aglaia despre un tablou pe care crede că cineva ar trebui să-l picteze cu un tip care tocmai este pe cale să fie decapitat. Apoi prezintă o scenă cu adevărat detaliată a unei execuții pe care a văzut-o. Un pic cam înfiorătoare descrierea lui și un pic cam nepotrivită, așa că pentru a schimba subiectul, Aglaia îl roagă pe Mâșchin să le spună despre când a fost îndrăgostit. Capitolul 6 Mâșchin ezită puțin, dar fiind adeptul sincerității totale, începe destul de repede să-și spună povestea de dragoste, care nu a fost deloc despre o dragoste romantică. El se joacă puțin cu audiența aici, pentru că cea mai mare dragoste din viața lui Mâșchin a fost gașca de copii cu care s-a împrietinit în satul elvețian, în care a fost tratat de epilepsie. Înainte de a continua, cred că ar fi bine să vă pregătesc puțin. Vă spuneam despre teoria vremii cu Isus, care nu era e, divin. Ei bine, la ce trebuie să te gândești când citești toate aceste chestii despre aventurile lui Mâșchin cu Maria, o fată săracă din satul elvețian, care de fapt este povestea Mariei Magdalena, acea prostituată pe care Isus a salvat-o cu celebra replică Cine este fără păcat să arunce prima piatră. Deci o avem pe Maria din sat și povestea ei seamănă cumva cu a Mariei Magdalena din Biblie, pe care trebuie să o luați ca pe o parabolă despre pildele lui Isus și reinterpretate în spiritul realismului de secol XIX. Mășchin iubește cu adevărat copiii, el crede că ei sunt viitorul nostru, vrea să învețe ce trebuie ca să fie mai buni și în mare parte el vrea să le arate toată frumusețea pe care o au în interior, și în acest spirit, Mâșchin le spune copiilor totul așa cum este. Nu primim prea multe detalii despre ceea ce ar putea însemna asta, dar toți adulții din sat sunt revoltați, așa că bănuim că le spune copiilor adevărul despre sex, violență sau moralitate îndoielnică. Între timp, în sat se află această bătrână bolnavă care locuiește cu fica ei, Maria. Ele sunt foarte sărace, un vânzător ambulant o seduce pe Maria, și apoi o abandonează o săptămână mai târziu, ceea ce pentru morala vremurilor respective era un dezastru, ca să nu mai fi virgină. Maria se întoarce în sat, unde toată lumea, inclusiv mama ei, începe să o trateze ca pe o scursură. Și ea acceptă total acest lucru și în loc să fie revoltată, se așteaptă de fapt la acest tip de tratament. Totul sună foarte trist. Bătrâna moare și Maria nu mai are chiar nimic și începe să moară de foame. Ea este hrănită uneori de un păstor când ea se furișează la pășune și îl ajută cu vacile. Dar nici nu are unde să locuiască, așa că se și îmbolnăvește de tuberculoză. Toți copiii văd cum se comportă adulții cu această fată și imită și ei ceea ce văd, aruncând cu pietre în ea și fiind foarte răi cu ea. Citez. Iată cum s-a întâmplat. Doream să o ajut cu ceva pe biata nenorocită pe Maria. Iar fi prins bine niște bani, dar acolo în Elveția n-am avut niciodată o para. În schimb, aveam la mine un ac de cravată cu diamant și l-am vândut unui telal ambulant, care își făcea negustoria un umblând din sat în sat. Îmi dădu 8 franci pe ac, care valora pe puțin 40. Multă vreme n-am putut să dau ochii cu mărie singură. În sfârșit, o găsi afară din sat, pe o cărare ce ducea sus pe munte. În dosul unui copac, i-am dat cei 8 franci, sfătuind-o să-i cheltuiască cu socoteală, pentru că nu o să-i mai pot da alții. Apoi am sărutat-o și am spus să nu și închipuie că umblu cu vreun gând rău și că o sărut nu pentru că aș fi îndrăgostit de dânsa, ci pentru că mi-e milă și că n-am socotit o vinovată chiar de la început, ci doar o ființă nefericită. Aș fi vrut tare mult să-i spun cuvinte de mângâiere pornite din inimă, să o convin că nu trebuie să se socoate atât de nenorocită în fața celorlalți, dar ea mi se pare că nu m-a înțeles. Mi-am dat seama de asta imediat, deși a stat tot timpul tăcută în fața mea cu ochii în pământ și rușinându-se grozav. Când am terminat, îmi sărută mâna. I-am prins-o îndată pe a ei și am vrut să-i o sărut, dar și-o trase iute. Aici ne surprinseră copiii, o ceată întreagă. Pe urmă am aflat că ei se ținau de multă vreme după mine. Începură să fluieră, să bată din palme și să râdă. Maria o lor la fugă. Am vrut să le spun ceva, să le vorbesc, dar dă dură să arunce cu pietre în mine. În aceeași zi aflară cu toții, știa tot satul și toate se sparseră iarăși în capul sărmanei Mărie. Le devenise și mai nesuferită. Auzisem chiar spunându-se că fusese vorba să îi se dea o pedeapsă, dar slavă Domnului nu s-a ajuns până acolo. Copiii însă nu mai lăsară deloc în pace. O necăjau și mai mult și aruncau cu noroi în ea, ca să scape de ei sărmana o lua la fugă, pierzându-și răsuflarea și necându-se în dar ei se țineau scai după dânsa, urlând și fluierând. Într-o zi era cât pe ce să sar la ei cu bătaia. Pe urmă, încercai să-i fac să înțeleagă. Le vorbeam în fiecare zi de câte ori îi întâlneam. Uneori se opreau și mă ascultau, deși continuau să o înjure. Le-am povestit cât era de nenorocită. Curând au încetat să o mai insulte și zărindu-o se depărtau în tăcere. Încet cu încetul începură să intre în vorbă cu mine. Nu le-am ascuns nimic. Le-am povestit totul. De data aceasta, mă ascultară cu multă atenție și în curând se arătară înțelegători și miloși față de Mărie. Unii din ei, când o întâlneau, o salutau prietenos. Oamenii de acolo, când se întâlnesc, de obicei își dau bună ziua, indiferent dacă sunt cunoscuți sau nu. Își scot pălăria sau se înclină sau fac o mișcare din cap și îi spun câteva cuvinte de salut. Îmi închipui cât de mirat a fost Maria. Într-o zi, două fetițe făcut rost de câte ceva de ale mâncării și-i duseră ei. Pe urmă venire să-mi spună că pe Marie o podidise plânsul și că acum el o iubesc mult de tot. În curând, toți copiii au îndrăgit-o pe Marie și în același timp mă îndrăgire dintr-o dată și pe mine. Veneau mereu la mine, rugându-mă să le povestesc câte ceva. Se pare că povesteam frumos, deoarece le plăcea să mă asculte. Și de fapt, tot ce am învățat și am citit eu acolo în trei ani, a fost pentru a avea ce să le povestesc copiilor. În cele din urmă, Maria moare, mormântarea este în mare parte lipsită de cortegiu, cu excepția faptului că toți copiii vin și chiar încearcă să ducă sicriul. După aceasta, Mâșchin nu mai are voie să stea cu ei și le este interzis să-i vadă. Dar ei încă găsesc modalități de a se întâlni în secret pentru a auzi lucruri noi pe care trebuie să le învețe. În sfârșit, Mâșchin se hotărăște, trebuie să părăsească satul pentru a se întoarce în Rusia. Copiii îl conduc și văd trenul plecând și el se gândește cât de ușor se înțelege cu copiii și cât de greu cu adulții. Mășchin termină povestea și se uită la fețele epahinilor. Chipul surorii celei mai mari este vesel și plin de compasiune, cel mijlociu este dulce și ușor trist, iar cel al mamei arată că și ea a fost cândva copil. Dar, capitolul 7. Dar nu ne-a spus nimic de chipul Aglaei, nu? Fața ei este minunată, nu? Așa ni s-a spus și Mășchin este de acord, că este cu adevărat frumoasă. Apoi îi scapă că e la fel de frumoasă ca fața Nastasiei Filipovna. <gângânt> Uriașă gafă. Nu menționez numele unei astfel de femei în prezența unor doamne de înaltă clasă. Bine, cu această gafă aflăm că Mășchin merge prin viață cu două picioare stângi și nu prea are tact sau maniere. Citez. Eu aș zice să nu ne pripim, mama, strigă Aglaia. Prințul spunea că în toate mărturisirile acestea pe care le-a făcut aici, s-a lăsat condus de un anume gând și că toate și-au tâlcul lor. Așa e, o susținură râzând celelalte două. Nu rădeți, dragele mele, el singur e poate mai isteț decât voi toate la un loc. Veți vedea, dar prințe, n-ai spus nimic de Aglaia. Ea așteaptă și eu de asemenea. Acum nu pot să spun nimic, altă dată poate. Dar de ce? Nu o găsești suficient de interesantă? Oh, nu, din potrivă e de o frumusețe extraordinară. Dumneata, Aglaia Ivanovna, ești atât de frumoasă că e frică omului să te privească. asta e tot, dar caracterul, insistă generaleasa. E greu de judecat frumusețea. Nu sunt încă în măsură să o fac. Frumusețea e o enigmă. Așadar îi propui Aglaia să dezlege o enigmă? Spuse Adelaida. Ia să te văd, Aglaia. Va să zic că e frumoasă, prințe? Negrăit de frumoasă, răspunse înflăcărat prințul, uitându-se cu admirație la Aglaia. Aproape ca... aproape ca Anastasia Filipovna, deși chipul ei e cu totul altfel. Mama și fiicele se priviră surprinse. Ca cine? Făcut răgănat sa. Ca Nastasia Filipovna, ai zis? Care e Nastasia Filipovna? Unde ai văzut-o dumneata pe Nastasia Filipovna? Uh, Adineauri, -a, Gavrilă Ardalionovici i-a arătat portretul ei lui Ivan Fiodorovici. Cum? I-a adus portretul ei lui Ivan Fiodorovici? Da, ca să-i arate. Nastasia Filipovna i-a dăruit astăzi lui Gavrilă. Ardalionovici portretul ei ca amintire, iar el l-a adus ca să îi arate lui Ivan Fiodorovici. Vreau să-l văd!" se răsuci în loc generalea sa. Unde este portretul? Dacă i l-a dăruit lui, înseamnă că-l are și de bună seamă n-a plecat încă. În fiecare miercuri când vine la birou, nu pleacă niciodată înainte de ora patru. Să vină imediat Cavrilă Ardalionovici." Ba nu, în ce mă privește, nu prea ard de dorința să-l văd. Fii bun, dragă prințe, du-te de i cere portretul și adă aici. Spune-i că am vrea să-l vedem și noi. Te rog. E un om interesant, nimic de zis, dar e cam naiv și simplu, observă Adelaida după ce prințul ieși din salonaș. Simplu din calea afară, întărie Alexandra, ba zice că e aproape caraghios. Dar și una și cealaltă păreau că nu-și exprimă în întregime gândul. Totuși, la caracterizarea chipurilor noastre s-a descurcat destul de bine, zise Aglaia. A știut să mă pe toată lumea, chiar și pe mama. Dar ce vorba e asta că a știut să mă măgulească? Se burzurii generalea sa. Mă rog, fie și așa dacă țineți neapărat, dar în cazul acesta eu aș zice că mai mult m-am simțit eu măgulită decât a fost în intenția lui să mă măgulească. Tu crezi că din partea lui a fost pur și simplu un joc abil? Întrebă Adelaida. Am impresia că nu-i chiar așa de naiv cum pare. E, gata, v-ați și pornit, se mânie generalea sa. După mine voi sunteți mai caragioase decât el. E cam simplu și cei drept, dar e cu cap, bineînțeles, în sensul cel mai nobil al cuvântului. Întocmai ca și mine. Prințul Mâșchin se apostrofa singur. Ai urât, firește că mi-a scăpat vorba asta cu portretul, se gândea prințul, îndreptându-se spre cabinetul generalului. Da, cine știe, poate că e mai bine că le-am spus. În mintea lui miji atunci un gând ciudat. Cei drept foarte nedeslușit încă. Mășcina ajunge la Gania și îi spune că fără să vrea le-a spus despre discuția de la birou. Gania e terminat. Apoi îi dă lui Mășchin portretul și de asemenea îi dă un bilet pe care să-l dea Aglaiei. Da, de data asta Gania explică foarte clar, dă-i la Aglaiei, nu-l citi și nu-l lăsa pe nimeni altcineva să te vadă că îl dai, nu-l arunca în șemineu, nu-l mânca, etc. <laughs> În lumina comportamentului lui Mâșchin sunt logice toate aceste instrucțiuni, mă gândesc. Mâșchin îi strecoară biletul lui Aglaia și se întoarce la doamne cu portretul. Ei o verifică pe Anastasia Filipovna și sunt de acord că este foarte frumoasă. Doamna Ipachin îl tachinează pe Mâșchin, bănuindu-l că el este atras de acel tip de frumusețe, tipul întunecat și suferind. Desigur că da. Doamna Epahin este cu adevărat supărată pentru că își dă seama că există un singur motiv pentru care Gania ar avea din întâmplare un portret al Nastasiei Filipovna, că se gândește la căsătorie. Ea cere să-l vadă. Când apare Gania, doamna Epahin îl întreabă despre căsătorie și el minte, spunând că nu se va căsători prea curând. Ea este încă supărată și părăsește camera. Pleacă și cele două ofice mai mari. Aglaia îi cere lui Mășchin să scrie ceva în albumul ei de citate, deoarece el are o caligrafie atât de minunată. Gania o încolțește și cere un răspuns la biletul lui. Dar ea se uită la el fără emoție și îi cere prințului Mășchin să scrie cuvintele Eu nu negociez. Bam! Acesta este răspunsul tău chiar acolo, domnule idiot Gania. Gania este supărată și a lucrurile și pleacă. Mășchin merge cu el deoarece el va închiria o cameră de la familia lui dar Aglaia îl oprește repede și îi dă să citească biletul lui Gania. Bilețelul e cam nebunesc. Gania îi cere practic Aglaiei să-i spună să întrerupă Logodna cu Anastasia în schimbul Logodnei cu ea. Gania are această speranță în ideea că Aglaia ar putea avea sentimente pentru el și că aceasta ar fi o modalitate de a o într-un fel de angajament față de el. Aglaia este prea inteligentă pentru a juca acest joc. Ea îi spune lui Mâșchin afacerea, îi jocorește planul lui Gania de a o prinde într-o relație romantică și îi dă înapoi bilețelul pe care să îl dea lui Gania fără niciun răspuns. Cei doi bărbați ies afară și Mâșchin îi dă lui Gania bilețelul. Apoi îi spune tot ce tocmai s-a întâmplat cu Aglaia. Morala e previzibilă. Nu îi spune nimic lui Mâșchin dacă vrei să rămână un secret. Furios, Gania îl numește idiot pe mușchin de mai multe ori, până când în sfârșit Prințul se simte deranjat și îl întreabă pe Gania dacă ar prefera să-l lase să găsească alt loc unde să stea, dar Gania este ferm hotărât să-și țină prietenii aproape și pe dușmanii săi și mai aproape. Își cere scuze că l-a făcut idiot și Mâșchin pleacă acasă cu el. Capitolul 8 Gania și familia locuiesc într-o casă destul de drăguță, dar locul este mic și înghesuit pentru că închiriază jumătate din camere. Acesta nu este cel mai bun lucru de făcut cu o casă în care locuiești și Gania, care se străduiește din greu să fie bine văzut în societate, este destul de jenat că este nevoit să facă asta. De asemenea, își tiranizează familia. O minune de om. <laughs> Acum avem prilejul să-i întâlnim pe toți din familia lui și pe toți chiriașii lor. Mama lui Gania, Nina Alexandrovna, pare drăguță, dar este în mod evident foarte stresată. Varia, sora lui Gania, este frumoasă, dar nu-i pasă prea mult de aspectul ei. Ea are un pretendent, un prieten de-a lui Gania, care pare să vrea să se căsătorească cu ea, dar de care ei nu-i place cu adevărat. Mai este și Colia, frățiorul lui Gania, care se împrietenește imediat cu Mâșchin, ceea ce are sens pentru că lui îi plac copiii. Când Mâșchin se duce în noua sa cameră, îl întâlnește pe Ferdișenco, care intră neinvitat și se comportă ciudat și misterios. Mai există și generalul Ivolgin, tatălui Gania, care pare să sufere de demență sau ceva de genul acesta și de asemenea este trufaș și foarte important în atitudinea lui. Toată lumea îi cere lui Mâșchin să nu-i dea niciun ban generalului Ivolgin. Generalul spune o poveste lungă despre cum a fost apropiat de tatăl mort al lui Mâșchin. Doar că el înțelege greșit toate detaliile vieții bărbatului, așa că cel mai probabil nu l-a cunoscut cu adevărat. E un personaj foarte ciudat și greu de explicat. Nina Alexandrovna încearcă să bage acest comportament sub covor și își cere scuze. Impresia mea este că generalul e doar nebun. Între timp, Varia găsește portretul în miniatura lui Nasasia Filipovna pe care Gania îl avea. Familia îl examinează și toți vorbesc despre cât de supărați sunt de ideea că această femeie ar putea veni să locuiască în casa lor. Ptisin le spune că problema căsătoriei ar trebui să fie decisă în acea noapte la petrecerea ei. Gania intră în cameră și mama lui începe imediat să pună întrebări despre petrecere și despre cum se va rezolva problema căsătoriei. Gania se enervează și începe să țipe la mâșchin, pentru că a vorbit iar prea mult. Pentru prima dată însă nu mâșchin este cel care a împărtășit prea mult, ci ptisin, care mărturisește. Gania este pregătit pentru o scenă, dar, în mod surprinzător, mama lui spune că s-a răzgândit și că este dispusă să trăiască cu orice decizie ia Gania în privința căsătoriei. Încurajat, Gania promite că, oricât de respingătoare pare să fie Anastasia, va fi întotdeauna respectoasă față de familia lui. Dar nu este o scenă gen Dostoevski decât dacă există și țipete, nu? Așa că. citez. Discuțiile în jurul acestei chestiuni erau întotdeauna un punct nevralgic pentru toți membrii familiei. Am spus că dacă ea intră în casa asta, eu plec și am să mă țin de cuvânt, declară Varia. Din încăpățânare, zbiră Ganea. Tot din încăpățânare, nu vrei nici să te măriți. Ce te repezi așa la mine, crezi că mă sperii? Puțin îmi pasă de lumea ta, Varvara Ardalionovna. Poftim, pot să ții valea chiar și acum dacă vrei. Mi s-a făcut lehamite. Cum te hotărât în sfârșit să ne lași singuri, prințe? Îi strigă el lui Mâșchin, văzându-l că se ridică de pe scaun. După felul cum vorbea, se simțea că Ganea ajunsese în acel hal de enervare când omul începe să se complacă în această stare, lăsându-se în voia ei, fără a încerca să se stăpânească și fără să-i mai pese de urmări. Prințul, care era în pragul ușii, se întoarse cu intenția să-i răspundă, dar văzând fața descompusă a aceluia care îl jignise, și-a dat seama că nu mai lipsea decât o singură picătură ca paharul să se reverse. De aceea nu spuse nimic și ieși din încăpere. Câteva clipe după aceea, auzind tonul ridicat și glasurile din ce în ce mai enervate din salon, înțelese că fără el discuția a devenit mai aprigă și mai inversunată. Ca să ajungă în odaia lui, prințul trebuia să treacă din salon în antreu și de acolo în coridor, Ajungând în dreptul ușii de intrare, băgă de seamă că cineva de afară trăgea cu disperare de șnurul clopoțelului, care nu scotea decât un zbârnit neputincios, se stricase evident ceva la sonerie. Prințul trase zăvorul, deschise ușa și, cu tremura de un fior rece, se dădu în lături. În fața lui era Nastasia Filipovna. O recunoscut numai decât după fotografie. Când îl zări în ușă, ochii îi scânte iară cu ciudă, păși repede în antreu, împingându la o parte cu umărul și îi spuse cu glas în timp ce scotea mantoul. Dacă ți-e lene să dregi soneria, s-ar cădea cel puțin să stai în antreu, ca să deschizi când bate cineva. Poftim, acum mi-a scăpat și blana pe jos, gogomanule! Blana, într-adevăr, căzuse pe podea. Nastasia Filipovna, neavând răbdare să aștepte până în o dumerie el să o ajute să scoată blana, și o le lepădase de pe umeri și, fără să se uite înapoi, eu a zvârli în brațe, dar prințul nu mai apucă să o prindă din zbor. Meri să te dea afară, du te și mă anunță. Prințul vrut să spună ceva, dar tulburarea era așa de mare că nu putea să articuleze niciun cuvânt și buimat porni spre salon cu blana în mână, așa cum o ridicase de jos. E poftim, acum se duce cu blană cu tot, dar de ce ai luat-o? mare nătă rău! Prințul se întoarse și, -și a țintit privirea înmărmurită asupra Anastasiei Filipovna. Văzând o cărâ de zâmbi și el dar limba îi rămase lipită de ceruguri. În momentul când o văzuse în ușă, pălise groaznic, iar acum sângele îi năvăli din nou în obraz. Dar ce cu idiotul ăsta? Strigă ea bătând din picior în furiată. Unde te duci? Pe cine ai să anunți, mă rog? Pe Nastasia Filipovna, îngăimă prințul. Și mă rog de unde mă cunoști? Îl întrebă ea uimită. Nu te-am văzut niciodată. E, hai, hai, du-te și mă anunță. Ce larmă se aude acolo? Se ceartă, răspunse prințul și porni spre salon. Mășchin se întoarce în salon și anunță numele. Tan, 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 tan. <laughs> Situația se anunță a fi distractivă, dar nu în acest capitol, ci în următorul, nu plecați prea departe. Capitolul 9 Dostoevski nu ne dezamăgește, și distracția începe cu adevărat. Romanele lui sunt cunoscute printre multe lucruri profunde și pentru certurile nebunești cu multe țipete dintre o grămadă de oameni încordați, și de obicei blocați împreună într-o cameră mică. În acest spațiu redus, resentimente și secrete ies la iveală, toate aromate cu un extra topping de claustrofobie. Ca să vă pregătesc, acest fel delicios de groaznic se va întinde pe câteva capitole. Să reluăm. Nastasia intră și toți ceilalți sunt mult prea uluiți să spună sau să facă ceva. Nu au mai întâlnit-o până acum și nu așa credeau că se va întâmpla acea întâlnire. Gania este convins că este acolo doar ca să-i bajocorească pe toți. Ea arborează o față fericită de musafir și începe să vorbească. Gania o prezintă mamei și surorii lui, care sunt complet îngrozite, dar reușesc să-i răspundă puțin, când Nastasia aruncă o privire la chipul total jenat, înnebunit, nefericit și, în general, mizerabil al lui Gania, ea începe să râdă de el. Mâșchin vede că Gania este pe care să-i nerveze și să răbufnească și îi spune să se calmeze, moment în care Gania explodează, dar se descarcă pe Mâșchin, aproape bătându-l. În momentul în care Mâșchin și Nastasia sunt prezentați și el scoate la iveală o parte din farmecul lui mistic și îi dezvăluie despre cum a recunoscut-o nu doar din portret, ci și pentru că simte că ei se cunosc dintotdeauna. Mă gândesc acum fără să vreau că toată asemănarea cu Maria Magdalena nu se aplică doar Mariei, fata din satul elvețian, ci chiar și Nastasiei. Nu luați ideea mea ca pe un, una academică, pentru că nu e cazul. Vă împărtășesc doar așa, ce gândesc, fără nicio bază critică. Na, știu, vorbesc cam mult azi. <laughs> Citez. O emoție generală îi cuprinse pe cei de față. Nina Alexandrovna lăsă chiar să-i scape un țipăt ușor. Ptițân, neliniștit, făcu un pas înainte. Colea și Ferdashenko, care tocmai intrau, se opriseră în ușă încremeniți, numai varia singură rămase nemișcată lângă mama ei, în picioare, cu brațele încrucișate pe piept, urmărind scena cu o privire încruntată. Dar în aceeași clipă, printr-un efort nemaipomenit, Gania izbuti să se stăpânească izbucnind într-un râs nervos. Ce spui, prințe? Parcă ai fi doctor!" strigă el pe cât i-a fost cu putință mai vesel și mai prietenos. Vrei să mă sperii?" Nastasia Filipovna, îmi dai voie să ți-l prezint pe acest personaj rarisim, cu toate că și eu personal nu l-am cunoscut decât azi dimineață. Nastasia Filipovna îl privea nedumerită. Prinț? E prinț? Închipuiți-vă ca din aur investibul, l-am luat drept la cheu și am poruncit să mă anunțe. <laughs> nu-i nimic, nu-i nimic, să grăbi să se amestece în vorbă Ferdișenco, bucuros că lucrurile s-au aplanat. Nu face nimic, se non vero. Ba, mi se pare că ți-am spus și vorbe de o cară, prințe. Iartă-mă, te rog. Ferdushenko, cum de ești dumneata aici la ora asta? Mă gândeam că cel puțin pe dumneata n-am să te găsesc aici. Cum ai spus, prințul Mâșchin? Hm. Îl mai întrebă ea încă o dată pe Gania, care continuă să-l țină de umăr pe prinț și după ce îi prezentarea. Chiriașul nostru, preciză Gania. Era limpede că pe mâșchi îl prezentau aici ca pe un specimen ciudat și că deplasarea atenției asupra lui servea drept prilej fericit pentru familie de a ieși cumva din situația falsă în care se pomenise. Cei din jur aproape că îl împingeau spre Anastasia Filipovna. Mai mult decât atât, prințul, auzi rosindu-se foarte dezlușit cuvântul idiot, îl spusese șoptit careva în spatele lui, Ferdeșenco, desigur, ca să o informeze probabil pe Nastasia Filipovna spune mi pentru ce nu mi-ai atras atenția adinauri când m-am uh, înșelat așa de urât în privința dumitale? Urmâna Sasia Filipovna, măsărându l pe prinț din cap până în picioare, fără niciun fel de sfială. Aștepta nerăbdătoare răspunsul, fiind convinsă că prostia pe care o va debita acesta îi va oferi un prilej de veselie. Uh, am fost surprins de apariția dumitale neașteptată, îngăimă prințul. Dar cum de știut că sunt eu? Mai ai mai văzut undeva înainte? În adevăr, acum îmi pare și mie că te-am mai zărit cândva. Și dă voie să te întreb. Pentru ce ai rămas atât de uluit, Adinaor? Ce ți s-a părut uluitor la mine? Acuiacu -acu, se amestecă iar Ferdășenco cu obișnuitele schimonoseli. Ei, hey, hai de drumul, ce mai aștepți? Phe, câte și mai câte n-aș spune eu la o asemenea întrebare. Dar vorbește odată, omule! A, da mare, n-atâng mai ești după toate astea și eu în locul dumitale aș spune multe lucruri, îi răspunse prințul râzând. Maia din ori m-a impresionat grozav portretul dumitale, se întoarse el din nou către Anastasia Filipovna. Pe urmă am vorbit de dumneata cu doamnele Epahin. Iar în dimineața asta, înainte de a ajunge la Petersburg în tren, mi-a vorbit mult despre dumneata Parfion Rogojin. În clipa când ți-am deschis ușa, tot la dumneata mă gândeam și deodată ai apărut înaintea ochilor mei. Dar cum m-ai recunoscut? pentru că văzuse mai înainte portretul dumitale și... Și mai ce? Și pentru că era în tocmai așa cum te-am închipuit. Mi se pare și mie acum că te-am mai văzut și altă dată. Unde? Când? Ochii dumitale îmi par așa de cunoscuți, dar nu, 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 e cu neputință. Am spus-o într-o doară, fără să mă gândesc. N-am locuit niciodată în Petersburg, poate în vis? Nastasia este suficient de distrasă încât să cadă un pic sub vraja mistica a prințului, dar exact când lucrurile se calmează, apare generalul Ivolgin. Nebun. Gania este pe cale să moară de rușine și furie și începe să se întrebe dacă banii merită să treacă prin toată jena. Mai mult ca sigur că nu, dar ce mai contează. Ivolgin este deja beat, dar are totuși o ținută oarecum respectabilă, până în când începe cu obișnuita lui vorbărie de om dus cu pluta. Restul familiei încearcă din răsputeri să-l facă să plece, dar nu reușesc. Nastasia este suficient de inteligentă pentru a vedea că el este o țintă ușoară, așa că îl roagă să rămână și să vorbească mai departe. Ivorgin începe să spună o poveste despre cum a fost prieten cu generalul Epahin, până când acesta a avut o altercație cu guvernanta unei prințese într-un compartiment de tren. Ea, pentru că fuma în compartiment, i-a aruncat țigara pe fereastră, iar el, la rândul său, i-a aruncat câinele pe fereastră. Nastasia este extrem de amuzată pentru că tocmai a citit aceeași poveste care i s-a întâmplat unei englezoice din Belgia. A citit-o în ziar. Nu poate să creadă că i s-a întâmplat același lucru. Generalului Vorghil încearcă să vină cu o explicație, dar evident că minte. Atmosferă încordată în partea familiei până când se aude din nou soneria. Cine poate fi? Evident cineva care va face ca această întâlnire să scape și mai mult de sub control n-aveți timp să beți un pahar cu apă pentru că începe capitolul 10. Sunteți curioși să știți cine sună la ușă. Rogojin și noul său prieten Lebedev, slujbașul din tren, și o mulțime întreagă de alți idioți beți. Rogojin intră țipând la Gania, dar este șocat să-i vadă pe Nastasia și mâșchin în casă. Toată lumea este supărată, pusă pe ceartă, vene care pulsează pe frunțile tuturor. Gania îl întreabă dacă el e rogojin și dacă s-au mai întâlnit, se pare că s-au mai întâlnit. Ptisân se pare că a fost și el prezent. Rogojin nu își poate lua ochii de la Nathan. Rogojin nu își poate lua ochii de la Anastasia și pur și simplu îi adresează întrebarea arzătoare de pe buzele tuturor. Se va căsători ea cu Gania sau nu? Ea spune imediat că nu. Rogojin este ușurat. Gania este evident destul de supărat și încearcă să-i dea afară pe Rogojin și gașca lui. Dar nu îl poate opri pe Rogojin, care acum scoate o grămadă de bani și începe să liciteze împotriva lui Gania pentru Nastasia. Nu este clar dacă încearcă să o cumpere de la Gania sau să stabilească un preț pentru favorile ei sau ambele. Dar în orice caz, el promite că îi va livra ei 100.000 chiar în noaptea aceea la petrecerea ei. Nastasia îl îndeamnă pe Rogojin să continue să stabilească prețuri din ce în ce mai mari pentru ea. Acest lucru o face să sune ca o prostituată, ceea ce confirmă cele mai rele suspiciuni ale lui Varia cu privire la această potențială cumnată. Citez: Oare nu se găsește nimeni care să o scoată de aici pe dezmățata asta? Izbucni Varia tremurând de mânie. Dezmățată asta sunt eu care va să zică!" ripostă cu o veselie disprețuitoare Anastasia Filipovna. Și când mă gândesc cum am venit ca o proastă să invit la mine la serate. uite cum mă tratează surioara numită Gavrila Ardal Ionovici!" Câtva timp Gane Ganea rămase calovit de trăzne după ieșirea surorii lui, dar văzând că de data aceasta Anastasia Filipovna este hotărâtă să plece cu adevărat, se năpusti ca un turbat la varia, apucând-o brutal de braț. Ce ai făcut?" urlă el privind-o în ochi de parcă ar fi vrut să o prefacă în scrum pe loc. Era evident că își ieșise din minți și că nu mai era în stare să judece. Ce am făcut?" Încotro mă tragi. Vrei poate să mă duc să-i cer iertare pentru că ai insultat-o pe mama și că a venit să-ți facă de râs casa. Om de nimic ce ești, țipă din nou varia, înfruntându-și fratele cu o privire triumfătoare și plină de sfidare. Câteva clipe stătură așa încremeniți unul în fața celuilalt. Gania continua să o țină de braț. Varea își smuci odată și încă o dată mâna, încercând să o desprindă din strânsoarea lui, dar nu izbuti și deodată scoasă din fire îl scuipă drept într-un obraz. Puh! Așa, fată, zic și eu, strigă Anastasia Filipovna. Bravo, ptițe, în felicitările mele! Gania a văzut negru în fața ochilor și în neștire ridică brațul să o lovească pe sorsa. Un moment și lovitura era să cadă în plin, când deodată un alt braț se interpuse și-l opri pe acela lui Gania. Între acesta și sora se postase prințul. Ce faci? Oprește-te!" spuse acesta apăsat, cu toate că din pricina emoției tremura și el din tot corpul. Iarăși, dumneata, până când ai să-mi tot stai în cale?" urlă Ganea și eliberând odată brațul variei, se întoarse către mușchin și nebunii de furie, îl lovi cu toată puterea peste obraz. Ah!" Oh! făcu colea frângându-și mâinile. O, oh, Doamne!" Din toate părțile izbucniră strigăte și exclamații de indignare. Prințul îngălbeni. Îl privi pe Ganea drept în față cu o ciudată expresie de dojană. Buzele îi tremurau, încercând zadarnic să articuleze ceva, apoi se chimonosire într-un zâmbet straniu și cu totul în la locul lui. De mine nu-mi pasă, dar pe ea n-am să îngădui, murmură el în cele din urmă, însă nu se mai putu stăpâni, se îndepărtă brusc de Ganea, își acoperi fața cu mâinile și, retrăgându-se într-un colț al încăperii cu fața la perete, îngăimă cu un glas întretăiat. Oh, ce rușine o să-ți fie mai târziu pentru ceea ce ai făcut! Ganea, într-adevăr, înlemnise pe loc, părea cu desăvârșire zdrobit. Colea alergă să-l îmbrățișeze și să-l sărute pe mușchin. După el se îmbulziră în jurul prințului Rogojin, Varia, Ptițin, Nina Alexandrovna, toată lumea, chiar și bătrânul Ardalion Alexandrovici. Nu-i nimic, nu, nu, nim nu, nu, face nimic, murmură prințul, răspunzând fiecăruia cu același zâmbet straniu pe buze. Și ce o să mai regrete încă, strigă Rogojin, o să-ți crape obrazul de rușine, Ganca, că ai putut să jignești un asemenea Mielușel, nu găsise alt cuvânt. Prințe, suflet neprihănit, prietene, lasă-i în plata Domnului, De încolo și vină cu mine, ai să vezi cum știe să iubească Rogojin. Nastasia Filipovna rămase și ea profund impresionată de purtarea lui Gania și de răspunsul prințului. Veselia prefăcută care se armoniza așa de puțin cu figura ei, de obicei palidă și visătoare, păru că face loc unui sentiment nou. Se vedea totuși că se străduiește să nu-l trădeze și expresia batjocoritoare de până atunci mai stăruia încă pe chipul ei transfigurat. Și totuși fața lui îmi pare atât de cunoscută, murmură ea, devenind deodată gravă la amintirea că același gând îi mai venise și adineauri. Și dumii nu ți e rușine? Oare ești într-adevăr așa cum ai vrut să apare aici? Dar cum este posibil? Îi strigă deodată prințul cu un accent de adâncă și sinceră dojană în glas. Surprinsă, Nastasia Filipovna deschise ochii mari de uimire, dar se grăbi să-și ascundă într-un zâmbet silit. Aruncând apoi o privire scurtă către Gania, dădu să iasă. Înainte de a ajunge însă în antreu, se întoarse din drum, se apropie în grabă de Nina Alexandrovna și apucându-i mâna o duse la buze. Într-adevăr, eu nu sunt așa cum par. El mi-a ghicit bine firea, șoptia cu o voce sugrumată de dorință arzătoare le-a fi crezut, roșindu-se de emoție, apoi se întoarse brusc și ieși de data aceasta cu atâta repeziciune încât nimeni n-a avut timp să se dumirească pentru ce anume se întorsese din drum. O văzuseră cu toții vorbindu-i ceva încet Nina Alexandrovna și le se păruse că i-a sărutat mâna. Varia însă văzuse și auzise totul și, uluită, o urmări cu privirea până ce tânăra femeie dispărut după ușă. Nastasia pleacă, spunându-i lui Ganea să vină negreșit la petrecerea din acea noapte. Gașca lui Rogojin decolează împreună cu el și cu uh, Tisân după ei. Capitolul 11 Prințul pleacă în camera lui să se calmeze, iar Colia intră să vadă dacă e bine. Colia îi spune lui Mușkin că are un alt prieten pe care vrea să-l întâlnească, dar că va trebui să aștepte pentru că vine Gania. În mod șocant, el este acolo să-și ceară scuze. Mâșchin este uimit. Nu avea idee că Gania era capabil de sentimente umane. Apare și Varia și de asemenea vrea să se împace cu toată lumea, inclusiv cu fratele ei. Ei vorbesc despre modul în care Nastasia a sărutat mâna mamei lor și a pretins că nu este de fapt persoana care părea să fie. Varia spune că va merge la ziua ei de naștere dacă Gania își dorește asta. Mâșchin întreabă dacă Gania s-a gândit vreodată la faptul că toți acei bani ar putea ajunge în buzunarul Nastasiei după ce se căsătoresc și nu în buzunarul lui. El îl asigură că nu, totul este pregătit să fie al lui. Apoi mărturisește că la început a iubit-o cu adevărat pe Nastasia, dar apoi recunoaște că de fapt chiar a avut chef de ea, dar ca amantă, nu ca soție. Ei încearcă să-și dea seama de ce Nastasia s-ar căsători cu Gania. Acesta crede că face asta pentru că ea este convinsă că el este îndrăgostit nebunește de ea. Mășchin și Gania promit că vor fi prieteni pentru totdeauna, iar Gania devine a 400-a persoană care îi spune lui Mășchin să nu împrumute niciun ban generalului Ivolgin. În cele din urmă, Gania vorbește despre planurile lui mărețe cu banii pe care îi va primi din această căsătorie. Vrea să se stabilească, să investească și să trăiască o viață confortabilă. Citez. Eh, da, am vorbit destul, se pare, și e timpul să plec. Îl văd pe colea arătându-și a doua oară nasul pe ușă, ceea ce înseamnă că ești așteptat la masă. Iar eu o șterg de acasă. Am să vin din când în când să te văd. N-are să-ți fie rău la noi. Acum vei fi tratat aici ca un membru al familiei. Vezi numai să nu mă divulgi cumva. Am impresia că noi doi vom fi sau prieteni sau dușmani. Cum crezi, prințe, dacă adinea ori ți-aș fi sărutat mâna, cum voiam să o fac din toată inima, ți-aș fi devenit din cauza asta dușman, ori nu? Negreșit mi-ai fi devenit dușman, dar nu pentru totdeauna. În cele din urmă, mi-ai fi iertat-o, hotărâ prințul după un pic de gândire și început să râdă. <laughs> cu dumneata omul trebuie să fie cu ochii în patru. Ce naiba, chiar și aici ai reușit să-mi strecori ceva venin. Mai știi poate că realmente mi ești dușman. Apropo, am uitat să te întreb, să fie adevărat ceea ce mi s-a părut că Anastasia Filipovna îți place mult? Da, îmi place. Nu cumva te-ai îndrăgostit de ea? Nu, 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 nu. Atunci de ce ai roșit și par tulburat? Bine, bine, n-am să râd. La revedere. Și totuși, n-ai să mă crezi, poate, dar să știi că eu, femeie, e o femeie foarte virtuoasă. Să nu crezi că trăiește cu ăla, cu Totski. De mult nu mai e nimic între ei. Nu știu dacă ai observat că, de fapt, ea e sfioasă și chiar din a avut momente de ezitare și de jenă. Crede-mă. Și uite, femeilor cu firea ei, mai ales le place grozav să domine. Hai, gata, te las cu bine. Ganea părăsi camera mult mai degajată decât intrase, își recăpătase încrederea și buna dispoziție. Vreo 10 minute după aceea, prințul rămase nemișcat pe gânduri. Colia se întoarce în cameră și îi dă lui Mâșchin un bilet de la tatăl său. Se pare că generalul Ivolgin stă beat într-un bar din apropiere după ce și-a pus tot alcoolul pe creditul lui Mâșchin pe care tot el l-a creat. Așa că acum Mâșchin trebuie să se ocupe de această nouă problemă. Se pare că l-a împrumutat fără să-l împrumute. Capitolul 12 Mâșchin ajunge într-o bodegă groaznică unde tatăl lui Colia îl așteaptă. El îi dă bani să plătească nota, dar îl roagă să-l introducă în casa Anastasiei Filipovna. Ei pleacă și încep să rătăcească prin oraș, generalul susținând că Anastasia locuiește bani în această clădire, ba nu. e destul de clar că este doar un bețiv pe jumătate nebun care nu se poate opri să vorbească despre prieteni imaginari și despre un trecut foarte romantic și important, complet inventat. Mâșchin la început îl crede, dar apoi chiar și el înțelege faptul că generalul Ivolgin este dus complet cu pluta pe Volga. Apoi ajung cumva la casa unui creditor unde dau de colia. Colia este stresat și îi spune, tată, acea doamnă va fi complet supărată dacă apari, deoarece îi datorez o grămadă de bani. Dar generalul insistă și nimeni nu-l oprește. Au o înfruntare super incomodă cu această femeie. În cele din urmă, generalul pleacă, iar Colia îi spune lui Mâșchin că își dorește neapărat să-i cunoască prietenul pe Ipolit care nu este acolo. Colia își deschide inima către Mâșchin. Crede că este înconjurat de oameni ipocriți. Apoi, el îi spune lui Mâșchin că generalul Ivolgin de fapt nu o cunoaște deloc pe Nastasia și nu l-ar putea introduce în grupul ei niciodată. Dar nu totul este pierdut. Colia crede că Anastasia îl va lăsa să intre fără nicio invitație. Capitolul 13 Prințul Mășchin începe să aibă îndoieli. Nu prea știe de ce merge la petrecere. Are o vagă idee despre asta în sârfundul minții lui, dar este prea înfricoșat să se gândească, așa că nu o face. Ne gândim noi în locul lui și spunem că este evident aproape îndrăgostit. Între timp, petrecerea continuă. Toți suspecții obișnuiți sunt acolo, tipii pe care îi cunoaștem deja, minus Rogojin și câteva specimene pe care Nastasia adoră să le colecteze. Ea pare să aibă un fel de putere magnetică asupra tuturor. Toată lumea este destul de stresată, așteaptă ca pe ACE marele anunț al Nastasiei despre planurile ei de căsătorie. Ganea povestește cu umor și calm despre cum Rogojin a intrat în casa lui. Se pare că prietenul său, Ptisan, a căutat informații despre Rogojin și acum spune ironic că ar putea avea o șansă destul de bună să strângă 100 de mii așa cum s-a lăudat. El ia împrumuturi din stânga și din dreapta. Este anunțat mășchin. Toți sunt uimiți de apariția lui. Nastasia pare fericită și toți ceilalți sunt brusc fermecați de cât de original și nonconformist este acest prinț. În timp ce mâșchin urcă scările, Ferdișenco începe să-și bată joc de epahie. Ferdișenco devine cu adevărat clovnul petrecerii și îi face pe toți ceilalți să se simtă inconfortabil cu umorul său nepotrivit și grosolan. Nastasia pare amuzată. Citez. Regret mult că în graba plecări am uitat să te invit azi dimineață, începuia a spre mușchin. De aceea sunt încântată că mi oferi acum prilejul să-ți mulțumesc și să te felicit pentru inițiativa de care ai dat dovadă. În timp ce vorbea, se uita cu atenție la mușchin, încercând să ghicească pe chipul lui motivul vizitei. Dacă ar fi fost mai puțin tulburat, prințul ar fi putut să răspundă la cuvintele acestea amabile, dar era atât de impresionat, orbit aproape, încât nu putu scoate niciun cuvânt. Nastasia Filipovna remarcă acest lucru nu fără satisfacție. În seara aceea era deosebit de frumos îmbrăcată și producea o impresie extraordinară. Lândul pe mușchin de braț, îl conduse în salon. În prag, prințul se opri deodată și cu vocea sugrumată de emoție îi vorbi într-o șoaptă grăbită. În dumneata, totul e perfecțiune. Chiar și faptul că ești slabă și palidă, nici n-aș fi putut să-mi te închipui altfel decât așa cum ești. Doream atât de mult să vin la dumneata eu... Iartă-mă. Nu te scuza, răspunse râzând Anastasia Filipovna. Altfel să se împrăștie farmecul originalității și al surprizei. Va să zic că e adevărat ceea ce se spune despre dumneata că ești un om ciudat. Așadar mă consider o perfecțiune. Da. Cu tot spiritul dumitale de observație, te înșeli. Chiar astăzi vei avea prilejul să te convingi de contrariu. Și îl prezentă pe mușchin invitaților, dintre care o parte îl cunoșteau. Toți, bineînțeles, găsi un cuvânt amabil pentru un nou venit. Conversația care îl încezea păru că se înviorează puțin. Toate limbile se dezlegară, toți căpătară bună dispoziție. Nastasia Filipovna îl pofti pe prinț să ia loc lângă dânsa. Mai e cazul să ne mirăm oare devenirea prințului, strigă Ferdușenco, a cărui voce le domina pe celelalte. Acum totul e limpede și lucrurile vorbesc de la sine. Totul e mai mult decât limpede și lucrurile sunt mai mult decât grăitoare, îi ținut deodată Isonu Ganea, renunțând la mutismul de până atunci. Îl observ astăzi într-una pe prinț din momentul când în cabinetul lui Ivan Fiodorovici portretul Nasasiei Filipovna i-a tras atenția pentru prima oară. Îmi amintesc foarte bine că încă de atunci mi-a trecut prin cap un gând care acum pare a se pe deplin și pe care de altfel mi l-a confirmat prințul prin mărturisirea ce mi-a făcut-o. Toate astea, Ganea le răsti pe un ton grav, fără nicio urmă de glumă, aproape morocănos, ceea ce a părut destul de ciudat. Nu ți-am făcut nicio mărturisire, vorbi domnul prințul, roșindu-se până la urechi. Am răspuns numai la o întrebare a dumitale. Bravo! Bravo! se entuziasmă Ferdușenco. Cel puțin e sincer. E și isteț și sincer. Toată lumea râse zgomotos. Nastasia își invită oaspeții să bea, ceea ce este ciudat, pentru că de obicei este super formală și niciodată așa de natural. Pare bolnavă și febrilă, dar când unii oaspeți sugerează să o lase să se odihnească, ea refuză. Cineva sugerează un joc de petrecere și Ferdișenko este fericit să le spună că el cunoaște un joc de petrecere nou-nouț. Este un soi de adevăr sau provocare mixat cu dacă ai făcut vreodată, adică să spui cel mai rău lucru pe care l-ai făcut vreodată. Toți se înfurie și spune că jocul este stupid. Refuză să-l joace. O controversă izbucnește dacă povestea cuiva ar putea fi vreodată verificată. Dacă toată lumea începe să mintă. Asta strică jocul, nu? Ferdeșenko spune că nu. Nastasia are ultimul cuvânt, iar acest joc oribil o atrage cu adevărat, așa că bărbații își pun numele într-o pălărie pentru a stabili ordinea. Ferdișenco iese primul. Capitolul 14 Ferdișenko spune mai întâi că toți oamenii sunt hoți. Mâșchin spune că da, este adevărat. Ferdișenko le spune celorlalți oaspeți că dată a furat trei ruble din casa unui prieten și apoi a privit cum prietenul dă vina și apoi a concediat-o pe servitoare pentru asta. Toată lumea este indignată de acest comportament. Ptisen nu vrea să joace, așa că Epahin este următorul. Epahin povestește despre perioada în care a avut o proprietară bătrână enervantă. După ce s-a mutat din locul ei, s-a întors să pe la ea despre o problemă finală, dar mai târziu și-a dat seama că în timp ce o blestema, ea aș dădea duhul. Așa că de atunci a devenit un mare filantrop. Invitații spun că, e, eh, ai transformat asta într-o poveste despre cât ești de minunat și nu asta era ideea. Cu toate astea, Epahin este destul de mulțumit de el însuși. Acum este rândul lui Totski. Toată lumea face cu ochiul, își dau ghionturi, deoarece în mod clar cea mai rea situație a lui este cea cu Anastasia. Totski povestește că a fost o perioadă când toată lumea își dorea camelii la petreceri, creându-se astfel o mare problemă de aprovizionare. Prietenul lui era îndrăgostit de o femeie căsătorită și căutase în sus și în jos camelii și în cele din urmă le-a găsit în seara unui tip. După ce prietenul său i-a spus despre planul de a le cumpăra de la tipul ăsta de dimineață, Totski a ieșit și le-a cumpărat de sub nasul prietenului, în aceeași noapte, el a dat femeii pe care o dorea prietenul și dă de înțeles că a cules beneficiile de la acea femeie. Între timp, două zile mai târziu, prietenul său a avut o criză, a plecat în războiul din Crimea, unde, în mod tragic, și-a găsit sfârșitul. Anastasia recunoaște că, da, acest joc este cam nasol. Ea decide să fie următoarea și, în același timp, ultima. Cel mai rău lucru al ei se transformă într-un fel de improvizație. Citez: Prințe! Îi se adresă pe neașteptate Anastasia Filipovna lui Mâșchin, acești doi vechi prieteni ai mei, generalul și afâna și Ivanovici, mă tot îndeamnă să mă mărit. Care e părerea dumitale? Dă-mi un sfat. Să mă mărit sau nu? Am să fac așa cum vei spune dumneata. Afâna Ivanovici în Generalul rămase încremenit, toți ridicară capetele făcând ochii mari. Sângele îngheță în vinerea lui Gane. cu cine? întrebă prințul abia deslușit cu Gavrilă Ardalionovici Ivolgin, răspunse Nastasia Filipovna tare și răspicat. Câteva secunde se așternu o liniște desăvârșită. Prințul făcea sforțări vădite să spună ceva, ca și cum o greutate teribilă îi apăsă pieptul. Oh, nu, să nu te măriți, îngăimă el în sfârșit răsuflând din greu. Așa va fi. Gavrilă Ardalionovici, îi se adresă autoritar și solemn Nastasia Filipovna. Ai auzit cum a hotărât prințul? acesta e și răspunsul meu. Și acum să îi sprovim odată pentru totdeauna cu această chestiune. Nastasia Filipovna, o cu glas temurător afăna și Ivanovici. Nastasia Filipovna rosti și generalul pe un ton grav și convingător, deși părea vădit alarmat. O mișcare generală de neliniște și emoție se produse în rândul invitaților. Dar ce s-a întâmplat, domnilor? urmăia privindu-i parcă amirare pe cei din jur. Pentru ce această emoție? de v vedea acum în oglindă, dar aduți aminte, Nastasia Filipovna, băigui consternat toți, te-ai legat prin cuvânt, ai făgăduit absolut nesilită de nimeni și ai fi putut să cruți cel puțin, mi este penibil. Și mă exprim greu și fără îndoială sunt tulburat, dar într-un cuvânt asta? într-un astfel de moment și în fața lumii să rezolve o chestiune atât de serioasă, o chestiune de onoare și de inimă de care depinde... Mm, nu te înțeleg și Ivanovici. Dumneata, într-adevăr, vorbești cam încălcit. Ce înseamnă cuvintele acestea în fața lumii? Oare nu suntem într-un cerc de prieteni din cei mai intimi? Și apoi de ce vorbești de joc? Voiam, într-adevăr, să vă povestesc o istorie. Ei bine, iată, v-am spus-o, nu vă place? Și de ce găsești că nu-i serios? Ai auzit doar. I-am spus prințului, am să fac așa cum vei spune dumneata. Dacă ar fi spus da, mi-aș fi dat imediat consimțământul, dar a spus nu și am refuzat. În clipa aceea, toată viața mea a târnat de un fir de păr. Ce vrei mai serios? Dar Bine, ce amestec care prințul aici și ce reprezintă la urmă urmei prințul pentru dumneata mormăi generalul care abia putut să-și stăpânească indignarea, văzând că se dă atâta importanță părerii lui Mâșchin. Iată ce este prințul pentru mine, e primul om din câți am cunoscut până acum, în al cărui devotament sincer simt că pot să mă încred cu adevărat. A crezut în mine de la cea de întâi privire și de aceea cred și eu în el. Nu-mi rămâne decât să-i aduc mulțumiri, Nastasiei Filipovna, pentru extrema delicatețe cu care a procedat față de mine, putu să articuleze în sfârșit Ganea, cu glas tremurător, gura crispată și fața albă ca varul. Fără îndoială că așa și trebuia să se întâmple. Dar prințul, <gură> prințul în toată afacerea asta, vrea să pună mâna pe cele 75.000 de ruble, nu-i așa? Îl întrerupse Anastasia Filipovna. Asta ai vrut să spui, nu te gădui, sunt sigură că la asta te-ai gândit. Afâna și Ivanovici, am uitat să adaug, păstrează-ți cele 75.000 de, de ruble și să știi că ți le dau libertatea fără nicio răscumpărare. Ajunge! E timpul să respiri și dumneata mai liber. Doar nu e glumă. 9 ani și 3 luni. De mâine totul va merge pe un nou făgaș. Iar astăzi e ziua mea și sunt absolut liberă și independentă pentru prima oară în întreaga în viață. Generale, ia-ți și dumneata colierul înapoi, dă-i-l nevestei dumitale, iată-l. Iar mâine părăsesc și acest apartament, prin urmare de acum încolo, domnilor, nu vom mai avea serate. Apoi se ridică hotărâtă să se retragă. Nastasia Filipovna! Nastasia Filipovna! s au auzit din toate părțile. Cu toții se repeziră către tânăra femeie, înghesuindu-se în jurul ei și ascultând cu emoție cuvintele înfrigurate Nimeni nu înțelegea ce anume se întâmplă. Se produse o agitație și o învălmășeală generală. Deodată clopoțelul de la ușa de intrare zbârnâiz, mucit cu violență ca și atunci la gane acasă. Iată și deznodământul! În sfârșit, e 11 și jumătate, strigă Anastasia Filipovna. Vă rog să luați loc, domnilor, se apropie deznodământul. Spunând acestea, se așeză cea din tâi. Un zâmbet straniu îi flutura pe buze. Amuțise stând într-o așteptare înfrigurată și privind țintă spre ușă. Rogojin cu cele o de mii de ruble, fără îndoială, își zise în șoaptă ptiță. Capitolul 15 Într-adevăr, uh, Rogojin este cel de la ușă cu gașca lui de idioți beți. Nastasia se întoarce către oaspeții ei care sunt șocați și oarecum jigniți că această persoană are voie să intre în prezența lor și le spune că oricine vrea să plece, să plece. Dar toți sunt mult prea curioși să vadă ce se va întâmpla, așa că nu pleacă nimeni. Mulțimea de bețivi se dezmeticește un pic, speriată de decorul elegant. Sunt în același timp agresivi și ostili, dar de asemenea speriați și incomozi. Rogojin are ochi doar pentru Nastasia. Se îndreaptă spre ea și pune lângă ea o grămadă de hârtie pe o masă. Sunt cei 100 de mii. Se pare că a reușit. Citez. Puteam să mă mărit de multă vreme. Și nu cu unul ca Ganicica, dar gândul acesta mă scârbea. Și la ce bun mi am mirosit cinci ani din viață, hrănindu-mi sufletul cu fiere. Și totuși ai să mă crezi ori nu. Acum patru ani mă întrebam câteodată dacă n-ar fi mai bine să mă mărit cu Afunaș și Ivanovici al meu. Din răutate mă gândeam pe atunci la asta. În vremea aceea câte nu-mi treceau prin cap. Și puteam să-l oblig. Chiar el îmi trăgea clopotele și îmi dădea înțelege. Nu mă crezi? Știu bine că nu era sincer, mă mințea, dar e așa de pofticios că se lasă ușor când e vorba să-și facă meandrele. Pe urmă, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am gândit că nici măcar atâta ură nu merită. Și deodată așa m-am scârbit de el, încât chiar dacă mă cerea în căsătorie, îl refuzam. Cinci ani am jucat farsa asta. Decât așa, mai bine să ajung o femeie de stradă, căci acolo mi-e locul. Ori să-mi fac de cap plecând cu rogojin, ori de mâine chiar mă fac spălătoreasă, căci nimic din ceea ce-i pe mine nu e al meu. Când o fi să plec am să-i arunc în obraz totul. Îi las până și ultima zdreanță, iar când n-am să mai am nimic, cine o să mă mai vrea? Ia întrebă-l pe Gania. Mă ia el atunci de nevastă? Nici chiar Ferdășenco nu m-ar lua. Ferdășenco poate că nu te-ar lua, Anastasia Filipovna. Sunt un om sincer, interveni Ferdășenco. În schimb, prințul te-ar lua, sigur. Dumneata stai și te tot voi cărești, dar mai bine te-ai uita o clipă la prinț. îl observ de mult. E adevărat? Îl întrebă ea pe mușchi. Adevărat, rosti prințul aproape în șapte. Și mai lua, așa cum sunt, săracă de tot, te-aș lua oricum, Nastasia Filipovna. Altă comedie, murmură generalul, era de prevăzut. Prințul fixă o privire tristă, gravă și pătrânzătoare pe chipul Nastasiei Filipovna, în timp ce ea continua să le examineze. Poftim, s-a găsit cine? Spuse deodată adresându-i se din nou Dariei Alexevna. Nu mă îndoiesc că i-a venit așa, din bunătatea inimii, îl cunosc. Uite, mi-am și găsit un binefăcător. Dar cine știe, o fi poate adevărat ce se spune despre el că e într-o doagă? Și din ce ai să trăiești, mă rog, dacă ești atât de îndrăgostit că ai fi în stare tu, un prinț de sânge, să mă iei de nevastă din mâinile lui Rogojin? Te iau curată și cinstită, Anastasia Filipovna, și nu din mâinile lui Rogojin, răspunse prințul. Cum adică, eu și cinstită? Da, dumneata. Asta e ceva ca în romane, niște aiureli din vremuri apuse, dragă prințe. Acum lumea s-a deșteptat și baza coriile astea nu mai prind. Și apoi, cum poți să te gândești la însurătoare când dumneata însuți ai avea nevoie de o dădacă? Prințul se ridică și cu un glas fios și tremurător. Având însă aerul unui om pe deplin convins de ceea ce spune, rostia păsat. Poate că ai dreptate, Nastasia Filipovna. Eu nu mă pricep la nimic. Nu cunosc nimic, dar socot că dumneata îmi vei face onoarea și nu eu, dumitale. Eu nu sunt nimic. Pe când dumneata ai cunoscut suferința și ai ieșit neîntinată din astfel de infern, asta înseamnă mult. N-ai de ce să te simți dezonorată și să pleci cu rogojin. Ești prea întărătat acum. Ei înapoiat șaptezeci de mii de ruble domnului Toțchi și spui că pleci și lași totul, totul. Care de aici ar fi în stare să facă la fel? Eu, Nastasia Filipovna, te iubesc. Aș muri pentru dumneata, Nastasia Filipovna. N-aș permite nimănui să spună un singur cuvânt rău despre dumneata, Nastasia Filipovna. Dacă o să fim săraci, am să muncesc, Nastasia Filipovna. La auzul acestor cuvinte ale prințului, Ferdeșenco și Lebedev chicotiră, iar generalul își dese glasul tușind pe înfundate. Ptițân și Totski nu se puteră opri să nu zâmbească, străduindu-se să o facă cât mai discret. Ceilalți rămaseră pur și simplu cu gurile căscate. Și cine știe, poate că nici nu să fim așa de săraci, ci din potrivă, foarte bogați, Nastasia Filipovna. Continuă prințul cu aceeași voce sfioasă. De altfel, nu știu încă nimic sigur și îmi pare rău că de când am sosit în cursul zilei de azi, n-am putut afla ceva mai precis, dar am primit în Elveția o scrisoare de la Moscova din partea unui domn pe nume Salaskin, care îmi face cunoscut că e posibil să intru în posesia unei moșteniri foarte importante. Iată scrisoare. Capitolul 16. Deci, da, o mulțime de rude îndepărtate, convenabil de necunoscute, au trebuit să moară pentru ca Mâșchin să fie rudă apropiată. Dar acum moștenirea lui este în siguranță. Nastasia pare să accepte oferta de căsătorie a lui Mășchin. Ea se numește pe sine prințesă, comandă șampanie pentru toți și, în general, se comportă cu superioritate e, jucată. Totuși, ea continuă să pună la îndoială hotărârea lui Mășchin nu se va simți niciodată rău că ea a fost amanta lui Totski. Va fi într-adevăr în regulă ca restul societății să se gândească la ea ca la un bun uzat? Chiar nu o va învinovăți niciodată când vor fi căsătoriți? Mâșchin răspunde la toate aceste întrebări spunând că o va respecta și onora întotdeauna. Sub toate aceste dezvăluiri se află câteva probleme de stimă de sine. Ea se simte afectată de tratamentul lui Totski, dar crede că ea e de vină, ar fi trebuit să se sinucidă sau cel puțin ceva de genul ăsta. Este destul de clar că nu se poate descurca cu ea însă sau cu oricine dorește să o trateze bine. Trebuie să remarc modernitatea lui Dostoevski care pune în discuție destul de sofisticat și de complex emoțiile unei femei care era cu totul altfel văzută în acele vremuri decât astăzi. Nastasia spune în cele din urmă că nu se va căsători cu mâșchină. Citez. Ei bine, ascultă, Gania. Vreau să-ți mai admir odată sufletelul, mai chinuit de ajuns în aceste trei luni, acum e rândul meu. Vezi pachetul ăsta? Sunt aici o sută de mii de ruble. Uite, îl arunc îndată în focul din cămin, toți cei de față vor fi martori. În clipa când va fi cuprins de flăcări, du-te și scoate-l din vâlvătaie, dar cu mâinile goale fără mânuși, cu mânecile suflecate. Dacă faci asta, pachetul e al tău și toți banii îți aparțin. Hai să te frigi puțin tel la degețele, dar face. E vorba de o sută de mii de ruble, gândește-te. Întinzi mâna și cât ai clipi, l-ai și scos, nu e mare lucru. Iar eu îți voi admira, sufletelul, cum te îndeamnă să te bagi în flăcări după banii mei. Toată lumea e martoră că pachetul va fi al tău. Iar dacă nu-l scoți, o să-l mistuie flăcările, o să ardă, căci nu voi îngădui nimănui altuia să se atingă de el. Dați-vă cu toții la o parte. Banii aceștia îmi aparțin. Rogojin mi i dă ca să petrec o noapte cu el. nu e așa că banii sunt ai mei, Rogojin? Ai tăi, bucuria mea, ai tăi, crăiaso! Ei bine, dați-vă la o parte, fac ce vreau, și să nu mă împiedicați. Ferdășenco, să focul. De să Nastasia Filipovna nu mă ajută puterile, răspunse acesta anăuc. Ah! Făcut în la femeie cu dispreț și apucând cleștele vătrai, răscoli doi tăciuni în cinci ce pâlpâiau încă. Apoi a zvârlit pachetul în focul abia izbucnit. Un strigăt general umplu salonul, câțiva aș făcură chiar semnul crucii. A nebunit! A nebunit femeia!" se auzea din toate părțile. Oare n-ar trebui să o legăm? Îi spuse încet generalul lui Tățin. Sau să trimitem după... Că ce nebună! nu e așa că e nebună! să e nebunie curată! Nu, 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 nu poate că nu-i tocmai nebunie, răspunse Tățin, care tremurând și alb cavarul nu era în stare să-și despindă ochii de la pachetul ce începea să se aprindă. E nebună, nu-i așa că nu-i în toate mințile, o ținea una și bună generalul agățându-se acum de toți Ți-am spus doar că e o femeie excentrică, murmură Afanas Ivanovici, făcând și el fețe-fețe. Și când te gândești că e vorba de o sută de mii de ruble, nu glumă. Doamne, doamne, se auzea din toate părțile. Toți se îmbulzeau în jurul căminului, curioși să vadă cu ochii lor și nu și puteau stăpâni strigătele de uimire. Câțiva se urcară pe scaune ca să privească pe deasupra capetelor. Dar Alexemna înspăimântată se refugie în odaia de alături și vorbea acum în șapte între tăiate cu Pașa și Katia. Nemțoaica cea frumoasă o și luase din loc. Măiculiță, suflet milostiv, stăpâna tot puternică, strigă Lebedev căzând în genunchi înaintea Anastasiei Filipovna, cu brațele întinse spre cămin. O sută de mii de rublișoare! O sută de mii l-am văzut! Pachetul a fost făcut sub ochii mei, mai culiță, zână bună, îndură-te! poruncește să mă vâr în cămin! Intru cu totul, bag în foc capul meu, un albi de griji! O soție bolnavă, neputincioasă, 13 copii orfani în casă, tatăl îngropat săptămâna trecută, un om care moare de foame, Nastasia Filipovna. Și țipând ca din gură de șarpe, se și râs spre cămin. Înapoi! Strigă Nastasia Filipovna îmbrâncindu-l la o parte. Dați-vă la o parte cu toții! Ganea, ce mai stai? Lasă rușinea la o parte! Hai, du-te de ția pachetul! E norocul tău! Dar bietul Ganea Suportase prea mult în ziua aceea pentru a fi în stare să mai reziste și la aceste ultime și neașteptate încercări. Toți se dădură la o parte, lăsându-l față în față cu Nastasia Filipovna. Se aflau la trei pași unul de altul. În picioare, Nastasia Filipovna aștepta și privirea ei scântâietoare nu l slăbea deloc pe Ganea. Acesta, în frac, înmănușat cu pălăria în mână, stătea înaintea ei fără să spună un cuvânt și cu brațele îngrucișate privea focul un zâmbet de om smintit rătăcea pe chipul său livid ganea nu te mai codi te îndemn pentru ultima oară Da sare o dată urlă Ferdschenko scos din minți apoi nemai știind ce face se repezi și îl trase pe ganea de mânecă bagă te fandositule arde nu înțelegi ah ca furisitule Ganea l împrânci pe Verdeșenco, se întoarse și se îndreptă spre ușă, dar n apucă să facă nici doi pași, se clătină și se prăbuși ca străfulgerat pe podea. Aleșinat! strigară ceilalți. Ai milă, măi, culiță, că scrum se alege de ei! Gemule Bedev. Or să ardă degeaba! urlau ceilalți. Catia, Pașa, unde sunteți? Repede, apă, spirit! strigă Anastasia Filipovna, aruncând și ochii spre Ganea, care zăcea cu fața în jos. Apucă apoi clăștele și trase pachetul din cămin. Aproape în întregime, învelișul de hârtie fusese părjolit, dar se văzu numai decât că tot conținutul rămase intact. Teancul de bancnote fusese înfășurat într-un ziar din trei file și banii erau neatinși. Toată lumea răsuflă ușurată. Doar o singură mișoară dacă a fost puțin atinsă. Restul a scăpat. Pa, constată cu înduieșare Lebedev. Întreaga sumă îi aparține. Tot pachetul e al lui. Ați auzit, domnilor? Anunță cu glas tare Nastasia Filipovna, depunând pachetul alături de Gania. Nu s-a băgat să-l scoată, s-a ținut dârz. Înseamnă că simțul de demnitate e mai tare la el decât lăcomia de bani. nu nimic, o să-și vină în fire. Altfel m-ar fi înjunghiat, poate. Uite că începe să-și revină. Generale, Ivan Petrovici, Daria Alexevna, Katia, Pașa, Rogojin, ați auzit? Pachetul ia al lui, a al lui Gania. Îl dau drept de spăgubire. Pentru ce anume nu are importanță. Să-i spuneți. Să-l găsească lângă el când s-o trezi. Să mergem, Rogojin. Adio, prințe. Pentru prima oară am întâlnit un om adevărat. Adio, afânași Ivanovici. Mersi. Nastasia și Rogojin și răstugăștii pleacă în troica care așteaptă la parter. Troica este un tip de trăsură cu trei cai în hămați. Mășchin fuge după ei, în ciuda faptului că Epahin încearcă să-l implore să nu o facă. Epahin, Tysin și Totski se gândesc dacă Anastasia este bolnavă mental. Ei decid că nu. Și apoi Totski spune un alt lucru cu adevărat groaznic, practic că oricine a cunoscut-o pe Anastasia ar putea să vadă că el nu este de vină pentru cum e ea, că ea este minunată, dar necizelată și în seara asta s-a văzut cel mai bine. Partea a doua Capitolul 1 A trecut ceva timp de la petrecere și în acest capitol obținem un rezumat rapid despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele șase luni de la noaptea petrecerii de naștere a lui Anastasia. Epahini se comportă de parcă prințul nu ar fi existat niciodată. Între timp există zvonuri în oraș despre el și Anastasia și Rogojin. Gania a fost cel care a avut cel mai mult de suferit după acea noapte. Și a părăsit slujba de la generalul Epahin și acum locuiește acasă. Varia s-a căsătorit cu Tsin. Ah, și chiar înainte ca Prințul să părăsească orașul, Gania i-a dat înapoi cei 75 de mii și i-a cerut să-i returneze banii lui Nastasia. Varia a devenit cumva prietenă cu fetele Epahin și prin ea știu că fratele ei a returnat banii. După aproximativ o lună, doamna Epahin primește o scrisoare de la o puternică prietenă din societatea suspusă, care l-a luat pe prinț sub aripa ei la Moscova. În acest moment, generalul Epahin spune familiei că uriașa moștenire nu a fost de fapt atât de mare pe cât credea toată lumea și că prințul dă bani tuturor șarlatanilor din jur. Există de asemenea zvonuri că Rogojin a vrut să se căsătorească cu Nastasia și aproape că a făcut-o, cu excepția faptului că în ultimul moment ea l-a lăsat la altar. Ea a fugit în provinciile ruse, urmată de rogojin și de prinț. Între timp, iarna, epahinii întâlnesc un nou prinț în oraș, care se îndrăgostește de fica lor mai mare, iar căsătoria este planificată pentru primăvară. Toată lumea este fericită, iar tipul aduce cu el un prieten care pare îndrăgostit de Aglaia. Ar mai fi câteva actualizări de luat în seamă. Colia își trăiește viața fiind prieten cu Ipolit și fiind în relații mult mai bune cu fratele său. Generalul Ivolgin ajunge în închisoarea debitorilor. Așa un pic vă explic. Pe vremuri ideea era că familia și prietenii debitorului să strângă o sumă de bani pentru o a-l scoate. Dar din moment ce debitorul era de obicei principalul susținător al familiei, acest lucru nu se întâmpla întotdeauna. Se pare că Ivolgin este foarte fericit acolo la închisoare. Trei luni mai târziu, Colia se împrietenește și cu cei din familia Epahin. Toți îl plac, cu excepția Aglaiei. Citez. Într-o zi, Colea se folosi de un moment când se aflau singuri și întinse o scrisoare, mărginindu-se să-i spună că a fost rugat să-i o înmâneze personal. Aglaia al măsură încruntată pe puștiul acesta încrezut, dar n-apucă să-i spună nimic, căci băiatul se retrase de îndată. Ea desfăcu scrisoarea și citi următoarele. Cândva mai onorat cu încrederea dumitale, poate azi mai dat cu totul uitării. Cum se face că-ți scriu? Nu știu nici eu, dar n-am putut rezista dorinței de a-ți reaminti dumitale și numai dumitale de existența mea. De multe ori am avut nevoie de voi, tu strele, dar dintre toate nu te vedeam decât pe dumneata am nevoie de dumneata, foarte mare nevoie. În ceea ce mă privește, n-aș avea nimic să-ți scriu, nimic să-ți povestesc. De altfel, nici nu era în intenția mea, atât doar că aș dori mult de tot să te știu fericită. Ești fericită? Iată ce voiam să-ți spun. Cu sentimente frățești, Prințul Mâșchin. Isprăvind de citit acest bilețel scurt și cam incoerent, Aglaia se îmbujoră la față și rămase pe gânduri. Nu ne-ar fi ușor să redăm cursul ideilor ei. Între altele se întrebă numai decât. E oare cazul să arăt cuiva scrisoarea? Se simțea cam rușinată. În cele din urmă, cu un zâmbet oarecum straniu și ironic, vârâ biletul în sertarul măsuței. A doua zi îl scoase și îl puse într-o carte groasă, așa cum proceda de obicei cu hârtiile pe care voia să le aibă la îndemână. Abia după o săptămână constată întâmplător ca acea carte era Don Quixote de la Mancia. Aglaia pufni în râs fără să știe de ce. N-am putea spune de asemenea dacă tânăra fată îi mai arătă vreunea dintre surori scrisorica aceasta. Dar încă în timp ce o citea, îi veni deodată în gând o întrebare. Cum se poate ca prințul să-și le aleagă pe acest băițandru crezut și fanfaron, drept confident pentru corespondența lui? să fie singurul om de încredere pe care îl are aici? Deși afișând un dispreț total, fata nu s-a putut abține de a-i lua interogatoriul lui Colea. De obicei extrem de susceptibil, Colea nu dădu de data asta nici cea mai mică atenție tonului ei jinitor, ci declară scurt și destul de rece că, într-adevăr, pentru orice eventualitate, îi dăduse prințului adresa lui în momentul plecării acestuia din Petersburg, oferindu-i serviciile sale, dar că aceasta era prima însărcinare și prima comunicare scrisă din partea prințului și, drept dovadă, îi întinse biletul adresat lui personal cu acest prilej. Fără nicio jenă, Aglaia luă biletul și citi următoarele. Dragă Colea, fii așa de bun și transmite-i biletul închis și alăturat aici Aglaia Ivanovna. Cu bine, cu prietenie al dumitale, prinț Mâșchin. E ridicol să-ți alegi drept confident un puști rostia glaia pe un ton jignitor, înapoiindu-i biletul lui Colea, apoi și disprețuitoare din odaie. Era prea mult pentru Colea. Mai ales că-i ceruse lui Ganea, anume pentru întrevederea aceasta, un fular verde nou-nouț, fără să-i dea vreo explicație. Se simți profund jignit. Capitolul 2 Este vară, iar traiul este ușor, pești sar de colo-colo, agricultura duduie, păsărelele cântă... <laughs> Glumesc. Am zis să vă țin puțin pe jar pentru că știu că de-abia așteptați să vedeți ce s-a mai întâmplat cu naivul nostru prinț Mâșchin. El se întoarce la Petersburg de la Moscova. Este îmbrăcat cu haine noi, dar arată destul de caragios pentru că nu este vreo minune în materie de modă. Se duce direct la casa lui Lebedev. Lebedev este acasă. Când îl vede pe Mâșchin, acesta își alungă copiii, cu excepția unui adolescent rebel care rămâne în urmă să-și bată joc de Lebedev pentru că este beat. Lebedev începe să-l distragă pe prinț cu o conversație fără rost, mai ales pentru a găsi o modalitate de a scăpa de orice întrebări pe care prințul le va avea pentru el. Se dovedește că adolescentul rebel este nepotul lui Lebedev care face un fel de protest ca o modalitate de a se răzbuna pe unchiul său pentru că nu i-a împrumutat bani pentru a-și lua echipamentul necesar pentru un loc de muncă la compania de ferate. Mășkin sare și îi spune că nu e obligat să îi împrumute bani. Nepotul se supără și face o polologie lungă despre toate lucrurile jenante și enervante pe care le face Lebedev. Mășkin este supărat de acest tânăr și încearcă să readucă o conversație la propriul său interes. Care este interesul lui? Se pare că Lebedev îi scrisese lui Mășkin o scrisoare despre Nastasia care a fugit de prinț și a cerut ajutorul lui Lebedev. Acum s-a întors cu Rogojin, aparent cu ajutorul lui Lebedev. Practic, ea vrea să stabilească o dată pentru nuntă cu Rogojin, pentru a se răzgândi iar și iar și iar și iar. Conversația continuă și aflăm că toată lumea a părăsit orașul fierbinte pentru casele lor de vară din orașul Pavlosc. Deci, epahinii sunt acolo, Nastasia ar putea fi acolo, dacă nu este cu Rogojin în acest moment, și chiar și Lebedev merge acolo cu familia. Citez. Lebedev, într-o clipită, își făcu un gând socoteala că ar fi mult mai interesant și mai cu folos să-și dea casa cu chirie prințului, profitând de faptul că răspunsul primului ofertant nu era absolut categoric. Îl ispiti această nouă și neprevăzută întorsătură a lucrurilor, atâțându-i imaginația. Iată de ce propunerea prințului îl entuziasma peste măsură și când acesta se interesă de preț, Lebedev dădu din mâini, voind parcă să spună că e o chestiune cu totul lipsită de importanță. Bine, cum vrei, am să mă interesez și eu, nu vei fi în pagubă. Amândoi se îndreptară spre ieșirea din grădină. Aș putea, dacă dorești, prea onorate prinț, aș putea să-ți comunic asupra aceleiași chestiuni câteva lucruri foarte interesante. Bolborosi Lebedev, nemai știind de bucurie cum să-i fie pe plac prințului Mâșchin, acesta se opri. Și Daria Alexevna are o vilișoară la Pavlosc. Ei și, iar binecunoscuta persoană e prietenă cu dânsa și de bună seamă intenționează să o viziteze destul de des la Pavlovsk, cu un anumit scop, adică în altă ordine de idei, Aglaia Ivanovna lasă asta lebedev, îl întrerupse prințul cu un sentiment penibil, ca și cum l-ar fi atins într-un punct dureros. E cu totul altceva. Spune mai bine când ești hotărât să pleci. Pentru mine, cu cât mai curând, cu atât mai bine, că ce-am tras la hotel prinși în discuție, ieșiră în grădină și, fără să mai intre în casă, străbătură curticica apropiindu-se de portiță. În cazul acesta n-ar fi mai bine, propuse grăbit Lebedev, să te muți de la hotel la mine chiar astăzi, iar poi mine să plecăm cu toții la Pavlovsk. Să văd, răspunse prințul gânditor și ieși pe poartă. Capitolul 3 Mășchin este hotărât să vadă dacă generalul Epahin este prin preajmă, deoarece probabil că ar mai avea afaceri în oraș, dar mai întâi se duce la casa lui Rogojin. Intriga ne surprinde iar pentru că Rogojin locuiește într-o casă dezastroasă, veche, care stă să se prăbușească. Obișnuiau să stea în mod regulat la Moscova, dar acum nu s-au mai văzut de trei luni. Ei vorbesc despre casă, există oarecare ostilitate ciudată în conversație și ambii sunt destul de suspicioși unul față de celălalt. De ce? Da, bună întrebare. Dostoevski este uneori voit vag. Mășkin se întreabă de ce casa lui Rogojin este atât de deprimantă și de rău augur, iar Rogojin se întreabă ce naiba face Mășhin acolo. Bună întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Rogojin mărturisește că atunci când Mășhin este prin preajmă, îl place, dar după ce pleacă, Rogojin începe să devină paranoic în legătură cu motivele prințului. Rogojin începe să ne dea detalii despre triunghiul lor amoros. Practic, Mășhin o iubește pe Anastasia, dar nu cu dragoste adevărată, mai mult cu milă. Ceea ce mh, este cel mai rău. Deci nu e de mirare că ea continuă să fugă de el. Asta bănuiesc eu și faptul că atunci când au fost împreună, au păstrat totul platonic. Între timp, când e cu Rogojin, cu siguranță se înțeleg, dar avem sentimentul că este mai mult sex din ură decât sex din dragoste. Acesta este motivul pentru care ea se simte ieftină și ca o curvă după aceea. De asemenea, la un moment dat, Rogojin a lovit-o și apoi a petrecut trei zile în casa ei, în genunchi, fără să mănânce pentru a-i obține iertare. Deci poate că nu este cea mai sănătoasă relație dintre doi îndrăgostiți. Nastasia a ajuns să-l ierte pe Rogojin, dar de-a lungul timpului ea și prietenii ei sunt îngredințați că el pare un fel de criminal și ar putea să o omoare cu ușurință. Din nou, acesta ar putea fi un semn de avertizare. Vă aduceți aminte că prințul a spus ceva asemănător despre firea lui Rogojin la începutul romanului. Mășchin este îngrozit de toate astea și spune că dacă dragostea lui este milă, atunci dragostea lui Rogojin este doar frustrare. Conversația se stinge după ce Rogojin îi spune lui Mășchin că adevăratul motiv pentru care Anastasia nu s-a căsătorit cu el este că ea este de fapt îndrăgostită de Mășchin, dar se simte ca și cum ar fi nenorocită și ar mânji puritatea dacă ar fi cu el. După toată această discuție putem trage concluzia că Rogojin este un sadic, Nastasia este o masochistă care se urăște pe sine, iar Mâșchin este un sfânt asexuat. Citez. Uite, spunea ea din aur că am alergat atunci prin toată Moscova până am găsit-o. Greșește amarnic. Ea singură a venit la mine. Fixează ziua cununiei, zice. Eu sunt gata. Și deodată vreau șampanie, să mergem la țigani. Dacă nu existam eu, de mult s-ar fi aruncat în apă, te asigur, poate că tocmai de aceea nu se neacă, pentru că lângă mine vede un sfârșit și mai cumplit decât fundul apei. De ciudă, de necaz se mărită cu mine și dacă o să mă ia, să știi că numai de ciudă are să o facă. Atunci cum poți tu, cum cum poți?" strigă prințul și se opri, uitându-se îngrozit la rogojin. Ei hai, isprăvește-ți gândul!" adăugă acest aranjin. Vrei să-ți spun eu ce gânduri îți trec acum prin cap? Tu judeci așa. Cum e posibil să se mărite ea acum cu el? Cum se poate îngădui așa ceva? Ce mai vorbă? Parcă nu știu eu ce e în capul tău acum. Nu pentru asta am venit aici, Parfion. Ți-am spus doar, altul mi-a fost gândul. Bine să zicem că altceva te-a adus aici și că altul ți-a fost gândul, dar acum nici vorbă că la asta te gândești. <laughs> Hai, ajunge, ce te-ai tulburat așa? E cu putință să nu fi știut nimic până acum? Mă uimești. Toate astea ați vin din pricina geroziei, Parfion. Ești bolnav și de aceea exagerezi totul fără limite. Îngăimă prințul pradă unui zbucium extraordinar. Reculege-te puțin. Lasă asta, mormăi Parfion și smulgând din mâinile prințului un cuțitaș pe care acesta îl luase de pe masă de lângă carte, îl puse iute la locul lui. Bănuiam eu că așa o să fie. Parcă aveam o presimțire. Când am ajuns la Petersburg, urmă prințul, n-am vrut să vin aici. Voiam să-mi smulg din inimă, să uit tot ce se petrecuse aici. Acum rămâi cu bine. Dar ce ai? În timp ce vorbea fără să-și dea seama, prințul luase din nou cuțitașul de pe masă și din nou rogojin îl smulse din mâini și-l aruncă la loc. Era un cuțitaș destul de obișnuit, cu mânerul din corn de cerm și lama lungă cam de vreo 15 centimetri văzând că insistența cu care îi smulsese din mână acest cuțit atrage în mod deosebit atenția prințului, Rogojin îl apucă cu o ciudă plină de venin, îl puse între filele cărții pe care o arunca apoi pe o altă masă. Îl folosești pentru tăiat filele, probabil, întrebă prințul cu același aer distrat, absorbit parcă de o puternică îndurare. Da, da, pentru tăiat filele. E un cuțit de grădinar, dacă nu mă înșel. Exact, și ce? Cu un cuțit de grădinar nu se poate tăia foile unei cărți? dar e absolut nou. Ei, și ce dacă e nou? Adică n-am dreptul să cumpăr un cuțit nou? Izbogni în cele din urmă rogojin ca un apucat, nemai putându-și stăpâni enervarea ce creștea cu fiecare cuvânt. Prințul trăsări și se uită țintă în ochii lui rogojin. Dar ce cei cu noi? Începui el deodată să râdă, revenindu-și brusc din îngândurare. Iartă-mă, prietene, când mi-e capul greu ca acum și mai am pe deasupra și simptomele bolii care mă încearcă, devin foarte foarte distrat și ridicol. Nu asta voiam să te întreb. Venisem cu totul pentru altceva. Dar uite, că nu mai amintesc ce anume am vrut să-ți spun. Rămâi cu bine. Nu pe acolo, spuse Rogojin. Ah, am uitat. Pe aici, pe aici, te conduc eu. Capitolul 4 Ei trec într-o altă cameră casei, unde Mâșchin este îngrozit de o copie a picturii lui Holbein, trupul lui Hristos în mormânt. Îi spune lui Rogojin că acea pictură te poate face să-ți pierzi credința în Dumnezeu. Acel tablou se pare că există cu adevărat și Dostoevski l-a văzut în timpul călătoriilor sale și a povestit că l-a nebunit. De fapt, lucrul pe care îl spune Mâșchin despre pictură, care ar putea face un om să-și piardă credința, este de fapt ceea ce însuși Dostoevski a spus despre acea pictură când a văzut-o pentru prima dată. Deci, ce este în această pictură de poate distruge credința cuiva? Este o pictură cu trupul lui Isus într-un sicriu de lemn. Citez. În dimineața următoare m-am dus să mă plim prin oraș, urmă prințul, și, mergând pe trotuarul de lemn, îmi iese în cale un soldat zrențăros. Mă oprește. Nu cumperi, boierule, crucea asta de argint? Ți-o dau pentru 20 de copeici de argint curat. avea în mână o cruce de formă bizantină cu opt capete, pe care o scosese de sigur de la gât. Era legată cu un șnuruleț albastru ponosit, dar se vedea cât colo că era o cruce de cositor. Am scos din buzunar o monedă de 20 de copeici și am dat-o soldatului, iar crucea mi-am pus-o chiar atunci la gât. Mulțumirea de a fi păcălit un boier nătâng i se citea pe față și sunt convins că s-a dus numai decât să-și cheltuiască banii pe băutură. Mi-am continuat drumul hotărât în gând să nu mă grăbesc al condamna pe acest vânzător de credință. Dumnezeu știe ce zace în inimile astea slabe de bețiv, Lev Nicolaevici, strigă parfion de sus când prințul ajunse jos. Crucea pe care ai cumpărat-o de la soldat, o ai la tine? Da, o port la piept. Arată-mi-o. Altă ciudățenie. Prințul tu un pic pe gânduri, apoi urcă treptele înapoi și-i arătă crucea fără a o scoate de la gât. Dă-mi-o mie, spuse Rogojin. Pentru ce zicei că nu... Prințul n-ar fi vrut să se despartă de această cruce. Am să o port eu, iar ție ți-o dau pe-a mea, să o porți tu. Vrei să facem schimb de cruciulițe? Fie și așa, Parfion, dacă e vorba de asta. Sunt fericit să ne înfrățim. Prințul își scoase crucea de cositor de la gât, iar Parfion pe a lui de aur și făcură schimbul. Rogojin rămase mut. Cu multă surprindere și cu durere în suflet, prințul observă că neîncrederea de până atunci și surâsul amar, aproape ironic, nu se șterseseră de pe fața fradelui său de cruce, în orice caz, erau clipe când această neîncredere se vedea destul de limpede. Apoi Rogojin luă, tot fără să spună vreun cuvânt, mâna lui Mâșchin și câtva timp păru că stă pe gânduri. Pe urmă îl trase deodată după el și cu o șapta abia perceptibilă îl îmbie cu un vino. Străbătură palierul scării de la primul cat și sunară la o ușă ce dădea în partea opusă celei de unde ieșiseră. N-a avut de așteptat. O femeie bătrână, gârbovită, îmbrăcată în negru și legată la cap cu o broboadă, veni să deschidă ușa și, văzându-l pe Rogojin, făcu o plecăciune adâncă. El o întrebă ceva, dar fără să-i aștepte răspunsul. Îl conduse pe prinț înăuntru. Într-un colț al salonașului, lângă sobă, stătea un fotoliu o bătrână. Puțin tică la trup și care se ținea încă destul de bine. Obrazul ei era rotund și plăcut la vedere, arăta destul de sănătos, doar părul îl avea alb și zădeai seama de la cea din tâi privire că ajunsese în mintea copiilor. Îmbrăcată cu o rochie de lână neagră, purta la gât un bariz mare de aceeași culoare, iar pe cap o bonetă albă foarte curată, legată cu panglici negre. Picioarele îi se sprijineau pe un scăunaș. Lângă dânsa împletea cu andrele tăcută o altă bătrânică mai în vârstă îmbrăcată tot în doliu și cu o bonetă albă pe cap. Vreo femeie oproșită pe lângă casă. Cu siguranță că tot timpul și îl petreceau împreună fără să schimbe o vorbă. Prima bătrână, de îndată ce văzu intrând, le zâmbi și dădu de câteva ori bucuroasă din cap în semn de bun venit. Măicuță, spuse Rogojin după ce-i sărută mâna, iată-l pe bunul meu prieten, prințul Lev Nicolaevici Mâșchin. Am făcut schimb de cruciulițe, cât am stat la Moscova, mi-a fost ca un frate și mi-a făcut mult bine. Binecuvântează-l, mamă, ca și cum ai binecuvânta un fiu. Dă mâna, măicuță, să-ți degetele. Dar înainte ca Parfion să-i apuce mâna, bătrâna ridică împreună cele trei degete și de trei ori făcu cu evlavie semnul crucii asupra prințului, după care mai dădu o dată din cap, privindu-l cu multă duioșie. După scena asta, Mâșchin este gata de plecare și îl îmbrățișează pe Rogojin. Acesta îi spune brusc că renunță la Anastasia, spunându-i lui Mâșchin că o poate lua el. Capitolul 5 Mâșchin încearcă să-l vadă pe generalul Epahin, dar el nu este acasă. Apoi se duce să se întâlnească cu Colia, așteaptă o vreme, dar el nu apare. Mășchin începe apoi să rătăcească prin Petersburg și obținem un capitol lung despre ce se petrece în interiorul minții lui. Există trei lucruri care se învârt într-un fel de flux confuz al conștiinței. Primul gând este că Rogojin îl urmărește, dar el încearcă să ignore acest sentiment de paranoia. Pe urmă se simte pe jumătate panicat, pe jumătate doritor să o revadă pe Anastasia, deși nu își poate imagina vreodată o relație sexuală cu ea. Și poate cel mai nelinișitor sentiment este că începe să aibă simptome de avertizare că o criză epileptică este pe cale să se declanșeze. Citez. Se gândea mai ales la faptul că, în momentele de accentuare a bolii imediat premergătoare crize de epilepsie, exista un grad de încordare maximă când, în starea lui de totală descurajare, de adâncă depresiune sufletească, interveneau brusc câteva clipe în cursul cărora creierul parcă îi se înflăcăra fulgerător și toate resorturile lui vitale, încordându-se cu o forță extraordinară, se declanșau într-un formidabil elan de trăire. Senzația vieții, a conștiinței de sine căpătau o intensitate aproape înzecită în clipele acelea cu intermitențe de fulger. O claritate extraordinară ilumina mintea și inima. Toate frământările, tot zbuciumul, toate îndoierile lui păreau că se împrăștie dintr-o dată, topindu-se într-o armonie desăvârșită, într-o liniște senină plină de bucurii și speranțe, de supremă înțelepciune și de o conștiință de plină a finalității. Dar momentele acestea de luciditate, sclipirile acestea, nu erau decât presentimentul secundei finale, niciodată nu dura mai mult de o secundă, cu care se anunța atacul propriu-zis. Secunda aceea era, desigur, insuportabilă. Meditând mai târziu după criză, asupra acestui moment culminant, prințul își spunea adesea că, de fapt, toate aceste clipe fulgerătoare și sclipiri de supremă autopercepere senzitivă și de intensă conștiință de sine și, deci, și de trăire superioară, nu sunt altceva decât simptome de boală, tulburări ale stării normale. Iar dacă este așa, nu mai poate fi vorba de o trăire superioară, ci din dimpotrivă, de una de ordin cu totul inferior, și totuși, ajunse în cele din urmă la o concluzie paradoxală, În definitiv, ce importanță are că e o stare de boală, hotărâi el în sfârșit. Ce îmi pasă mie că este o tensiune anormală de vreme, ce rezultatul, minutul acela de trăire, evocat și analizat apoi în stare normală, după acces, se dovedește a fi în cel mai înalt grad armonie și frumusețe. Oferă o senzație euforică, nemai încercată și nebănuită până atunci, o senzație de plenitudine, de echilibru, de împăcare, senzația contopirii într-un elan extatic de rugă cu cea mai sublimă sinteză a vieții. Această formulare nebuloasă îi se părea totuși îndeajuns de explicită, atât doar că îi exprima deocamdată prea slab gândul. În ce privește însă faptul că toate astea ar fi într-adevăr frumusețe și rugă, că ar fi chiar sinteză sublima vieții, nu putea avea nici cea mai mică îndoială, nici să admită măcar posibilitatea unei îndoieli, căci părea exclus ca viziunea acelui moment să fi fost numai o halucinație provocată de hașiș, de opiu sau alcool, care umilesc rațiunea și strălucesc sufletul, nălucire cu totul anormală și aberantă. Despre asta putea să-și dea seama foarte bine după ce trecea criza. Clipele acelea nu erau decât o activitate extraordinar de intensă a conștiinței de sine, dacă ar fi să definim această stare cât mai scurt. Conștiință de sine și totodată cea mai nemijlocită a tot percepere senzorială. Dacă în secunda aceea, adică în ultima clipă conștientă dinaintea accesului, apuca să-și spună lămurit și îndeplină cunoștință de cauză da, pentru clipa aceasta merită să-ți dai viața, fără îndoială că singură această clipă prețuia cât o viață întreagă. Acesta este de fapt felul cum însuși Dostoevski descria sentimentul pe care l avea înaintea propriilor crize de epilepsie de asta și sună atât de copleșitor. Deci prințul se plimbă, încearcă să nu se gândească în Anastasia, dar totuși ajunge cumva la casa în care stă ea. Proprietarul îi spune că nu este acolo și pe măsură ce se îndepărtează, Mâșchin își dă seama cum va arăta asta pentru Rogojin, care în mod clar îl urmărește chiar acum. La urma urmei, Mâșchin a jurat că nu se află în Petersburg din cauza Anastasiei și că nu vrea să aibă de-a face cu ea, iar apoi primul loc în care merge este casa ei. Mânșchin se întoarce la hotelul său, unde vede un bărbat ascuns sub o Este Rogojin. Are un cuțit. El vrea să-l înjunghie pe Mâșchin, dar Mâșchin are o criză de epilepsie și cade. Rogojin fuge, iar după câteva minute, Colia se întâmplă să vină la hotel în căutarea lui Mâșchin și îl găsește. Capitolul 6 Lebedev îl instalează pe Mâșchin în camera de oaspeți a casei sale, apoi continuă să-l păzească, ne lăsând pe nimeni să vină în vizită și apărând în mod constant, întrebând dacă Mâșchin are nevoie de ceva. Mâșchin îl cheamă în sfârșit, iar Lebedev se prezintă. El îi spune lui Mâșchin că Rogojin a sunat pentru a-i verifica starea de sănătate și că Anastasia vrea să aibă o întâlnire secretă cu el. Mă gândesc că acest personaj Lebedev nu este persoana cea mai potrivită cu care să organizezi întâlniri secrete, pentru că dacă ați reținut, e o gură spartă. Între timp, vin Gania și sora lui Varia, cu noul ei soț, Ptisen, și Colia le conduce pe doamna Epahin și pe fiicele ei. Doamna Epahin este oarecum supărată că mâșchin arată bine și nu e cu un picior în mormânt așa cum înțelesese ea. Ea se plânge apoi că Lebedev și generalul Ivolgin sunt grosolani și probabil beți. Aglaia îi cere lui Lebedev să vină cândva și să-i descifreze Apocalipsa. Se pare că acesta este hobiul lui sau cam așa ceva. El este încântat și promite că o va face cât de curând. După ce toată lumea a terminat de agitat și după ce generalul Ivolgin este gonit de doamna Epahin, Aglaia spune brusc că Gania arată grozav în aceste zile. Acest lucru este ciudat, dar nu la fel de ciudat ca următorul lucru. Pe măsură ce Colia și Epahinii, care sunt toți încă prieteni, încep să glumească despre bietul cavaler, se pare că familia l-a poreclit Don Quixote pe prințul Mâșchin, dar nu este foarte clar lucru acesta. Aglaia spune că bietul cavaler este un personaj dintr-una dintre poeziile lui Alexandr Pușchin, Pușkin a fost un poet rus, pentru cine nu știe, un soi de Shakespeare rus, cavaloare, care a trăit în secolul al XVIII-lea. Aglaia continuă spunând că ceea ce îl face pe bietul cavaler atât de special este determinarea lui de a fi dedicat unui ideal pentru toată viața. Ceea ce se poate spune și despre Mâșchin cu dragostea lui din milă pentru Anastasia. Aglaia spune că la început nu l-a înțeles deloc pe bietul cavaler, dar acum îl înțelege și că îl iubește și îl respectă cu adevărat pe bietul cavaler și alegerile lui în viață. Apoi se oferă să recite poezia. Citez: Poza artificială și aerul afectat pe care le arborase în momentul când se pregăti să recite făcură loc pe nesimțite unei atitudini pline de seriozitate și înțelegere față de ideea poetului. Aglaia se arătă atât de pătrunsă de sensul și tonul poeziei, accentua fiecare cuvânt cu atâta convingere încât nu numai că izbuti către sfârșit să captiveze atenția tuturor, ci chiar să și justifice într-o oarecare măsură gravitatea exagerată cu care pășisea din aur în mijlocul terasei. Acum se putea crede că toată atitudinea ei de până atunci n-a fost decât expresia naivă, a unui respect nemărginit pentru conținutul și semnificația adânca versurilor pe care voia să le transmită auditoriului. Ochii ei străluceau și, în două rânduri, un fior de exaltare pasionată slăbătuit chipul ei minunat. Poezia suna astfel: Fosta un voinic cu fală, zis, sărmanul cavaler. Suflet drept și față pală, un viteaz înza de fier. Și-i fu dată o soartă amară, căci se spune că într-o zi o vedenie fugară a lui inimă îndrăgi. Și de atunci, dintr-o scânteie, dorul arse în văpăi. De atunci nici o femeie nu priviră ochii săi. Își legă sfinte peste gulerul de atlaz, nu-și să-l înainte viziera de pe obraz plin de dragoste și vise, gata fiind de ori și ce, pe al să scut cu sânge scrise, trei însemne, a m d și în pustia Palestinei călărindu-și calul pag, când în luptă paladinii invocau un nume drag, în și de oțele beat de sânge musulman, Sandaroșa, Iumen, Kelly, striga el cu glas avan, reîntors din bătălie în castelul său străbun, trist, cu inimă pustie, se sfârși curând nebun. Mai târziu, amintindu-și cu consternare de toată scena aceasta, prințul a fost multă vreme chinuit de o întrebare de nedezlegat pentru el. Cum a putut ea să îmbine un sentiment atât de autentic, atât de frumos, cu o glumă atât de răutăcioasă și perfidă? În privința intenției de a-l înțepa și a-și bate joc de el, prințul nu avea nicio îndoială și pe bună dreptate. Aglaia, recitând versurile, își permisese să înlocuiască literele A, M, D cu N, F, B, inițialele lui. Era sigur că auzise bine. Ulterior a avut prilejul să se convingă că nu se înșelase. În tot cazul, gluma Aglaiei, căci era o glumă, deși cam răutăcioasă și nesăbuită, fusese premeditată. De o lună toți vorbeau și râdeau de Cavalerul Sărman. Și totuși, oricât s-a străduit mai târziu prințul să reconstituie în memorie întreaga scenă, reieșea că în loc să pronunțe cu un ton ironic literele acestea, în loc să le accentueze pentru ca să facă să reiasă sensul lor ascuns, Aglaia le pronunță din potrivă, cu o seriozitate atât de gravă, cu o simplitate așa de naturală și nebinovată, încât se putea crede că aceste litere figurau cu adevărat în text. Și la această constatare prințul își simți inima zvângnind ca de o punsătură dureroasă. Mâșchin este într-adevăr jenat, dar nu are timp să se gândească la asta, deoarece toată lumea începe imediat să se agațe de fiecare cuvânt pe care îl spune Radomski. Se pare că tocmai a renunțat la cariera sa militară. De asemenea, se dovedește că acesta este noul prieten special al Aglaiei. Doamna Epahini este atât de impresionată de stilurile poetice ale Aglaiei, încât cere o copie a lucrărilor lui Pușkin și Lebedev se oferă imediat să-i vândă setul său. Între timp, fica lui Lebedev sublinează că există o grămadă de tipi care așteaptă să vorbească cu prințul și aproape dau buzna neinvitații în cameră. Unul dintre ei pretinde că este fiul lui Pavlicev. Vă amintiți acel tip care l-a susținut pe Mușkin când n-avea nimic? Am vorbit la început despre el, e normal să nu mai țineți minte. Se pare că această agitație se întâmplă de ceva vreme, din moment ce toți cei din cameră știu deja totul despre asta și sunt scandalizați în numele prințului. Este greu de știut ce știu cu toții, dar cititorul ghicește că toți acești oameni noi vor o parte din moștenirea lui. Lebedev îi descrie pe acești bărbați ca nihiliști. Fac o mică paranteză ca să înțelegem de ce îi numește așa. În anul 1917, știți, a fost revoluție în Rusia și țara a fost transformată într-un stat socialist comunist, din păcate, din păcate și pentru noi. Ei bine, acele idei despre împărțirea bogăției și despre clasa proletară nu au venit de nicăieri. Au venit din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Nihiliștii, al căror nume provine din cuvântul latin nihil, care înseamnă nimic, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei nu credeau în nimic, nici în legi, nici în morală, nici în obiceiurile sociale sau culturale. Deci cei din societatea de vază rusească foloseau acest cuvânt într-un mod jignitor, nefiind de acord cu ideile lor. Revin. Așa că oamenii respectivi intră în cameră, iar Mâșchin vede că îi cunoaște pe doi dintre ei, prietenul lui Colia Ipolit și nepotul lui Lebedev. Al treilea este un fost tip militar, camarad cu Rogojin, iar al patrulea este cel care pretinde că este fiul lui Pavlicev, chiar dacă din anumite motive îl cheamă Antip Burdovski. Capitolul 8 Cei patru tipi intră cu o vădită ostilitate. Cel care pretinde a fi fiul lui Pavlicev nu poate pune două cuvinte împreună, așa că Ipolit vorbește cel mai mult pentru el. Mășchin le oferă șansa de a discuta într-o altă cameră și, în general, este surprins că sunt acolo, deoarece i-a cerut lui Gania să se ocupe de toată această situație. După ce s-au certat și când nu pot ajunge la o înțelegere, doamna Epahin îi cere lui Colia să citească un articol din ziar, pe care Lebedev tocmai l-a mânat. Articolul este o expunere lungă despre cine sunt acești tipi și ce își doresc, ceea ce este într-adevăr o modalitate destul de bună de a prezenta intriga de bază, astfel încât personajele să poată reveni la luptă. Deștept scriitor, domnul Dostoevski. Da, nu ne îndoiam de asta. În articolul respectiv, care este scris cât se poate de insultător, acuzația de bază este că Pavlicev, omul care l-a crescut pe Mâșchin și care l-a împins în străinătate, în Elveția, pentru tratament, a avut și un fiu nelegitim, de care a uitat complet și pe care nu l-a ajutat niciodată. Există o mulțime de calomnii despre faptul că Mâșchin este practic un idiot și despre faptul că Pavlicev a fost un desfrânat. Apoi, articolul cere ca Mâșchin să-i plătească acestui fiu nelegitim înapoi toți banii pe care Pavlicev i-a cheltuit pentru educația și tratamentul său, deoarece, ca fiu, el este cel care ar fi trebuit să obțină toți acești bani în primul rând și nu, nu are care idiot. Când Colia termină de citit, toată lumea este șocată. Prințul se întreabă despre cine a publicat chestia asta nebunească. Se dovedește că cel care a scris-o este fostul militar. Ipolit, țipând că sunt acolo pentru a primi banii care i se cuvin lui Antip Burdovski, iar dacă prințul are vreo urmă de cinste, atunci își va plăti datoria. Prințul zice ok și le arată 10.000, dar apoi continuă spunând că după ce avocatul lui Antip l-a contactat pentru prima dată, a putut să spună că acest avocat gras a fost în mod clar instigatorul. Și atunci Mășchin spune că Antip este clar un om simplu, ușor de înșelat, care a fost păcălit să declanșeze tot acest scandal de către acest avocat. De ce știe el toate astea? Ei bine, pentru că Gania a investigat, iar Antip nu este deloc fiul lui Pavlicev. Capitolul 9 Gania începe să divulge toată tărășenia. Se dovedește că tipul este un soi de Sherlock Holmes. El și-a dat seama de această situație de paternitate falsă. El dovedește că nu există nicio posibilitate ca Pavlicev să fie tatăl nelegitim al lui Burdovski, pentru că el a fost în străinătate timp de un an și jumătate înainte de nașterea lui Burdovski, iar doamna Burdovski, mama acestuia, nu a părăsit niciodată țara. De fapt, motivul pentru care Pavlicev a fost atât de drăguț cu acea familie este că doamna Burdovski avea o soră care era logodnica lui Pavlicev, dar ea a murit tânără, așa că el a păstrat oarecum legătura cu familia prin soră. De asemenea, Pavlicev a avut o slăbiciune pentru copiii bolnavi, așa că atunci când Burdovski era mic, Pavlicev s-a apropiat de el din cauza bâlbâielii și din cauza că era șchiop. Tot din același motiv, mai târziu l-a semi-adoptat pe Mâșchin. Așa că, pe măsură ce creștea, Burdovski și cei din jurul lui au simțit greșit că ar putea fi fiul lui Pavlicev. Burdovski aude toate astea și dă înapoi suma mică pe care prințul i-a trimis-o deja și apoi pleacă ieșind ca o furtună. Toți ceilalți sunt foarte supărați după această scenă pe Libină, Mășchin reacționează într-un mod bizar la dezvăluirile lui Gania, se -i simte îngrozitor că i-a acuzat pe Burdovski și amicii lui că sunt mincinoși corupți și începe să-și ceară scuze în stânga și în dreapta. În tot acest timp, doamna Epahin a stat și s-a abținut, iar acum, deodată, pur și simplu, explodează. Citez. Destul, Ivan Feodorovici! Lasă-mă! strigă Elizaveta Procovnievna. De ce mi-o ofer brațul abia acum? Adinea ori n-ai fost în stare să mă duci de aici. Ești doar bărbat, ești capul familiei, datoria ta era să mă iei de urechi și să mă scoți. Dacă în prostia mea aș fi refuzat să te ascult și să te urmez, cel puțin la ficele tale să te fi gândit. Acum găsim noi drumul și fără tine. Pentru un an întreg ne ajunge în rușina asta. Așteaptă să-i mulțumesc mai întâi cum se cuvine prințului. Mulțumim, prințe, pentru plăcerea pe care ne-ai făcut-o. Și eu, proasta de mine, mă pregătisem să ascult ce mai spune tineretul nostru. Dar e o infamie, infamie, e un haos, un scandal, nici în vis nu vezi așa ceva. Ori mai fi mulți de ăștia, Dumnezeule? Taci Glaie, taci Alexandru, nu vă amestecați că nu-i treaba voastră și nu te mai învârti ca un titirez în fața mea Evgenii Pavlovici, că mi s-a urât de dumneata. Așadar, tot tu, drăguțule, le mai cer și iertare? se întoarse ea din nou către prinț. Iartă-mă, va să zică, pentru că am îndrăznic să-ți ofer o avere. Iar tu, zecule ce găsi de râs? Îl ia la râs pe nepotul Lebedev. Refuzăm, adică cele zece mii de ruble. Noi nu cerșim, ci pretindem. Se face a că mâine idiotul ăsta se va duce la ei să le ofere din nou prietenia și banii. Ai să te duci, nu-i așa? Te duci, ha? Spune da sau nu. Am să mă duc, răspunse cu blândețe și smerenie prințul. L-ați auzit? Pe asta te bizui, se întoarse generaleasa din nou spre doctorenco. Te și vezi cu bani în buzunar și de aceea faci pe grozavu ca să ne arunci praf în ochi. Nu, dragul meu, asta să o spui cu vrei, dar nu mie. Eu, una, îți văd gândurile ca în palmă și tot jocul vostru l-am ghicit de la început. Lisaveta Procovievna, se rugă prințul rușinat. Să mergem, Elisabeta Procovievna, de mult e timpul. Îl luăm și pe prinț cu noi, spuse zâmbind și pe tonul cel mai calm cu putință, prințul și. Doamna Epahin pare scăpată de sub control și într-un ultim moment de furie îl apucă de braț pe Ipolit. Nimeni nu știe, dar el nu mai are mult de trăit și se prăbușește într-o criză de tuse. Imediat doamna Epahin se simte rău din cauza lui și își schimbă atitudinea sărindu-i în ajutor. Când o să-l citiți, o să vedeți că romanul are multe din, dintre aceste momente, practic încercând să sublinieze că există o moralitate naturală care este încorporată în oameni. Ne face să compătimim și empatizăm cu durerea celorlalți oricât de răi am fi. Ipolit declară că mai are vreo două săptămâni de trăit, așa că ar putea la fel de bine să-și spună ultimele cuvinte într-o companie selectă. Toată lumea se adună în jurul lui, iar Mășchin comandă ceai pentru toți. Capitolul 10 Ipolit începe să spună ceva, dar Randomski șoptește lui Mășchin, vă amintiți de Randomski, a venit odată cu familia Epahin și au lăsat de înțeles că ar fi un pretendent pentru una dintre fiicele lor. Radomski prezice că Ipolit va mărturisi ceva și apoi va fi atât de stânjenit încât va face ceva nebunesc. Mășchin aude că Lebedev, gazda lui, chiar a ajutat la editarea acelui articol nebunesc, acuzându-l de tot felul de lucruri oribile. Lebedev se înfurie și apoi se comportă agresiv, dar Mășchin l-a iertat deja. Apare iar Isus în comportamentul lui, îi iartă pe toți pentru tot felul de păcate. Ipolit, între timp, începe să delireze și are febră și vorbește chestii aiurea. El îi spune doamnei Pahin că o iubește pe baza a ceea ce știe despre ea de la Colia. O iubește ca pe o mamă dar spune toate astea cu o voce bat jocoritoare, iar doamna Epahin se cam satură. Generalul Epahin uh, sare să-l pună la punct, apoi Ipolit începe să devină filozofic vorbind despre moarte. Citez. Ei, haide, ți-ajunge acum, îi spuse deodată Lizaveta Procofirna, lui Evgeni Pavlovici, mi s-a urât cu voi. Da, uh, e timpul, se ridică brusc și speriat parcă Ipolit, rotindu-și în jur privirea îngrijorată. V-am reținut, voiam să vă spun tot, credeam că uh, totul, pentru ultima oară, nu, nu, n-a fost decât o fantezie. Se vedea că era într-o stare de adevărat delir, din care se mai smulgea din când în când pentru câteva momente, și atunci, cuprins de o flăcărare trecătoare, debita frânturi de idei din mulțimea gândurilor pe care le frământase și le formulase în fraze de mult învățate, pe patul de suferință, în nesfârșitele ceasuri de singurătate și insomnie. Așadar, adio, rostie el tăios, credeți că mi-e ușor? să vă zic adio. Își <laughs> bătui el joc cu caz de propria întrebare stângace, înfurindu-se parcă pentru faptul de a nu fi izbutit să exprime ceea ce dorea. Urma apoi cu glas strident. Excelență! Am onoarea să vă invit la mormântarea mea, dacă, bineînțeles, veți binevoi să o onorați cu prezența dumneavoastră și pe toată lumea, domnilor! Pe toți vă invit împreună cu generalul! <laughs> Lisaveta Procovnia, speriată, se apropie de dânsul și l apucă de braț. El o privi țintă cu același râs jocolitor care părea să fi încremenit pe fața ei răvășită de boală. <sighs> <sighs> Știți că am venit aici anume, ca să văd copacii. Iată-i! Și arătă cu mâna spre copacii din parc. Găsiți ceva caragios în asta? Nu-i așa că nu e deloc caragios? O întrebă el grav pe Elisabeta Procovievna și deodată iar căzu pe gânduri. În clipa următoare însă înălță capul ca și cum ar fi căutat cu privirea pe cineva. Îl căuta pe Evgenii Pavlovici care rămăsese în același loc, chiar în dreapta, foarte aproape de el. Dar Ipolit uitase de asta și acum își plimba privirea asupra tuturor. A, ah, n-ai plecat. Știi, dumneata, că am trăit mai mult decât ar arăta cei 18 ani ai mei? Am stat atâta timp țintuit la pat. Am privit atâta pe fereastra aceea și m-am gândit atâta la toate și despre toți încât o mort n-are vârstă. O știți? Îmi spuneam asta săptămâna trecută, deșteptându-mă în toiul nopții. Știți de ce vă este frică cel mai mult? Vă temeți mai ales de sinceritatea noastră, chit că ne disprețuiți. Și gândul acesta mi-a venit tot atunci în noaptea aceea de veche cu capul pe pernă. Ați crezut cumva că am vrut să-mi joc de dumneavoastră, Adinauri, Elizabeta Procovier? Nu. No. Mm. Asemenea gând era de parte de mine, din potrivă. Am vrut să vă aduc elogii. Colea mi-a spus că prințul vă consideră drept un copil. Asta e bine, e frumos, dar ce voiam să vă mai spun... Ce voiam să vă mai spun... Își acoperi fața cu mâinile încercând să-și adune gândurile. Da, 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 asta era adinaori. Când ați vrut să plecați, mi-a trecut prin gând pe oamenii aceștia care sunt aici, nu o să-i mai văd niciodată, niciodată. E pentru ultima oară că mai văd copaci. De acum înainte nu mai rămâne decât un zid de cărămidă roșie. Zidul casei Maier din fața ferestrei mele. Ei bine, spune-le asta. Încearcă să ne spui. Iată, o fată frumoasă. Doar ești un mort? Prezintă-te așa, spune-le că unui cadavru îi este îngăduit să spună ori ce. Ipolit devine apoi isteric și paranoic, strigând la oamenii total tăcut să nu mai râdă de el. În cele din urmă, el se sperie complet, spunând că Isus Hristos a fost inutil din moment ce a fost atât de multă vărsare de sânge după ce a murit, și de asemenea varsă o ură și o furie destul de nebună față de mâșchin, este cumva clar că îl confundă pe mâșchin cu Isus în rătăcerea lui, făcând și mai clară intenția scriitorului. Nimeni nu știe cu adevărat ce să facă cu acest adolescent furibos muribun. Evident că cineva trebuie să stea cu el, dar în același timp epahinii vor să-l ia pe mâșchin acasă la ei. Dar Mășchin este puizat de toate aceste lucruri, așa că epahinii ies împreună cu Radomski. La ieșire vor avea un alt șoc. Este o femeie care îi față nu vedem. Se oprește o trăsură, și femeia respectivă începe să-i strige lui Radomski să nu-și facă griji pentru acele datorii despre care vorbeau mai devreme. A avut ea grijă de ele. Ea pleacă, iar el este tot. Uh, păi, uh, eu n-am idee despre ce vorbește. Datorii? Ce datorii? Nu am mai văzut-o până acum în viața mea. chestii de genul ăsta. Uh, doamna Epahin și ceilalți pleacă. Capitolul 11. Epahinii sunt foarte supărați pe Mușchin, în acest timp el primește o vizită de la Adelaida, sora mijlocie a familiei Pahin și soțul ei, prințul Ș. Ei nu ar trebui să fie acolo, dar vin oricum, iar rezultatul principal al vizitei este încercarea de a afla care este înțelegerea dintre Randomski și misterioasa femeie din sură care se dovedește a fi Nastasia. Toată lumea crede că aceasta este o schemă care să-l facă pe Radomski să arate rău. Mășchin se întreabă dacă Poate datoriile sunt reale, dar prințul Ș zice că tipul ăla nu are de ce să se împrumute. Ei pleacă, iar mâșchin este puțin copleșit de toată treaba. Are o dorință trecătoare de a ieși pur și simplu din acel oraș, departe de toată drama. Gania vine să-l vadă. Deși l-a ajutat cu procesul de paternitate falsă, acum mâșchin se ține cam la distanță, așa că Gania doar vorbește cu el fără să-i spună principalul lucru pentru care a venit. Există totuși câteva informații în discuție. În primul rând se dovedește că Anastasia a fost în Pavlovsk în ultimele patru zile. În al doilea rând se dovedește că Radomski nu o cunoaște, dar că datoriile ar putea fi reale, deoarece oamenii superbogați au uneori probleme de lichidități. Și în al treilea rând se dovedește că Aglaia avusese o mare ceartă cu întreaga ei familie. Mushkin ignoră toate aceste indicii și ne întrebăm ce era pe cale să-i dezvăluie Gania. Lebedev apare și mărturisește că a avut o implicare în toată chestia cu femeia din trăsură. Mâșchin îl dă afară din cameră. Târziu, în acea noapte, Colia intră să-i dea lui Mâșchin mai multe știri. Epahinii nu mai vorbesc cu Gania și cu sora lui, pentru că se pare că Gania este motivul pentru care Aglaia s-a luptat cu restul familiei ei. Citez. Desigur, din multe puncte de vedere, caracterul lui Gania lasă de dorit, însă are și calități pe care e de ajuns să le cauți ca să le descoperi și niciodată nu îmi voi ierta că nu l-am înțeles mai înainte. Nu știu dacă pot continua să mă duc la Epahini după cele întâmplate cu Varia. E drept că de la început chiar m-am pus pe un picior de independență completă, dar trebuie totuși să mă mai chipzuiesc. Degeaba îl plânge atât pe fratele dumitale, observă prințul. Dacă lucrurile au ajuns aici, înseamnă că Lizaveta Procovnievna îl consideră pe Gavrilă Ardal Lionovici cam primejdios și că, prin urmare, anumite speranțe ale lui sunt pe cale să se împlinească. Cum? Ce speranțe?" strigă în culmea mirării Colea. Cu Îți închipui poate că Glaia. Da, e cu neputință." Mâșchin nu spuse nimic. Ești teribil de sceptic, prințe," reluă Colea după un timp. Observ că de la o vreme încoace te arăți extraordinar de sceptic. Încep să nu mai crezi în nimic și să te complaci în tot felul de presupuneri. Am întrebuința bine aici cuvântul sceptic? Cred că da, deși nici eu nu sunt prea sigur. Ba nu, îmi retrag cuvântul sceptic. Am găsit o altă explicație, strigă Colea deodată. Nu ești sceptic, ci un om stăpânit de gelozie. Ești teribil de gelos pe Ganea pentru o fată mândră și frumoasă. Spunând asta, Colea sări pe scaun și izbucni într-un râs nebun, cum poate nu i se mai întâmplase vreodată în viață. Veselia lui n-a mai cunoscut margini când îl văzut pe prinț roșind din ce în ce mai mult. Ideea că prințul era gelos din pricina aglaiei îl amuza nespus, dar hazul lui încetă brusc în momentul când își dădu seama că prințul a rămas foarte mâhnit. A doua zi, Mâșchin se întoarce la Petersburg pentru afaceri, iar la întoarcere se întâlnește cu generalul Epahin în tren. Generalul Epahin începe un monolog lung, pe jumătate nebun, despre cum Epahinii nu-l acuză pe Mâșchin pentru nimic și că de încurcat este toată treaba. Ce spune Epahin? Că Radomski este cu adevărat îndatorat și așteaptă să moștenească o altă avere de la unchiul său. Radomski nu o cunoaște pe Nastasia și este cinstit și nu știe despre ce vorbea ea. Epahin crede că Anastasia încearcă să se răzbune pentru felul în care Epahin s-a comportat mai devreme. Poate pentru că nu l-a oprit pe Totski, este cam greu să-ți dai seama ce crede, deoarece vorbește incoerent. Capitolul 12 în a treia zi, doamna Epahin aleargă pe terasa casei lui Mâșchin. Ea este oarecum speriată și începe să țipe la el, dar într-un mod prietenesc, exasperată. În primul rând, ea știe despre scrisoarea pe care a trimis-o lui Aglaia și cere să știe ce era în ea. Mâșchin i-o redă integral. Doamna Epahin se liniștește oarecum pentru că nu era vreo declarație de dragoste sau cerere în căsătorie. Deci, atunci întreabă ea, este Mâșchin îndrăgostit de Anastasia? El spune că nu. În cele din urmă, îl face să-i promită că nu are nimic de a face cu Anastasia. Și acum că el este liber și clar, ea ajunge la subiect. Se pare că Gania a vorbit cu Aglaia. Viața pentru femeile nobile tinere necăsătorite în acele vremuri nu era ușoară deloc. Practic, chiar și cel mai mic indiciu de comportament nepotrivit putea scoate o femeie de pe. Uh, viața căsătoriilor, să zic, așa că putea rămâne blocată și să trăiască viața unei fete bătrâne împreună cu mama și cu tata pentru totdeauna. Așa că înțelegem de ce mama ei l-a suspectat pe prinț, pentru că chiar și o mică scrisoare nevinovată poate arunca suspiciunea asupra moralității fetei. În plus, căsătoria cu Gania ar fi un pas social uriaș pentru Aglaia, deci miza este foarte mare. Mășchin este șocat de asta și că Gania nu i-a spus. Dar noi știm că Gania avea de gând să-i spună cu o zi înainte, doar că prințul a fost prea distras și Gania a renunțat să-i spună. Doamna Epahin spune apoi că Gania nu numai că a vorbit cu Aglaia, ci că a vorbit și cu Nastasia. Citez. Elizaveta Prokofievna aruncă asupra prințului o privire pătrunzătoare, poate ar fi vrut să afle ce efect va produce asupra lui părerea ei despre Evgenii Pavlovici. Nu știi nimic de Gavrila Volgin! Ba da, știu multe lucruri. Știai că e în relații cu Aglaia? Asta n-am știut-o. Simiră ba chiar tresări prințul. Cum, Gavrilă Ardalionovici e în relații cu Aglaia Ivanovna? Cu neputință. De foarte puțin timp. Soră sa și-a tot făcut drum pe aici toată iarna, săpându-i trecerea ca un șobolan. Nu cred. Stărui cu tărie prințul după ce s-a stătu un moment pe gânduri, pradă unei profunde emoții. Dacă ar fi fost adevărat, aș fi știut negreșit și eu. Te așteptai cumva ca el să vină și căzând la pieptuți să-ți mărturisească cu lacrimi noi tare naiv mai ești. Și caragios, toți umblă să te păcălească ca pe un cap, ca, ca... Și nu ți-e rușine să te încrezi într-un asemenea om? Se poate să nu-ți dai seama că el te duce de nas, că te păcălește în modul cel mai nerușinat? Știu foarte bine că mă păcălește uneori, rosti prințul în silă cu jumătate de glas. Și Ganea își dă seama că știu, adăugă el fără a-și mai isprăvi gândul. Poftim, știe și totuși se încrede. Hala alție, de altfel, din partea ta e și fire să fie așa. De ce mai fi rând atâta? Doamne Dumnezeule, a mai existat vreodată un astfel de om? Da, Dar știi că acest Gania, ori această vanca, au pus-o în legătură cu Nastasia Filipovna? Pe cine? strigă prințul. Pe Aglaia. Nu cred. Imposibil. Dar cu ce scop? Și prințul sări ridică de pe scaun. Nici mie nu vine a crede, cu toate că sunt dovezi. E o fată de o zăpăcită, o nebună, o fată rea, 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 rea din calea afară, de o răutate cum nu e alta. O mie de ani aș repeta că e rea. Toate s-au făcut așa în ultimul timp, chiar și curca aia plouată de Alexandra, dar aceea cel puțin mi-a scăpat din mână. Și totuși nu cred, poate pentru că nici nu vreau să cred, adăugă generala de ca pentru sine. Dar de ce n-ai venit să ne mai vezi? Îl ia din nou la rost pe prinț. Aceste trei zile, de ce n-ai venit pe la noi? strigă ea nerăbdătoare, în repetând întrebare. Prințul început să-și expună motivele, dar Lizaveta Procovievna îl întrerupse. Toată lumea te ia drept un prost și te trage pe sfoară. Ai fost ieri la Petersburg, pură mășa că te-ai dus să-l implori în genunchi pe nemer Nicola ca să-ți primească cele 10.000 de ruble. Nici gând nu l-am văzut și de altfel nu e un nemernic, am primit o scrisoare de la el. arată mi -o. Prințul îi arătă doamnei Pahin scrisoarea de la Burdovski, care își cere scuze pentru toată treaba cu fiul lui Pavlicev. Mășchin îi spune că Aglaia i-a trimis mai devreme un bilet în care îl atenționează să nu o viziteze. Doamna Epahin îi spune că e evident că vrea să-i facă o vizită, dar Mășchin are o minte prea directă pentru a înțelege subtilitățile Aglaiei. Doamna Epahin practic îl târăște pe Mușkin acasă cu ea. Partea a treia Capitolul 1 Dostoevski ne face o demonstrație cum că epahinii sunt o familie de oameni nepractici. Pentru ei totul decurge puțin altfel decât pentru alții, iar doamna Epahin găsește acest lucru supărător. Acum e furioasă pe fiicele ei că nu sunt deja căsătorite și de asemenea este furioasă pe generalul Epahin pentru că a avut ceva de-a face cu Anastasia mai devreme. Vă amintiți că i-a făcut cadou acel colier și le-a expus pe fetele Epahin la sinuciderea socială de a fi conectate cu ea. Adelaida este căsătorită, așa că este gata de plecare, dar doamna Epahin este îngrijorată pentru celelalte două. Aglaia este mult prea pretențioasă, iar Alexandra este mult prea calmă și naivă. În orice caz, acum toți stau la Epahin, iar Radomski prezintă un argument lung împotriva liberalilor ruși. Alexandra devine furioasă, auzind asta, din moment ce este o generalizare destul de mare. Prințul și o susține și îl combate pe Radomski, spunând că nu este nimic serios în ceea ce spune. Mășhin este prins în această discuție, dar pare să fie de acord cu ceea ce spune Radomski. Alexandra încearcă să scurteze conversația, deoarece devine cam incomodă și sugerează o plimbare. Dar, Radomski vrea să aducă un ultim argument, vorbind despre o crimă a șase persoane, în care apărarea a fost aceea că societatea e de vină pentru că tipul i-a omorât pe toți acei oameni. El se întreabă retoric dacă acesta este un caz singular al unui nebun sau este un indiciu a unei boli generale în societate. Mășchin se gândește și spune că nu, nu este un caz individual. El aduce în discuție criminalii pe care i-a întâlnit într-o închisoare pe care a vizitat-o. Unii au fost de asemenea ucigași în masă, și mulți nu au arătat nicio remușcare pentru ceea ce au făcut, dar toți știau că au făcut ceva greșit și că sunt criminali. Acum băieții ăștia noi, spune mășchin, nici măcar nu cred că au mai greșit cu ceva. Despre asta este liberalismul sau nihilismul sau ambele. Toată lumea este destul de uluită să audă asta. Radomski este oarecum șocat să audă propoziții coerente ieșind din gura prințului. El este de asemenea surprins de faptul că Mâșchin nu l-a gonit pe Burdovski și pe amicii lui când au încercat să facă uh, afaceri cu fiul lui Pavlicev. Doamna Epahin este prom Mâșchin, la urma urmei el i-a tratat ca pe niște ființe umane și ca răspuns a primit o scrisoare de scuze de la Burdovski. Apoi se dovedește că Ipolit s-a dus și el să-și ceară scuze lui Mâșchin, care l-a trimis la țară ca să se refacă. Colia raportează că se reface, dar probabil că nu este încă apt să revină în societate, deoarece s-ar simți jenat pentru ceea ce a făcut și ceea ce a spus. Citez. Mâșchin observă că Aglaia și-a părăsit dintr-o dată locul și că se apropie de masă. Nu îndrăznea să ridice ochii spre dânsa, dar simțea că în momentul acela ea îl privește poate cu un aer amenințător, că în ochii ei negri clocotește indignarea și că sângele îi nevălise în obraz. După părerea mea, Nicolae Ardal Ionovici, ai făcut rău că l-ai adus la Pavlovsk. Dacă e vorba de adolescentul acela tuberculos care zilele trecute plângea și ne invita la mormântarea lui, Observă Evgenii Pavlovici. A vorbit atunci cu atâta elogvență despre zidul din fața casei lui, încât cu siguranță o să-i ducă dorul. E foarte adevărat, ai să vezi, o să se certe cu tine, o să strântească cine știe ce vorbe grele, și apoi are să plece, așa să știi. Și uitând că toată lumea se pregătea să meargă la plimbare, Lizaveta Procovievna, cu un aer plin de demnitate, transe înspre ea panerașul cu lucru de mână. Mi-aduc aminte că a făcut elogiul acelui zid. Reluă Evgeni Pavlovici, și fără el nu va putea muri spectaculos. Ori el se pare că ține mult să moară spectaculos. Ei bine, murmurăm, mâșchind, dacă nu vreți să-l iertați, are să moară fără iertarea voastră. Acum, însă, a venit mai mult pentru copaci. Ah, dar în ceea ce mă primește, iert. Iert totul, poți să-i transmiți. Altfel, trebuie să înțelegem lucrurile acestea, răspunse prințul încet și parcă în silă, cu privirea ținită mereu în același punct de pe podea. Trebuie să fii de acord și dumneata să-i primești iertare. Eu, dar pentru ce? Cu ce i-am greșit? Dacă nu puteți înțelege, înseamnă. Dar sunt sigur că înțelegeți totul. Voia atunci să vă binecuvânteze pe toți și, la rândul lui, să primească binecuvântarea voastră a tuturor. Asta-i tot. Dragă Kneaz, se grăbi să intervină prințul și, schimbând o privire îngrijorată cu câteva dintre persoanele prezente, Paradisul pe pământ. Nu se realizează așa de ușor și mi-e teamă că îți faci iluzii în privința asta. Paradisul e un lucru cam anevoios, cnează. Mult mai anevoios de obținut decât și închipui admirabil la dumitale inimă. Dar eu zic că am face mai bine să ne oprim aici, al minter te pomnești că o să ne simțim stingheriți cu toții și atunci mergem să ascultăm muzică, hotărât pe un ton aspru Lizaveta Procofiepna și se ridicăm mânioasă. Toți ceilalți se ridicară și ei gata de plecare. Capitolul 2. Mășchin se duce brusc la Radomski pentru a-i spune că este un om bun. Radomski este sângenit de comportamentul ciudat al lui Mășchin și presupune că el vrea să spună asta altcuiva. Mășchin rostește un mic discurs tuturor, spunând că știe că este cu adevărat nepotrivit pentru societate și că este puțin ciudat și că știe că uneori ei râd de el pe la spate. Aglaia este imediat furioasă din cauza asta și începe să strige că toată lumea de acolo nu se ridică la valoarea lui și că el nu ar trebui să se înjosească în fața lor. Apoi izbucnește în lacrimi, spunând că nu se va căsători niciodată cu mușchin. El spune că n-a cerut-o și că nici nu o va cere în viitor. E o nebunie întreagă. Toți pleacă în cele din urmă la plimbare, iar Aglaia merge înainte cu mușchin. Citez: Dar șirul de enigme în care era atât de iscusită Aglaia Ivanovna nu se terminase încă. Ultima din seara aceea fusese rezervată exclusiv prințului. Când se îndepărtară cam la 100 de pași de casă, tânăra fată îi se adresă aproape în șapte cavalerului ei tăcut, spunându-i grăbită, Uită-te la dreapta. Prințul privind acolo, Uită-te mai cu atenție. Vezi banca aceea în parc, acolo unde sunt cei trei copaci mari? O bancă verde. Prințul răspunse afirmativ, Îți place locul acesta? Câteodată pe la ora șapte dimineața, când toată lumea doarme încă, îmi place să stau acolo singură cu gândurile mele. Prințul îngână că locul era încântător. Acum să mă lași. Nu vreau să mai merg la braț cu dumneata sau să mergem tot așa, dar să nu-mi spui nicio vorbă. Nu vreau să fiu tulburată în gândurile mele. Avertisment zadarnic că oricum mâșchin nu ar fi scos o vorbă tot drumul, chiar și fără această poruncă. Inima a început să-i bată cu putere când o auzi șoptindu-i cu privire la bancă. După un minut însă, îi furușine de gândul absurd ce încolțise în minte. Ei se îndreaptă spre un parc unde există o cafenea și muzică. Este o mulțime elegantă, iar ei socializează, admiră rochile altor femei și își salută cunoștințele. Câțiva tipi îi dau tărcoale aglaei și au impresia că Mâșchin este deranjat de asta. Între timp, el este plecat în propria sa lume, dorindu-și cu adevărat să fie singur în casa lui sau chiar în vârful unui munte din Elveția. Îi pare rău că i-a întâlnit vreodată pe acești oameni. Dintr-o dată are senzația că e urmărit. El continuă să se uite în jur, îngrijorat, iar anxietatea lui o atinge și pe Aglaia. Ei bine, au dreptate să se streseze pentru că apare Nastasia cu o grămadă de admiratori pe urmele ei. E îmbrăcată prea elegant pentru locul respectiv și este imposibil să o ignori, deși majoritatea oamenilor încearcă să facă exact asta. Mășchin este copleșit de durere și milă. Își poate da seama că ea este complet nebună în acest moment, numai bună de azil. În timp ce Nastasia trece pe lângă el, îl abordează din nou pe Radomski. De data aceasta, ea îi spune că unchiul său, presupusul bogat, tocmai s-a împușcat în această dimineață, se pare că tot timpul a deturnat fonduri. Ea râde despre asta și spune că acesta trebuie să fie motivul pentru care Radomski și-a retras comisionul, că știa tot timpul despre crimele unchiului său. Radomski este total dezamăgit de toate acestea. Unul dintre prietenii lui Radomski spune că Anastasia ar trebui să fie biciuită. Îl aude un soldat din apropiere și îl biciuiește pe prieten peste față, suficient de tare pentru a-i da sângele. Prietenul se repede spre ea, pe cale să o lovească, când mâșchin se bagă între ei și tipul lovește. În acest moment, Keller apare din nicăieri și spune că dacă acest prieten chiar vrea să se lupte cu cineva, atunci Keller este gata să-i satisfacă dorința. Pentru că, într-adevăr, nimeni nu are voie să lovească o femeie dar până atunci prietenul și-a revenit, se prezintă lui Mâșchin, nu este clar dacă vrea duel sau ceva de genul acesta și pleacă. Rogojin o duce pe Anastasia departe. Aglaia a stat în picioare și a urmărit toată scena cu emoție, dar când revine la familia ei, ea își bate joc de ceea ce s-a întâmplat, de parcă nu i-ar păsa cu adevărat. Capitolul 3 Toată lumea se întoarce la casa epahinilor după nebunia din parc și toți sunt afectați de întâmplare. Mășchin stă afară pe terasă, în timp ce familia se agită în interiorul casei. După un timp, Aglaia iese pe terasă și joacă teatru puțin exagerat, ca și cum nu se aștepta să-l vadă pe Mășchin acolo. Apoi începe să vorbească despre dueluri și despre modul în care Mășchin chiar trebuie să se antreneze la tragerea cu pistolul. El pare că nu înțelege. De asemenea, este atât de emoționat să stea lângă ea, încât doar de asta îi pasă. Generalul Epahin iese să meargă undeva, Mâșchin se simte forțat să plece și iese cu generalul Epahin. Generalul îi dezvăluie ceva, dar nu știm cu adevărat ce, pentru că Mâșchin nu dă nicio atenție la ceea ce îi se spune. În cele din urmă, prințul devine atent și află că toate acele lucruri pe care Nastasia le-a spus despre unchiul lui Radomski sunt absolut adevărate. S-a împușcat și a deturnat o tonă de bani. Și mai grăitor, Radomski chiar părea să-și dea demisia de parcă ar fi știut că ceva de genul acesta va fi descoperit în cele din urmă. Deci da, nu pare cel mai cinstit tip din lume. Continuăm să primim și alte câteva știri interesante. Se pare că Radomski a încercat deja să o ceară în căsătorie pe Aglaia cu o lună mai devreme, iar ea l-a refuzat. Mâșchin este încântat. Și în sfârșit, o ultimă dezvăluire, Aglaia se pare că le-a spus mamei și tatălui ei că Anastasia face tot posibilul să încerce să-i aducă împreună pe Mâșchin și pe ea. De aceea a depus atât de mult efort să-l facă pe Radomski să arate atât de rău. Generalul termină spunându-lui Mâșchin cât de mult îl iubește familia Ipahin, apoi pleacă. Prințul scoate apoi o bucată de hârtie, un bilet pe care Aglaia l a strecurat pe terasă când era atât de șocată pentru că l-a găsit acolo. Atât de șocată încât avea biletelul pentru el gata, pregătit. Biletul îi spune să vină să o întâlnească la bancă. Mășchin este în al noului cer. Se lovește de Keller care este entuziasmat să fie secundul lui. Stai puțin, ce secund? întreabă Mășchin. Keller crede că tipul din parc îl va provoca la un duel pentru că i-a luat apărarea Anastasiei. Mâșchin începe să râdă de asta și fuge nerăbdător spre parc. Se plimbă prin parc, îndrăgostindu-se din ce în ce mai profund de aglaia, până când îl vede brusc pe Rogojin, dar de data asta fără cuțit. Vă aduceți aminte că a vrut să-l înjunghie, dar Mâșchin a leșinat înainte. Au o conversație cam ciudată, se dovedește că Mâșchin i-a trimis lui Rogojin o scrisoare în care îi spune că i-a iertat toată chestia cu cuțitul și a spus că vrea doar să fie din nou frați. Rogojin nu este mulțumit că a fost iertat de fapt pare să-l urască și mai mult pe mușchi. Citez. Dar iată Parfion, părerea mea, la care am ajuns în aceste 8 zile, am să-ți o spun. Știi tu că acum ea te iubește poate mai mult decât pe oricine altul? Mai mult, cu cât te chinuiește mai tare, cu atât te iubește mai mult. Ea nu ți-o spune, dar trebuie să știi, să o ghicești pentru ce la urma urmei s-ar simți obligată să meargă după tine? Într-o zi o va mărturisi ea singură. Sunt femei care vor să fie iubite în așa fel și ea e dintre acelea. Caracterul și dragostea ta trebuie să o impresioneze. Și tu că femeia e în stare să-l chinuiască pe bărbat până îi scoate sufletul cu răutățile, nazurile și ironiile ei, fără să simtă vreo remușcare, pentru că de fiecare dată își va spune privindul acum îl fac să sufere până nu mai poate, în schimb mai târziu am să-l răsplătesc cu dragostea mea." După ce ascultă vorbele prințului până la capăt, Rogojin se porne pe un râs în hohote. <laughs> nu cumva, prințe, ai dat și tu peste una ca asta? Am auzit ceva vorbindu-se despre tine. O fi adevărat?" Ce anume? Ce-ai ce putut auzi?" Întrebă, repede mâșchi între sărind și oprindu-se în loc rușinat. Rogojin continuă să râdă, l-ascultase pe dușmanul său cu oarecare curiozitate care nu era lipsită de satisfacție. Fusese o surpriză și totodată îl învioră vorba caldă și pasionată a lui Mâșchin. E, nu că aș fi aflat mare lucru, dar văd acum singur că era adevărat, adăugă el. Ei bine, când ai mai vorbit tu așa? Iată un limbaj care nu-ți seamănă. Dacă n-aș fi aflat ceea ce am aflat despre tine, nu veneam aici la miezul nopții în parc. Dar nu te înțeleg deloc, Parfion Semionici. De multă vreme mi-a tot vorbit despre tine și adinaori am putut controla spusele ei cu proprii mei ochi când să tei cu cealaltă ascultând muzică în parc. S-a jurat și el și astăzi că ești amorezat lulea de aglaia e Mie mi-e tot una, prințe, și nu-i treaba mea. Dacă ai încetat să o iubești, ea tot te mai iubește. Știi că vrea numai decât să te însoare cu cealaltă? S-a jurat să facă căsătoria asta? Mi-a spus, nu te iau decât după ce. Întâi merg ei la biserică și apoi noi după ei. Nu pricep și pace. Sau te iubește fără margini, sau dacă te iubește, pentru ce vrea să te însoare cu alta? Zice, vreau să-l văd fericit. Înseamnă că te iubește. Ți-am spus și ți-am scris că nu e în toate mințile, răspunse prințul, care suferea îngrozitor ascultându-l pe Rogojin. Dumnezeu știe, poate că te înșel. De altfel, astăzi, când am condus-o după muzică, mi-a fixat și ziua. În trei săptămâni, poate chiar mai curând, zice, ne cununăm. S-a jurat până și icoana a scos-o din perete și a sărutat-o. Așadar, prințe, a rămas să-i dai izor și tu. Hai, hai, hai! <laughs> Toate astea nu sunt decât aiureli. Adică în ce mă privește. Ceea ce spui nu se va întâmpla niciodată. Niciodată. Mâine o să vin la voi. Tu spui că e nebună? Observă Rogojin. Cum se face că toată lumea o socoate cu mintea întreagă și numai tu singur zici că e smintită? Atunci cum poate să scrie scrisorile acelea? Dacă ar fi nebună, s-ar fi cunoscut după scrisori. Ce scrisori? întrebă îngrijorat prințul. Îi scrie celelalte, iar aia le citește. Sau n-ai știut? Ei bine, ai să te convingi. îți va arăta ea precis. Cele două femei, într-adevăr, și-au scris scrisoare, se pare, și ea a promis că se va căsători cu Rogojin de îndată ce Mâșchin se va căsători. Rogojin este confuz cu acest plan, deoarece crede că Anastasia este încă îndrăgostită în secret de Mâșchin, după cum ați văzut, și el îi spune lui Mâșchin despre chinurile de a fi cu cineva în care nu ai încredere totală. Se pare că acum o urmărește pe Anastasia cu ajutorul unui detectiv pentru a se asigura că ea nu-l înșeală. Dintr-o dată Mâșchin îi spune că a uitat complet că mâine este ziua lui. Ei decid să meargă la casa lui Mâșchin să bea ceva pentru a sărbători. Capitolul 4 Mâșchin și Rogojin se întorc la casa lui Mâșchin doar pentru a descoperi o grămadă de tip deja adunați acolo, bând șampanie în onoarea zilei de naștere a lui Mâșchin. Acesta este destul de emoționat să vadă toată lumea aia venită pentru el, dar e cam ciudat că s-au autoinvitat toți așa din senin. Ipolit este și el acolo, se simte mai bine și bea, deși nu ar trebui să fac asta. Este acolo cu Burdovski și amândoi sunt foarte politicoși cu mâșchi. Mâșchii ne spune lui Radomski că Ipolit locuiește acum cu el, iar acest lucru îl deranjează pe Radomski din anumite motive. Ipolit se ridică și se vede că e pe jumătate nebunit de febră și de alcool. Apoi un lebedev de începe un discurs lung. La început pare să fie vorba despre interpretarea Apocalipsei, practic încercarea de a da un sens cărții Apocalipsa, din nou testament al Bibliei, unde sfârșitul lumii este descris în tot felul de imagini groaznice și confuze. Dar apoi Lebedev va ajunge la punctul principal, ceea ce este ceva la care Dostoevski a insistat de-a lungul cărții. Lebedev spune povestea unui tip din zilele unei foamete din secolul al XII-lea, care a supraviețuit mâncând 60 de călugări și 6 bebeluși. Dar apoi, în loc să păstreze secretul acelor crime, el s-a predat chiar dacă l-așteptau a tot felul de torturi și orori. Pentru Lebedev, ideea acestei povești este că pe atunci omenirea avea un simț mai profund și mai născut al binelui și al răului, care nu i-ar permite să facă lucruri oribile fără să simtă vinovăție și remușcări. În timp ce în zilele noastre, adică în secolul al XIX-a lui Dostoevski, oamenii sunt mult mai conduși de dorințe materialiste și pământești decât de un simt spiritual al binelui și al răului. Seamănă leit și cu secolul nostru. Această temă Dostoevski o repetă în aproape toate romanele sale. Câțiva oameni se enervează ascultându-i teoria, mai ales că nici Lebedev nu se lipsește de plăcerile materiale. Gania se duce și stă cu Rogojin. Nu este clar de ce. Capitolul 5 Ipolit sare brusc în sus, scoate din buzunar un snop uriaș de hârtii și declară că va citi un articol lung pe care l-a scris. Toți încearcă să-l oprească, dar e de neoprit. Mășina își dă seama că este pe cale să se facă iar de rușine și încearcă să-l țină în pat sau cel puțin să aștepte și să citească articolul mâine, dar nu reușește. În cele din urmă, Ipolit cere să se dea cu banul pentru a vedea dacă va citi sau nu. Aruncarea banului spune că da. Rogojin spune în mod criptic că Ipolit gestionează totul greșit. Asta pentru că știe ce spune articolul? Nu știm. Dar Ipolit îl acuză brusc pe Rogojin că a venit lângă patul lui în miezul nopții să-l privească și să-l sperie. Rogojin neagă, dar dacă ne gândim la toată chestia cu uh, Rogojin ca Diavolul uh, și la Mășchin ca Isus, cine știe, poate că Ipolit spune adevărul. Deocamdată nu este clar. Ipolit începe să citească ceva care este foarte alambicat, nu are un flux logic și continuă pe câteva capitole. În restul acestui capitol găsim următoarele idei. Ipolit este foarte, foarte speriat de moarte încă și îmbracă atitudinea de nihilist de care îi pasă, dar a fost total surprins de modul în care un medic nihilist i-a spus că mai are de trăit cel mult o lună. Are 19 ani. Este o chestie oribilă cu care trebuie să se confrunte la 19 ani. O altă idee este că el este cuprins de cât de perspicace și atent este mâșchin la o mulțime de lucruri, deși nu pare. Toată lumea încearcă să determine să se oprească din citit, dar nu. El continuă întrebându-se ce rost are să trăiască două săptămâni. Pe de o parte, de ce să nu moară acum și să termine cu asta? Dar, pe de altă parte, simte că de fapt abia acum are un fel de condamnare la moarte pe care a început să o trăiască cu adevărat. Vă amintiți povestea pe care a spus-o Mâșchin despre omul condamnat și cât de pline de viață trebuie să fie ultimele sale ore? Aceasta este cu siguranță mai mult din ideea că persoana care știe că este pe cale să moară, trăiește o viață foarte plină, la sfârșit. Așa cum însuși Dostoevski a experimentat cu execuția lui întreruptă. Citez. Acela în mâinile căruia va cădea această confesiunea mea și care va avea răbdarea să o citească până la capăt, mă va considera poate un nebun sau mă va privi ca pe un școlar, dar cel mai profund va fi dispus să vadă în mine un condamnat la moarte care, bineînțeles, a ajuns la concluzia că toți ceilalți oameni, în afară de el, nu știu deloc să plățuiască viața. Prea o risipesc fără să-și dea seama de valoarea ei, le nevesc prea mult, nu profită în de ajuns de viață și ca atare toți până la unul sunt prea nevrednici să o trăiască. Ei bine, să știți că cititorul acesta se va înșela și că situația mea de condamnat la moarte nu are nicio influență asupra convingerii mele. Întrebați-i numai, de la cel din tâi până la cel din urmă, în ce constă fericirea. A, fiți siguri că Cristofor Columb a fost fericit nu atunci când a descoperit America, ci când era pe cale să o descopere. Fiți siguri că apogeul fericirii lui a fost atins poate exact cu trei zile înainte de a fi descoperit noul continent, atunci când echipajul răzvrătit de disperare era cât pe aici să întoarcă corabia înapoi spre Europa. Dar nu de noul continent e vorba acum, lua la naiba. Columb a murit fără să-l fi văzut cum trebuie și de fapt nici n-a știut vreodată ce anume descoperise. Esențialul este viața, numai viața. Calea veșnică necurmată spre descoperirea vieții, actul descoperirii ca atare și nici de cum descoperirea în sine. Acest capitol este partea a doua din povestea lui Ipolit, mărturisire, monolog, delir. El povestește că, într-o zi, când ieșise la plimbare, a văzut un bărbat îmbrăcat sărăcăcios. Bărbatul își pierde servieta, iar i o ridică și îl urmărește pe tip până la casa acestuia, înainte de a i-o da înapoi. Se pare că această servietă are toate documentele și informațiile importante pentru acel tip și soția lui și cei doi copii mici pe care îi au. Au o perioadă neagră și sunt în oraș pentru a încerca să facă o petiție ca tipul să-și recupereze vechiul lor de muncă de doctor. O slujbă pe care a pierdut-o din cauza unei neînțelegeri. După ce îi spune lui Ipolit povestea lui, acesta îi spune familiei că va muri în curând. Doctorul încearcă să facă ceva în privința asta, dar Ipolit îi spune că nu are niciun rost. Este o situație destul de tristă și sunt foarte recunoscători lui Ipolit pentru găsirea și returnarea documentelor. Dar Ipolit își dă seama că le poate face un bine: un copil cu care a mers la școală și are un fel de sentimente de dragoste ură pentru el, este nepotul bărbatului care conduce departamentul guvernamental, care îi poate recupera locul de muncă. Așa că Ipolit se oferă voluntar să încerce să pună o pilă și merge să-l vadă pe acest fost coleg de clasă. Colegul este îngrozit să-l vadă pe Ipolit, dar acceptă imediat să încerce să-l ajute pe doctorul fără loc de muncă. Toată lumea are noroc pentru că este nepotul preferat al unchiului său. Ipolit și colegul său de clasă ies la o plimbare dar apoi brusc Ipolit spune că nu mai are de trăit decât trei luni și ce o stare. De ce să nu sară în râu și să o încheie acum? Și mai deprimant se întreabă de ce s-ar deranja un tip care este pe cale să moară să ajute pe cineva. Ipolit pleacă acasă și se gândește din ce în ce mai serios să se sinucidă până când în sfârșit se întâmplă ceva care îl face să decidă să o facă cu adevărat. A doua zi, Ipolit merge să-l vadă acasă pe Rogojin, unde au o întâlnire ciudată. În acea zi, Ipolit are febră și delirează. Visează că chiriașul său a găsit o grămadă uriașă de aur și că Ipolit îl convinge să-l topească într-un sicriu de aur pentru copilul său mort. Când vine la Rogojin, își amintește pictura cu Hristosul mort pe care Mâșchin îl văzuse cu ceva timp în casa lui. Citez. Tabloul acesta îl reprezintă pe Hristos în momentul când e coborât de pe cruce am avut întotdeauna impresia că pictorii care zugrăvesc momentul răstignirii și al coborârii de pe cruce îl înfățișează de obicei pe Hristos cu un chip de o neobișnuită frumusețe. Ei caută să-i mențină această frumusețe chiar și în momentele când a fost supus la cele mai cumplite chinuri. Ori aici, în tabloul lui Rogolin, nu vezi nimic asemănător. Aici apare într-adevăr cadavrul unui om care a suferit suplicii groaznice înainte de a fi fost răstignit, care a fost lovit, schingiuit, torturat de soldați, bătut de mulțime atunci când își purta crucea, în sfârșit, care a îndurat vreme de șase ceasuri după socoteala mea, înspăimântătorul chin al răstignirii. Îți dai numai decât seama că este chipul unui om care cu puțin înainte fusese coborât de pe cruce, cu alte cuvinte, departe de a fi țeapăn. El păstrează încă mult din viață și căldură, încât pe trăsăturile feței mortului întârzia o expresie de suferință, ca și cum ar fi continuat să o simtă și după ce și-a dat sufletul. Pictorul a prins și a reușit să le dea de minune acest amănunt important. În schimb, fața, în aspectul ei fizic, n-a fost cruțată deloc. E zugrăvită cu un realism neîndurător. E foarte natural și așa trebuie să fie cadavrul unui om după asemenea cazne. Știu că potrivit credinței adoptate de biserică, încă în primele secole ale creștinismului, Hristos a suferit cu adevărat și nu numai în aparență, și că prin urmare trupul lui răstignit pe cruce a fost cu totul supus legilor firii. Fața din tablou e tumefiată, acoperită cu vânătăi și răni sângerânde, oribile, ochii căscați cu pupilele, piezișe, albul enorm al ochilor încremenit și cu luciri sticloase. Dar lucru curios când te uiți la cadavrul acesta al omului sfârșit în chinuri și torturi, se naște o întrebare cu totul bizară și cât se poate de interesantă. Dacă toți discipolii lui Hristos, aceia care au devenit mai târziu principalii lui apostoli, femeile care îl vegheau sunt în picioare lângă cruce, dacă într-un cuvânt toți adepții și adoratorii lui i-au văzut trupul în halul acesta și cu siguranță că el arăta în tocmai așa, cum au putut să mai creadă la vederea acestor falnice rămășițe că martirul acesta va învia. Și te mai întrebi fără să vrei dacă moartea e așa de hidoasă și dacă legile firii sunt atât de puternice, cum ai putea să le învingi? Cum să le învingi dacă nu a putut să le învingă nici chiar acela care în viață fiind silea firea să-i se supună, acela la cărui poruncă Tali Facumi, o tânără fată, s-a ridicat în picioare. Acela la glasul căruia Lazar a ieșit din mormânt. Când privești tabloul acela, cercetându-l, natura ți se năzare în chip de fiară enormă, mută și neînduplecată, sau mai bine zis, oricât de ciudată ar părea comparația, ca o mașină imensă de construcție modernă, care surdă și nesimțitoare a înșfăcat, zdrobind în măruntaiele ei o ființă magnifică, fără de preț, o ființă care ea singură valora cât întreaga natură, cu toate legile ei, cât întreg universul, care poate că n-a fost creat decât pentru a da naștere acelei ființe. Tabloul acesta parcă e menit anume să trezească ideea unei puteri oarbe, sfidătoare, de o veșnicie stupidă, căreia totul îi e supus și care fatal se impune. Deodată ușa camerei se deschide și intră Rogojin. Stă în tăcere în colțul camerei pentru o vreme, apoi pleacă. Sună oarecum nebunesc și nu este clar dacă asta s-a întâmplat cu adevărat sau dacă este o altă alucinație. Acesta este momentul în care Ipolit decide să se sinucidă. Viața a devenit prea chinuitoare pentru el. Capitolul 7 Și în sfârșit concluzia captivantă a poveștii lui Ipolit. Ipolit dezvăluie că este atât de gata să se sinucidă încât are chiar și o armă. Dar, de asemenea, uneori se gândește că ar putea la fel de bine să iasă cu o explozie și mai mare, poate ucide o grămadă de oameni. La urma urmei, cine l-ar mai putea condamna în vreun fel dacă mai are doar două săptămâni de trăit? Ok, o scurtă întrerupere aici. Motivul pentru care o persoană care este pe cale să moară nu ar trebui să comită crime oribile. Este un argument destul de standard în uh, favoarea credinței religioase ca bază pentru moralitatea umană. Sunteți de acord? Acesta este ceva despre care Dostoevski atrage atenția destul de mult în majoritatea lucrărilor sale. Ideea este aceasta. Nu legile pământești fac pe oameni să nu facă lucruri groaznice. Pentru că în această situație legile nu ar fi un factor de descurajare. Dar o face în schimb frica de judecată care va veni în viața de apoi. Dacă nimeni nu ar avea această frică de viață de apoi, argumentează el, atunci oamenii nu ar avea nicio busolă morală care să-i împiedice să facă lucruri rele. Conform acestei idei, ateii nu au această piedică morală. E mult de discutat aici, așa că mai bine continui povestea pentru că e prea frumoasă ca să o stric cu polemici fără de sfârșit. Dar în orice caz Ipolit nu a reușit niciodată să fie un ateu complet și încă mai crede într-o viață de apoi, așa că uită de toată afacerea aceea cu uciderea oamenilor. În schimb, totul a fost un lung bilet de sinucidere și biletul s-a terminat. Bine, poate că acesta a fost un pic plictisitor ca performanța lui și trebuie să spun că reacția invitațiilor la petrecere a fost destul de rece. Toți sunt pe cale să plece, Ipolit se simte insultat și șocat că nimeni nu încearcă să-l convingă să nu se sinucidă. El spune mulțimii că chiar are o armă cu care e gata să urce în camera lui. Lebedev este deranjat pentru că este casa lui până la urmă și nu este atât de fericit să aibă creiere împrăștiate pe toată terasa. Înduieșător motiv, mai să-ți vină să plângi. El cere să fie găsită arma. O grămadă de oameni fug să o caute. Citez. Prințe, nu ți s-a întâmplat niciodată să aluneci de pe vârful unei clopotnițe? I se adresă în șoaptă Ipolitului Mășchin. Nu, nu, niciodată, răspunse naiv acesta. Îți închipui cumva că eu nu m-am gândit la o asemenea explozie de ură? Urmă Ipolit pe același ton, privindu-l pe prinț cu niște ochi scânteitori ca și cum ar fi așteptat într-adevăr un răspuns de la dânsul. Ajunge! răgni el deodată adresându-se tuturor celor de față. E vina mea! Sunt cel mai vinovat dintre toți! Lebedev, uite cheia! Scoase un portofel din buzunar și luă de acolo o verigă de oțel cu trei-patru cheițe. Uite! Asta, penultima! Colea! Îți va arăta! Colea! unde i Colea? Răgni el cu privirea țintită asupra lui Colea, fără să-l vadă însă. Da, iată, el!" are să-ți arate, mi-a ajutat să-mi împachetez lucrurile. Du-te cu dânsul colea, în odaia prințului sub masă, valiza mea cu cheița asta jos, într-o cutie, pistolul meu și cornul cu pulbere. Chiar el mi-a făcut valiza din aur, domnule Lebedev, și o să-ți arate, dar cu condiția ca mâine, înainte de a pleca spre Petersburg, să-mi restitui pistolul. Ai înțeles? Ceea ce fac e pentru prinț, nu pentru dumneata. Așa da, va fi mult mai bine, zise Lebedev luând cheia și cu un zâmbet veninos pe buze, se repezi în odaia de alături. Colea se opri voie să spună ceva, dar Lebedev îl trase după dânsul. Ipolit se uita la musafirii care râdeau. Prințul băgă de seamă că bolnavului îi clânțeneau dinții ca într-un acces de friguri. Ce lor sunt cu toții! cu un frigurare Ipolit la urechea lui Mâșchin. Din fiecare dată când îi spunea ceva, prințului se-a plecat spre el și cobora glasul lasă ești prea slăbit. Îndată, îndată am să plec. Apoi, cu o mișcare bruscă, îl îmbrățișă pe prinț. Mă crezi poate nebun? Îl întrebă uitându-se țintă la el cu un râs ciudat. Nu, dar dumneata... <laughs> îndată, îndată... Taci, nu mai spune nimic. O clipă! Vreau să mă uit în ochii dumitale. Stai, așa, stai așa, am să te privesc. Vreau să mi-au rămas bun de la un om. Stătu mișcat și îl privi pe prinț în tăcere. Timp de vreo zece secunde era alb ca varul, cu fruntea îmbrobonată de sudoare și agățându-se în chip ciudat de mâșchin, ca și cum ar fi fost frică să se desprindă de el. Ipolit, Ipolit, ce ai? strigă prințul. Îndată, destul, mă duc să mă culc, vreau numai să beau un pahar în sănătatea soarelui. Vreau, vreau neapărat, lăsați-mă! Apucă repede o cupă de pe masă, se smulse din nou și într-o clipă ajunse în capătul terasei. Prințul dădu să fugă după el, dar întâmplarea a făcut parcă în adins, ca în același moment Evgenii Pavlovici să-i întindă mâna ca să și-a rămas bun de la dânsul. Nu trecu nicio secundă și deodată un strigă de spaimă izbucni din toate piepturile. Urma apoi un moment de zăpăceală nemaipomenită iată ce se întâmplase. Ajungând la capătul terasei, Ipolit se oprise în fața scării ce ducea în parc și în timp ce ținea cupa de șampanie în mâna stângă, își vârâ mâna dreaptă în buzunarul paltonului din cele afirmate mai pe urmă de Keller, reieșea că Ipolit ținuse mâna în buzunar încă în timpul conversației lui cu prințul, pe care îl apucase de umăr cu mâna stângă. Mâna aceasta, vârâtă în buzunar, susținea Keller, îi trezi o primă bănuială. În orice caz, un fel de presimțire îl făcu să alerge după Ipolit dar și el ajunsese prea târziu, văzut numai lucind ceva în mâna lui Ipolit și cum acesta, într-o fracțiune de secundă, își duse la tâmplă un pistol mic de buzunar. Keller se repezi să-l apuce de braț, dar în aceeași clipă Ipolit apăsă pe trăgaci. Cocoșul căzu cu un scurt, sec, dar nu răsună nicio împușcătură. În momentul când Keller, voind să-l imobilizeze, îl cuprinse pe Ipolit în brațe, acesta se lăsă să cadă moale în brațele lui, ca un om ce își pierde cunoștința, închipuindu-și probabil că a fost lovit mortal. Se pare că Ipolit a uitat să încarce arma corect. Arma fiind una a vremii, trebuiau respectate niște proceduri și o anumită ordine, praf de pușcă, glonț, capsă, eu mai știu ce mai fi fost pe acolo. Radomski se gândește speriat că Ipolit într-adevăr va merge și va ucide o grămadă de oameni, poate oameni ca Mâșchin, Aglaia și Radomski însuși. Mâșchin iese la o plimbare lungă pe timp de noapte și se așează pe banca unde ar trebui să se întâlnească cu Aglaia și o vede brusc pe Anastasia, dar este un vis. Când se trezește, Aglaia îi atinge mâna. Capitolul 8 Aglaia este supărată că el dormea pe banca ei specială. Mășchin îi spune că s-a plimbat toată noaptea, apoi îi spune despre încercarea de sinucidere a lui Ipolit. Mășchin sublinează că tentativa de sinucidere a fost și un strigă de ajutor. Voia ca toată lumea să-i spună că îl iubește și să-l roage să nu o facă. Ea se gândește că a fost un strigă de ajutor deprimant de inutil, de ce să aleagă un public de străini. Perspectiva Aglaiei asupra lui Ipolit este amuzantă. Ea este cea mai apropiată de el ca vârstă, amândoi sunt încă adolescenți, și pur și simplu respinge total sinuciderea, cum ar fi dacă s-ar gândi și ea constant să se sinucidă doar pentru ca familia mea să se simtă teribil de vinovată pentru că sunt răutăcioși cu mine. Aglaia îi cere lui Mășchin să fie prietenul ei. El mirat o întreabă dacă nu sunt deja prieteni. Ea spune nu, vreau să fii prietenul meu special cu care fug. Se pare că Aglaia vrea să fugă de acasă pentru că nu a fost niciodată altundeva. Serios, nicăieri, nici măcar la școală. Ea nu vrea să meargă direct de acasă la căsătorie. Mășchin îi spune că era îngrijorat că ea era îndrăgostită de el, dar se bucură să vadă că nu este cazul. Ea se enervează și îi spune, tu ești cel care mi-a scris o scrisoare de dragoste. Dar Mășchin îi spune că nu a fost o scrisoare de dragoste. Ai fost ca o lumină strălucitoare pentru mine și am vrut doar să văd dacă ești bine. Aglaia încearcă să clarifice unde se afle Mâșchin cu Anastasia și spune că ea este logodită cu Gania. Mâșchin îi spune că i-a scris scrisoarea atunci când era în toiul lucrurilor cu Nastasia, care pare o persoană foarte neplăcută cu care să-ți petreci timpul. Când locuia cu ea, în mod platonic, s-a străduit cu adevărat să o ajute cu problemele ei mentale. Citez. Aseară ai sărit să o aperi, iar acum chiar adinaure, ai visat-o, vezi că știu totul, că doar pentru dânsa, pentru dânsa ai venit aici, nu-i așa? Da, pentru dânsa, răspunse Mâșchin cu glas căzut, apoi își lăsă capul în jos, trist și îngândurat, fără să bănuiască măcar cu ce privire scăpărătoare îl fulgeră Aglae. Am venit ca să aflu, nu cred în fericirea ei alături de Rogojin, cu toate că... Într-un cuvânt, nu știu ce aș putea face ca să-i fiu de folos, cum aș putea să o ajut. Totuși, am venit, tresăriri ridicându-și ochii spre Aglaia. Ea l-a ascultat cu o expresie de ură întipărită pe față. Dacă ai venit fără să știi pentru ce, înseamnă că o iubești mult, spuse ea în cele din urmă. Nu, nu, nu iubesc. Ah, dacă ai ști cu câtă groază mi-aduc aminte de timpul pe care l-am petrecut în preajma ei. Un fior rece îi scutură trupul la aceste cuvinte. Spunem totul! Nu-i nimic ce nu s-ar cădea să asculți. De ce am ținut numai decât să-ți povestesc toate acestea și să ți le spun numai dumitale, nu știu. Poate că pe dumneata te iubeam într-adevăr mult. Femeia aceasta nenorocită, este adânc convinsă că e ființa cea mai decăzută, cea mai vicioasă din lume. Oh, nu, să nu o condamn, nu te grăbi să arunci cu piatra nea. E prea chinuită de propria ei conștiință, conștiința dezonoarei sale nemeritate. Și care este vinovăția ei, Dumnezeule? ea strigă mereu cuprinsă de deznădejde, că n-are nicio vină, că e victima unor oameni fără suflet, victima unui destrăbălat și dicălos. dar orice ți-ar spune să știi că altfel gândește și că din potrivă în sinea ei se crede vinovată în toate. Când am încercat să-i risipesc această întunecime din suflet, chinurile ei luau de fiecare dată proporții atât de înspăimântătoare încât inima mea va rămâne mereu însângerată câtă vreme îmi voi aduce aminte de aceste momente cumplite. Știi pentru ce a plecat de la mine? Numai pentru a-mi dovedi că eu o ticăloasă. Și ceea ce e mai înspăimântător poate că ea însăși nu-și dădea seama că o face numai ca să-mi dovedească acest lucru și că m-a părăsit de fapt dintr-o dorință ascunsă de a săvârși o faptă rușinoasă, pentru a se învinovăți apoi. Uite, ai săvârșit o nouă mârșăvie, deci ești o lepădătură. Of, poate că n-ai să înțelegi toate acestea, Aglaia. Știi că în conștiința dezonoarei care o chinuiește neîncetat, ea găsește poate o anumită satisfacție, groaznică și nefirească, asemenea unui fel de răzbunare împotriva cuiva. Uneori izbuteam să o împac cu ea însăși, să o fac, să se însenineze și să vadă lucrurile într-o altă lumină, dar îndată după aceea se tulbura din nou și în revolta ei ajungea până acolo încât mă învinuia chiar și pe mine, plină de amărăciune, că m-aș considera superior ei, când nici prin gând nu mi-ar fi trecut așa ceva, pentru că la urmă, când am cerut-o în căsătorie, să-mi declare că nu cerșește mila și nici ajutorul nimănui și că nu are nevoie ca cineva să o ridice până la el. Aglaia îi spune lui Mâșchin că Anastasia i-a scris scrisorile nebunești în fiecare zi, cerând și implorând-o pe Aglaia să se căsătorească cu Mâșchin. Mâșchin nu înțelege de ce. Dar Aglaia nu este proastă. Ea poate citi subtextul acolo unde este și subtextul îi spune clar că de îndată ce Mâșchin și Aglaia se vor căsători, Nastasia se va sinucide. Ea îi înmânează scrisorile și îi cere să o facă pe Nastasia să nu-i mai scrie. Și apoi doamna Epahin iese de nicăieri și cere să știe despre ce vorbesc. Aglaia strigă că se va căsători în secret cu Gania și fuge. Doamna Epahin îl apucă apoi pe mușchin pentru a-l duce la casa Epahinilor, ca să-l tragă de limbă despre conversația cu Aglaia. Capitolul 9 Doamna Epahin îl duce pe prinț acasă, dar apoi este prea obosită pentru a-l interoga cu adevărat. Și, în orice caz, el este destul de liber cu informațiile, și îi spune că el și Aglaia au discutat pe bancă despre viața ei. Aglaia intră în cameră în mod evident supărată de întreaga inchiziție spaniolă a mamei care se desfășoară acolo și până la urmă doamna Pachin îl lasă pe Mâșchin să plece. Înapoi la casa lui Mâșchin, Vera îi cere să nu-l gonească pe Ipolit. Mâșchin îi spune că nu ar face niciodată asta. Apoi apare Colia. El împreună cu Burdovski vor să-l vegheze pe Ipolit și începe o discuție profundă despre mărturisirea lui Ipolit și despre ideea vieții veșnice după moarte. Mășchin nu este deloc interesat de asta. Proprietarul lui Mășchin, Lebedev, apare în continuare și începe imediat să se plângă că cineva i-a furat 400 de ruble din buzunar în timpul petrecerii de aseară. Lebedev bate apropo ori și în cele din urmă ne dăm seama cu toții că generalul Ivolgin a fost cel care a furat acești bani, cel mai probabil pentru a-i oferi amantei sale. Mâșchin este de acord să-l ajute pe Lebedev să facă față situației, atâta timp cât totul este ținut sub tăcere. Capitolul 10 În acest moment, Mâșchin scoate în sfârșit scrisorile de la Anastasia, pe care i le-a dat Aglaia și le citește. Sunt nebunești. Principalele idei din scrisorile lungi și noucitoare sunt următoarele. 1. Mâșchin este o ființă a perfecțiunii și a luminii, la fel și a Aglaia, așa că ei aparțin împreună. 2. Aglaia este atât de perfectă încât probabil nici măcar nu este umană și prin urmare incapabilă de ură sau iubire. 3. Nastasia este sub Aglaia în toate privințele. 4. Nastasia este destul de sigură că Rogojin a ascuns un brici cu care să o moare. Și 5. Nastasia respinge lumea și viața. Ea pare că este la aproximativ un picior distanță de Balamuc. Și totuși pentru mâșchin totul are sens. Și da, ceea ce scrie are un sens psihologic destul de bun. Este o persoană cu stimă de sine zero și cu o voință totală de autodistrugere, așa că o vede pe Aglaia ca fiind opusul ei, dar și în anumite privințe, femeia care ar fi putut fi chiar ea. Oricum, Mășchin a citit aceste scrisori și a rătăcit și își dă seama că a mers din greșeală la casa Epahin. Desigur, ca o molie care se apropie de flacără toți sunt deja în pat și el pleacă, doar ca de data asta să se întâlnească cu Nastasia. Citez. Și iată că se găseau față în față pentru întâia oară de la despărțirea lor. Ea îi vorbea, iar el se uita la dânsa tăcut cu inima încărcată de durere. Niciodată mai târziu el n-a putut uita această întâlnire și de fiecare dată își aducea aminte de ea cu aceeași ascuțită suferință. Ea se lăsă în genunchi în fața lui, chiar acolo în stradă, ca într-o rugă extatică. Speriat, el se dădu înapoi, dar ea îi apucă mâna ca să-i o sărute. Și în tocmai ca în visul de adinauri, prințul văzu lacrimi sclipind pe genelei lungi. Scoală-te, scoală-te, șopti el speriat, silindu-se solidice. Ridică-te, te rog, ești fericit, fericit, întrebă ea spunem numai un singur cuvânt, ești fericit acum. Ai fost la dânsa, ce ți-a spus? Nu se ridica și nici nu-l asculta. Așa, în genunchi, îl întreba grăbită, vorbindu-i dintr-o răsuflare, ca și cum ar fi fost urmărită de o poteră vrăjmașă. Plec mâine, cum mi-ai poruncit. Nu o să-i mai scriu. Te văd pentru ultima oară, pentru cea din urmă oară. Acum, într-adevăr, pentru cea din urmă oară. Liniștește-te, ridică-te! O imploră el în culmea disperării. Ea îl apucă de mâini, privindu-l în ochi cu nesați. Adio! îi spuse ea în sfârșit. Apoi se ridică și se îndepărtă în grabă, aproape fugind. Prințul îl zări deodată pe Rogojin, apucând o de braț și depărtându-se cu ea. Așteaptă-mă, prințe! strigă Rogojin. Mă întorc numai decât! Și, într-adevăr, peste cinci minute, Rogojin sosi la locul unde prințul rămăsese să aștepte. Am urcat o întrăsură, spuse el. De la ora 10 te așteaptă acolo în colț. Știa că ai să-ți pierzi toată seara la cealaltă. Ceea ce mi scrisești mai ori, i-am transmis în tocmai. N-are să-i mai scrie, a făgăduit, iar mâine, după cum ți-a fost vrerea, va pleca de aici. Dorea cu orice preț să te mai vadă o dată înainte de plecare, cu toate că ai refuzat să te mai întâlnești cu ea, te-am așteptat aici, uite pe banca aceea, pândind întoarcerea ta spre casă. Chiar ea te-a luat cu dânsa. Ei, și ce cu asta? rânji Rogojin. Am văzut ceea ce de fapt știam. Și ce? Parcă n-am citit scrisorile? Cum? Le-ai citit cu adevărat? Întrebă prințul îngrozit la gândul acesta. Firește! Ori de câte ori scria, îmi arăta scrisoarea. Ai băgat de seamă ce spunea acolo într-un loc despre brici? <laughs> e nebună! strigă prințul frângându-și mâinile. Cine știe, poate că nu, murmură Rogojin mai mult ca pentru sine. Prințul nu răspunse. Și acum rămâi cu bine, spuse Rogojin. Plec și eu mâine, nu-i o luam nume de rău. Da, bine frate, adăugă el întorcându-se brusc. De ce nu-i răspuns la întrebarea dacă ești fericit sau nu? Nu, 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 nu. Recni prințul cu o durere sfârșitoare. M-aș fi mirat grozav să te aud spunând da, râse Rogojin cu răutate și se dăpărtă fără să privească înapoi. Partea a patra Capitolul 1 Înainte de a continua cu intriga și de a afla ce se mai întâmplă cu oamenii, personajele pe care am ajuns să-i cunoaștem, primim o plângere lungă din partea autorului. În principal, acestea sunt problemele lui. Este foarte greu să scrii despre oameni obișnuiți, mediocri și să-i faci să pară interesanți. În viața reală, oamenii care sunt obișnuiți au multe probleme în a accepta acest fapt. Unii dintre ei cred că sunt super minunați, iar acest lucru îi face fericiți. Varia este așa și își petrece zilele făcând ceea ce trebuie să facă, precum o persoană relativ sănătoasă și echilibrată. Dar alții, precum Gania, chiar nu pot face față ideii că sunt obișnuiți și cred că sunt mult mai inteligenți decât omul obișnuit, dar pentru că văd în mod constant dovezi contrare, sunt foarte nefericiți. Deci, pe scurt, asta este ceea ce se întâmplă cu Gania. El este prea obișnuit pentru a fi extraordinar, dar suficient de inteligent pentru a ști și a fi disperat din cauza asta. Aglaia și Mâșchin sunt logodiți să se căsătorească și ar trebui să fie anunțat public în orice zi. Ipolit locuiește acum la Ivolgin. În ciuda eforturilor tuturor de a ascunde treaba asta. Întreaga situație a generalului Volgin, care fură 400 de ruble, este destul de cunoscută de toată lumea. Se pare că banii au fost pentru mama lui Ipolit, care este amanta generalului Volgin, presupunem, care este modul în care Ipolit află despre furt și cum le spune tuturor despre asta. Ipolit este acum și el îndrăgostit de Aglaia și a scris scrisori de dragoste și poate câteva scrisori anonime către mama ei, spunându-i că Gania este doar pentru banii și statutul pe care i-ar aduce această căsătorie și poate chiar despre generalul Ivolgin. Citez. La un moment dat, Ipolit îmi spune așa din senin că generalul i-a făgăduit mamei sale 400 de ruble, mi-a spus asta intenționat, cu un gând anume, imediat am înțeles încotrobate, căci, servindu-mi această noutate, mă privea drept în ochi cu un fel de plăcere sadică. E limpede că i-a spus-o și mamei numai din dorința de a-i sfâșia inima, de ce n-ai banul crap odată? Zicea că o să moară în trei săptămâni, dar văd că aici s-a și îngrășat. Nu mai tușește? L-auzeam aseară că de două zile n-a mai scuipat sânge. De la afară. Nu îl urăsc, îl disprețuiesc," pronunță Gania cu mândrie. Ba nu, îl urăsc, da, îl urăsc," Izbucni el deodată cu o furie năstăpânită, și am să-i spun în față chiar în clipa când își va da sufletul pe patul de moarte. Dacă ai fi citit confesiunea, Doamne, ce naivitate plină de cinism cu ce plăcere i-aș fi tras o bătaie zdravă în însarea aceea, numai ca să-l văd ce ochi face. Pentru că nu i-a reușit planul, e supărat pe toată lumea și se răzbună în fel și chip. Dar ce se aude? Iar scandal? Ei bine, asta întrece orice măsură. Hotărât lucru nu mai pot suporta. Dar până când o să meargă așa? Strigă el către cumnatul său care tocmai intra în odaie. E pur și simplu... Larma se apropie din ce în ce, deodată ușa se deschide cu putere și bătrânul Ivolgin, stacojiu la față, tremurând de mânie și scos din fire, se repezil și el la ptiță. În urma lui veneau Nina Alexandrovna și Colea, iar după ei apăru și Ipolit. Capitolul 2 Ipolit trăiește cu familia Ivolgin de 5 zile. Nu s-a certat cu Mâșchin sau altceva, dar se pare că era timpul pentru o schimbare de peisaj. Se pare că se simte mai bine și nu tușește prea mult sânge după cum am aflat deja. Între timp, generalul Ivolgin este mai nebun ca niciodată. Ivolgin intră în cameră, țipând la Ipolit pentru că l-a hărțuit și la Ptisin pentru că l-a lăsat pe Ipolit să stea în casă. Ptisin este singurul din întreaga familie care câștigă un venit. Este casa lui și toți depinde de el. Ipolit își bate joc de încă una dintre minciunile delirante ale generalului Ivolgin, despre oamenii celebri pe care îi cunoaște. Ganea este șocat că tatăl său face această scenă nebună și începe de asemenea să-l certe și să-i spună să înceteze cu minciunile. Generalul amenință că va părăsi cu totul casa, ceea ce, sincer, se pare că nu ar supăra pe nimeni atât de mult dacă n-ar fi vecinii care ar bârfi despre asta. Între timp, Ganea începe să țipe la Ipolit pentru că a răspândit informații despre generalul Ivolgin. Ipolit rămâne calm, spune că se mută din casa lui Pțisin și apoi îi spune lui Ganea exact ce crede despre el, că este o persoană banală. Citez. Se apropie de ea și îi aruncă pe o hârtie îmbătorită în formă de bilețel minuscul. Dumnezeule, exclamă varia uimită la culme, biletul cuprinde exact șapte rânduri. Gavrila Ardalionovici, convinsă de bunele dumitale sentimente față de mine, m-am hotărât să-ți cer un sfat într-o chestiune foarte importantă. Aș dori să te văd mâine dimineață la șapte fix, lângă Banca Verde. E în apropierea vilei voastre. Varvara Ardaliovna, care trebuie să te însoțească neapărat, cunoaște locul perfect a E. Cine să mai înțeleagă după toate câte s-au petrecut, spuse Varia, desfăcându-și brațele cu aceeași nedumerire. Oricât ar fi vrut Ganea să facă pe nepăsătorul un clipa aceea, totuși i neputință să-și ascundă bucuria acestui triumf, ce părea că dezminte toate prevederile umilitoare ale lui Poli. Un zâmbet de satisfacție îi flutură pe față, de altfel și varvara se lumină parcă deodată de o bucurie negrăită. Și când te gândești că asta se petrece chiar în ziua când la ei se anunță oficial Logodna. Zău dacă mai știi în ce ape se scaldă! Ce crezi că are de gând să-mi spună mâine?" întrebă Ganea. N-are importanță. Principalul e că pentru întâia oară după șase luni manifestă dorința să te vadă. Ascultă ce-ți spun, Ganea." Orice s-ar întâmpla, orice întorsătură ar lua întâlnirea, să știi că pentru tine e foarte importantă. Cât se poate de importantă! bagă de seamă, să nu faci pe grozavu și să dai greș ca rândul trecut, dar nici să te lași intimidat. Ia seama, așa zic și eu, nu se putea să nu fi mirosit de ce mă tot duceam toată ziua, bună ziua, să le văd în timpul acestor șase luni. Și închipuiește-ți, o vorbă nu mi-a suflat azi, când am fost la ei, nici măcar nu mi-a dat de bănuit. Am intrat la ele pe ascuns, prin contrabandă, ca să nu afle bătrâna. Al minter, cine știe, poate mă dă de afară. M-am expus la asta numai de dragul tău. Voiam cu orice preț să aflu. Între timp, generalul iese furtunos în stradă, cu toți vecinii privind. Capitolul 3 Așadar, în marea schemă a lucrurilor, un tip care pleacă furios și beat, aparent nu este mare lucru în cartierul lor, deoarece generalul Ivolgin face așa ceva mai tot timpul. Dar, de data asta, ceva pare neregulă. În loc de tiparul obișnuit de a se întoarce spășit la soția sa pentru a-și cere scuze și a se simți vinovat, generalul, de data asta, s-a comportat mult mai nebun decât de obicei, chiar cu o zi înainte să plece a fost iritabil, capricios, a vorbit și mai multe prostii decât de obicei și, în general, s-a comportat foarte ciudat. De asemenea, a devenit brusc prieten la cataramă cu Lebedev de aproximativ trei zile. Apoi au avut o ceartă puternică și au încheiat prietenia. Colia poate vedea că Mâșchin știe ceva despre situație, dar el refuză să-i spună. A doua zi, după marea ceartă dintre Lebedev și general, Ivolgin vine să-l vadă pe Mâșchin. În general, cam tot ceea ce spune nu are niciun sens, nici pentru noi, nici pentru prinț. După ce a vorbit despre nimic o vreme, generalul îi spune că o să se întoarcă să vorbească cu prințul despre o decizie cu adevărat importantă. Mâșchin nu are idee despre ce vorbește, dar e de acord. Imediat după aceea, Mâșchin îl caută pe Lebedev ca să vorbească despre general. Se dovedește că, în secret, Lebedev este supărat pe prinț, simte că Mâșchin s-a transformat într-un snob și l-a tratat ca pe un subaltern și nu ca pe un egal. Din această cauză, Lebedev reține unele informații care aparent ar fi cruciale pentru mâșchi. Dar Lebedev îi spune lui Mâșchin ceva care explică care a fost neînțelegerea cu generalul Ivolgin. Portofelul cu cele 400 de ruble pe care le-a furat cineva lui Lebedev se pare că au reapărut magic în exact același loc de pe podea unde ar fi căzut. Lebedev spune că l-a lăsat să stea acolo câteva zile, apoi a sărit la fel de brusc de pe podea, în la jachetei lui printr-o gaură tăiată în buzunar. Ca să fie mai clar, generalul Ivolgin a returnat banii și a încercat să facă să pară că au fost acolo tot timpul. Pentru a-l chinui pe general, Lebedev s-a prefăcut că nu observă portofelul, fie pe podea, fie în la jachetei. Mâșchin este oripilat și îl roagă să-i spună că a găsit portofelul. Lebedev pare să regrete și este de acord să facă asta în curând, poate chiar a doua zi. Capitolul 4. Da, uh, acest capitol este aproape imposibil de povestit. Deoarece este doar un monolog lung al nebunilor. Să ne întoarcem o secundă. Este a doua zi, iar Mășchin așteaptă ca generalul Ivolgin să vină să-l vadă la ora stabilită. Când apare generalul, ei vorbesc mai întâi despre Lebedev și despre cum generalul nu va mai vorbi niciodată cu el pentru că este un nenorocit. Generalul Ivolgin nu menționează niciodată motivul real, toată afacerea aia cu portofelul de mai sus. În schimb spune că Lebedev continuă să spună minciuni scandaloase despre trecutul său și situația este intolerabilă. Pe urmă, generalul se lansează în cea mai uimitoare reprezentație a nebuniei sale, delirante. El afirmă, nici mai mult, nici mai puțin, că în timpul războiului din 1812, când Napoleon a ocupat Moscova, el era pajul său de cameră. Este peste măsură de impresionant să vezi nivelul de detaliu în care reușește să intre generalul. Practic, el creează un roman istoric destul de bun despre un băiețel care este martor la momentele mari din istorie. Acest lucru se întâmplă în multe pagini, serios, acesta este unul dintre cele mai lungi capitole din roman, probabil pentru că Dostoevski a început să se distreze scriind și inventând această bravură de dimensiunea personajului Il Capitano din comedia de la arte și în cele din urmă Mâșchin reușește să-l calmeze pe general și par să se despartă în relații bune. Dar a doua zi generalul Ivolgin îi trimite o scurtă notă în care spune că nu va mai fi prieten cu el. Și uite așa a doua zi după ce se întâmplă acest lucru este ziua în care generalul Ivolgin iese furtună din casă în privirile curioase și amuzate ale, ale vecinilor. Colia iese după el în stradă, sperând să-l calmeze. Citez. Știu, tată, tată drag, să ne întoarcem acasă la mama. Adinea ora a fugit după noi. Ai, de, de ce ai rămas locul și acum ce rost să plângi? Cola plângea și el, sărutând mâinile tatălui său. Mie? Îmi săruți mâinile mie? Da, îți sărut mâinile, cei de mirare și ce te-a apucat, coșcogea mitea general, un ostaș să plângi în mijlocul străzii. Haide -mi să mergem. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragul meu băiat, pentru respectul pe care îl păstrezi unui om dezonorat. Da, da, unui moșnag acoperit de rușine, tatălui tău îți doresc să ai un fiu care să-ți semene. Le roi du om, o blestemată să fie casa aceasta! Ei, dar ce toate astea, zău, se apără colea. Ce se petrece? Pentru ce nu vrei să te întorci acum acasă? Ți-ai pierdut mințile! Am să-ți explic, am să-ți explic, am să-ți spun totul, nu striga să nu ne audă. Le roi Ah, mă pasă greu râtul! Doică, unde ție mormântul? Cine a spus asta colea? Nu știu cine, nu știu, să ne întoarcem imediat acasă, imediat, dacă trebuie îl cotonul pe gangă, un cotru ai pornit-o iar. Dar generalul nu-l ascultă și îl trage spre pridvorul unei case vecine. Încotro mergi, e o casă străină acolo. Generalul se așeză pe o treaptă, ținându-l mereu pe colea de braț și străduindu-se să-l tragă mai aproape de el. Apleacă-te, apleacă-te, murmură el. Am să-ți spun tot, rușine. Apleacă-te, apropie capul, am să-ți spun ceva la ureche. La ureche? La ureche. Dar ce ai făcut cu colea îngrozit, aplecându-și supus capul? Leu, de om, șopti generalul zgârțit de un tremur. Cum? Ce-ai mereu, ce mereu cu Leroa de romă? Asta ce-ți-a venit? Eu. Uh, eu. Uh, Rencep un șapte general, agățându-se din ce în ce mai tare de umărul băițașului său. Eu vreau. Uh, vreau să-ți. Uh, tot. Maria. Maria Petrovna sus. Us, us, us. Colea se desprinse din mâinile tatălui său, la apucă de umeri și îl privi cu un aer înspăimântat. Fața bătrânului devenise stacojie, buzele îi se învinețiseră, convulsii ușoare îi crispau fața. Deodată se clătină și se lăsă moale în brațele lui Colea. O, oh, doamne, atac de apoplexie!" exclama acesta cu disperare, dumerindu-se abia atunci de ce se întâmplă. Capitolul 5 Deci sunt logodiți sau nu, prințul și Aglaia?" Da, cam asta e întrebarea de pe buzele tuturor, din moment ce se dovedește că Varia a exagerat puțin când i-a spus lui Gania că totul este ca și rezolvat. În schimb, familia Epahin știu că se întâmplă ceva între Mâșchin și Aglaia și cam amândoi au unele sentimente, dar ea este atât de ciudată și el este atât de ciudat încât nimeni nu poate citi cu adevărat situația. Doamna Epahin este complet sfâșiată pentru că nu știe ce să creadă. Pe de-o parte, Mâșchin este un ciudat din punct de vedere social. Cu o boală cronică, pe de altă parte este un tip bun și un exemplu de moralitate. Ea merge să discute lucrurile cu prietena ei și nașa, Aglaiei, prințesa Belokonski. Această doamnă o calmează pe doamna Epahin și îi spune să se liniștească și să aștepte să vadă ce se întâmplă. În ceea ce o privește, cel mai rău lucru la Mâșchin este că a fost cu Nastasia pentru o vreme. Aparent, aceasta este ceea ce societatea crede că s-a întâmplat între ei în acea perioadă în care au trăit împreună. Ceea ce are de fapt mult mai mult sens decât drama ciudată o platonică mega suferindă în care au fost implicați de fapt. În următoarele câteva zile, toată lumea încearcă să afle mai multe despre ceea ce au de gând să facă Aglaia și Mâșchin. Ea îl bate la șah, el o bate la cărți. El pleacă, Colia aduce un arici pentru a i-l arăta Aglaiei, iar ea îl ia imediat și îl trimite lui Mâșchin. Cei din familie se gândesc că asta înseamnă căsătorie dar uneori un arici este doar un arici. Dar când generalul Epahin încearcă să avanseze această teorie, el este ignorat. În cele din urmă, doamna Epahin își pierde cumpătul și cere să afle statutul relației de la Aglaia. Ea nu se lasă intimidată și oprește interogatoriul. Mâșchin apare la cină. Aglaia vine târziu la cină și mai întâi cere să știe în fața tuturor ce crede Mâșchin despre semnificația cadoului făcut ariciul cu pricina el este tot uh, 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 citez. Aș vrea să aud uh, personal și din gura dumitale dacă intenționezi sau nu să mă ceri în căsătorie. O, Doamne, se îngrozi Elizabeta Prokofievna. Prințul trăsării lăsându-se cu tot corpul pe Ivan Feodorovici rămase împetrit. Alexandra și Adelaida încruntară sprâncenele. Nu minți, prințe. Spune adevărul. În pricina dumitale sunt mereu hărțuite cu tot felul de întrebări, care de care mai ciudate. Întrebările acestea au de bună seamă și ele vreun temei. Răspunde. Eu nu te-am cerut în căsătorie, Aglaia Ivanovna, spuse prințul, înviorându-se deodată, dar știi singură că te iubesc și cred în dumneata. Chiar și acum. Te-am întrebat foarte clar. Îmi ceri mâna, orba. O cer, răspunse el mai mult mort decât viu. O mișcare generală întâmpină aceste cuvinte. Nu așa, draga mea, interveni Ivan Fedorovici foarte agitat. E, e, aproape cu neputință dacă e așa. Glasa, E tare, prinție, e, e tare, dragul meu. Lizaveta Procovievna, o chemă el în ajutor pe nevastă sa. Ar trebui să, să, să lămurim. Refuz, refuz, mă dispensez, de du generalea din mâini dă voie, mama, să spun și eu ce am de spus în chestiunea asta. Mi se pare că și eu am dreptul să vorbesc. Se hotărăște acum un moment crucial al vieții mele. Aglaia s-a exprimat în întocmai în aceste cuvinte și vreau să mă conving personal, de altfel îmi pare bine că toată lumea e de față. dă voie așadar să-ți spun o întrebare, prințe. Dacă ai asemenea intenții, cum anume te gândești să-mi asiguri fericirea? Nu știu, zău, ce aș putea să-ți răspund... Aglaia Ivanovna, a, a, adică ce, ce anume să răspund și apoi e nevoie neapărat? Înțeleg, ești emoționat, te-ai și abia-ți mai tragi sufletul. Odihnește-te puțin și vinoți în fire, bea un pahar cu apă sau așteaptă că ți se va servi numai decât un ceai. Te iubesc, Aglaia Ivanovna, te iubesc mult, numai pe Dumneata te iubesc. Și te, te rog, nu glumi cu asta, eu te iubesc nespus. Totuși, e o chestiune gravă. Nu mai suntem copii și trebuie să privim lucrurile și din punct de vedere practic. Fă bine și spunem, te rog, în ce constă averea dumitale. Vai, vai, Aglaiu, dar ce cu tine? Nu așa se discută chestiunile astea. Nu așa, murmură generalul înspăimântat. E o rușine. Uf, șuieră printre dinți. Lizaveda Procofievna, n a dat destul tare ca să fie auzită. E nebună, șopti la fel de tare și Alexandra. Averea mea vrei să spui uh, 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 ce bani am? Întrebă prințul mirat. Exact! Uh, am, am, am acum 135.000 de ruble. Se bâlbăie el devenind roșu caracu. Numai atât? Întrebă ea tare, sincer mirată și fără să roșească cât de puțin. Hmm, de altfel nu face nimic, mai ales dacă cineva știe să trăiască cu economie. Te gândești să-ți iei vreo slujbă? De, voiam să mă prezint la examenul de preceptor particular la copii. O idee excelentă. Desigur, asta ne va mări veniturile. Dar nu te-ai gândit să te faci ca la palat? Camer la palat? Nici prin minte nu mi-a trecut, dar era prea de tot. Pierzându-și răbdarea, Adelaida și Alexandra pufniră în râs. Adelaida observase de mult că Aglaia abia izbutește și ea să-și rețină râsul care o năpădea, crispându-i obrazul cu trăsăturile atât de mobile. Aglaia se uită mai întâi cu un aer amenințător la cele două surori înveselite, dar seriozitatea ei nu dură nicio clipă și, nemai putându-se stăpâni, izbucni la rândui într-un hohot nebun, aproape isteric, apoi sări de pe scaun și ieși valvârtej din odaie. Doamna Epahin alergă după ea, certându-o pentru modul oribil în care s-a comportat. Deprimat, mâșchin, stă cu generalul Epahin, care încearcă să-l înveselească, spunându-i că ea pare să aibă sentimente pentru el, în ciuda acestui comportament îngrozitor. Între timp, Aglaia și mama ei s-au împăcat, iar Aglaia declară că totul a fost o glumă și că nu are intenția de a se căsători cu mâșchin, dar nu își poate lua ochii de la el ori de câte ori el spune ceva. Iar familia decide că cei doi sunt îndrăgostiți până la urmă, asta până a doua zi când are loc o altă ceartă. Ei petrec câteva zile certându-se și împăcându-se din nou și din nou și din nou. Într-o noapte Aglaia lasă să scape ideea că nu va înlocui amanta nimănui. Mama ei decide să aibă o discuție absolut sinceră, fără restricții, cu Mâșchin despre cum a fost exact relația lui cu Nastasia. Între timp, Mâșchin este în al cer. El ajunge să fie în preajma Aglaiei și asta este suficient. Se întâlnește cu Ipolit, care încă locuiește la soții Volgin, și nu se poate plânge de ajuns de tratamentul rău cu care Gania l-a tratat. Și-ar dori să se întoarcă la Mâșchin. Ipolit îi spune lui Mâșchin că Gania este interesat de Aglaia, iar Mâșchin doar ridică din umeri. Apoi încep să vorbească despre cum va muri Ipolit în curând. Acesta este foarte trist în privința asta, dar este și deprimat de faptul că nu poate să-și accepte soarta. Au o conversație ciudată despre diferite tipuri de suferință pe care le au oamenii înainte de a muri. Mâșchin are o teorie că oamenii din trecut erau atât de diferiți încât erau aproape o specie diferită sau ceva de genul ăsta. Până el vorbește despre oamenii care au trăit în secolul trecut. Este greu de înțeles ce vrea să spună cu adevărat sau de ce este relevant pentru discuția pe care o au. Capitolul 6 Epahinii așteaptă cu răsuflarea tăiată să vadă dacă noul lor potențial genere va fi acceptat de cercul lor social, așa că organizează o mică petrecere pentru câțiva oameni selectați, inclusiv prințesa Beloconski, care are o influență solidă asupra clasei sociale superioare și care îl poate ridica pe mâșchin dacă este necesar și evident dacă îl place. Toată lumea se teme că va face ceva ciudat în public, așa cum face întotdeauna. Mâșchii nu înțelege cu adevărat că există oarece stres în jurul acestei probleme, dar nici nu înțelege cu adevărat importanța acestei petreceri. Anglaia încearcă să poarte o conversație cu el despre asta. Citez. Mă întreb însă cum ai să te descurci și cum ai să fii în stare să ții în mână o ceașcă de ceai și să o bei vincios, știind că ochii tuturor sunt îndreptați asupra dumitale. Cred că am să mă descurc. Păcat, stângă cea dumitale m-ar fi amuzat. Sparge cel puțin vaza aceea chinezească din salon, e un cadou de valoare. Sparge-o, te rog. Mama o să-și piardă capul și o să-i în lacrimi în fața tuturor, așa de mult ține la vaza asta. Fă un gest neîndemânat, cum ți obiceiul. Dă cumva cu mâna și sparge vaza. Așează-te din adins cât mai aproape de ea. Din potrivă, voi căuta să stau cât mai departe. Îți mulțumesc că m-ai prevenit. Așadar, ți-e teamă dinainte ca nu cumva să gesticulezi prea tare? Pun rămășac că vei aborda și câteva teme savante cu reflexii grave, înălțătoare, sublime, va fi binevenit și plin de bună cuvință din partea dumitale. Cred din potrivă că ar fi o prostie. Bineînțeles, dacă aș face-o cu totul inoportun, ascultă odată pentru totdeauna. Nu se mai putu stăpâni aglaia. Dacă îți va veni cumva gustul să deschizi vorba și să începi a fora despre pedepsa cu moartea, despre situația economică a Rusiei, sau că frumusețea va salva lumea. Ei bine, fără îndoială o să mă distreze și o să râd cu poftă, dar te înștiințez dinainte, după asta să nu te mai văd în ochi, ai auzit? De data aceasta vorbea cât se poate de serios. Pronunță într-adevăr cât se poate de serios această amenințare și chiar în glasul și în privire era ceva cu totul neobișnuit și grav, ceva ce până atunci prințul nu observase niciodată la ea. Tare mi-e frică după toate câte mi le-ai spus acum Că negreșit am să mă apuc să vorbesc și poate chiar am să sparg și vaza aceea chinezească. Adina ori nu mă temeam de nimic, iar acum mă tem de orice. Acum, după ce mi-ai sugerat o asemenea eventualitate, neapărat am să fac o borbață. Atunci n-ai decât să taci. Stai pe un scaun și nu scoate o vorbă. Cu neputință sunt sigur că de frică am să încep să vorbesc și tot de frică am să sparg și vaza. Sau poate că am să alunec și am să cad pe parchet sau altceva de felul acesta după cum mi s-a mai întâmplat odată, iar acum am să visez urât toată noaptea. Aglaia îl privi cu ochii întunecați. Știi ceva? Cel mai bun lucru ar fi să nu vin deloc. Să trag la fit, mă fac bolnav și gata, hotărăi el în cele din urmă. Aglaia bătut din picior pălind de necaz. Doamne, dar unde s-a mai văzut una ca asta? Să nu vină când tot tămbălău ăsta se face numai pentru el. Și Dumnezeule, ce plăcere e să ai de-a face cu un om așa de, – Sucit și greu de cap ca dumneata! – Gata, nu te supăra, vin, vin, vin! Se grăbi să-l liniștească prințul și îți dau cuvântul meu de onoare că toată seara am să tac mâlc. În toată discuția ea încearcă să-l facă să nu se poarte ca un idiot, zic eu, deși el chiar nu se poartă ca un idiot decât din perspectiva falsității sociale și a celor din jurul său. Așa că, idioții, știm noi cine sunt de fapt. În acea noapte, Mâșchin are vise febrile de anxietate. Acea după este după în care generalul Ivolgin are atacul cerebral. Mâșchin se duce în acea casă unde Ipolit nu mai locuiește de altfel și încearcă să ajute. Vine și Lebedev și este cuprins de tristețe din cauza generalului și pare să se învinovățească pentru ceea ce i s-a întâmplat. În sfârșit, este timpul pentru petrecere. Mâșchin este la început nervos, iar asta îl face să se comporte perfect, este îmbrăcat bine, se comportă cu bune maniere, este tăcut și rezervat, și nu pare ciudat deloc. La rândul lui este total fermecat de toți oamenii de acolo, îi se par atât de prietenoși, atât de apropiați, atât de drăguți, atât de atenți și atât de interesanți, încât este inundat de o grămadă de sentimente fericite. Ce nu înțelege el, de fapt? că acestea sunt doar maniere de salon și că jumătate dintre oamenii de acolo urăște cealaltă jumătate, că poveștile lor interesante sunt de fapt aceleași anecdote obosite pe care le tot plimbă la fiecare dintre aceste petreceri și că în principiu acesta este genul de nimic plăcut pe care oamenii civilizați îl îmbracă la adunările lor sociale. Cu cât este mai fericit mâșchin, cu atât mai mult începe să simtă nevoia de a începe <laughs> să vorbească perfect. Capitolul 7 Brusc, unul dintre invitații de la petrecere menționează ceva despre Pavlicev. Vă amintiți tipul care l-a luat pe mușchin sub pa lui și l-a dus la acea clinică elvețiană. Nu numai atât, dar de fapt își amintește de mușchin când era un băiețel. Mușchin este încântat și atât de emoționat încât începe să explodeze într-o explozie de cuvinte. La început, el își amintește despre copilăria lui cu Pavlicev. E puțin prea emoționat, dar încă destul de normal. Dar apoi, cineva se întâmplă să comenteze că, chiar înainte de a muri, Pavlicev s-a convertit la Romano-Catolicism, adică a părăsit Ortodoxia Rusă. Mășin se sperie. Pavlicev este Romano-Catolic? E o nebunie. Și odată cu asta începe o dezvăluire foarte, foarte lungă despre faptul că catolicismul este atât de departe de creștinism, alias Ortodoxia Rusă, și că este de fapt mai rău decât ateismul. La urma urmei, ateismul este credința în nimic, dar catolicismul este o credință în anticreștinism. De fapt, chiar mai mult decât atât, catolicismul, după părerea lor, nici măcar nu este o religie, ci doar o continuare a Sfântului Imperiu Roman. Practic, din cauza cruciadelor, Biserica Catolică este de fapt mai mult un guvern-stat decât o religie, deoarece numai guvernele duc războaie. Ateismul și socialismul, cu alte cuvinte, nihilismul, provin de fapt din catolicism. Cum? Da, nu se înțelege prea clar. Continuă spunând că rușii sunt atât de dornici să îmbrățișeze nihilismul cu atâta convingere, pentru că sunt de fapt profund înfometați din punct de vedere spiritual. Tot ce trebuie să facă este să redescopere Rusia și apoi vor uita toate aceste prostii nihiliste nebunești. În acest moment, Mâșchin aproape țipă. Se ridică, începe să gesticuleze și, bineînțeles, dă jos vaza aceea. Se simte foarte jenat, dar apoi își dă seama că toată lumea râde și nu pare prea supărată. Chiar și epahinii sunt destul de relaxați. Imediat, Mâșchin simte un sentiment ciudat de fericire extremă începe să vorbească din nou despre cât de încântat este să întâlnească pe acești membri extrem de amabili și drăguți ai nobilimii, pentru că el însuși este unul dintre ei și de asemenea pentru că a auzit doar lucruri rele despre ei și este atât de fericit să vadă că aceste lucruri rele nu sunt chiar adevărate. Citez. Știți, după părerea mea, E bine câteodată să fii ridicol, e chiar mult mai bine. Oamenii pot mai ușor să-și ierte între ei slăbiciunile și mai ușor ajung la smerenie. Doar nu e chip să cuprinzi cu mintea toate dintr-o dată. Nu poți începe direct de la perfecțiune. Ca să atingi perfecțiunea, trebuie mai întâi să nu fi înțeles multe lucruri. Iar dacă le înțelegi prea îngrabă, riști să nu le înțelegi bine. Vă spun asta voi, care ați știut până acum să înțelegeți multe și altele să nu le înțelegeți. Acum nu mai e frică pentru voi și cred că nu vă supărați că un tânăr ca mine vă vorbește astfel. Dumneata râzi, Ivan Petrovici. Credeai că mă tem pentru aceea că sunt avocatul lor, un democrat, un apărător al egalității. Și mășin râse isteric. De altfel, râsul acesta de om exaltat revenea mereu cu izbucniri scurte. <laughs> Mi-e frică pentru voi, pentru voi toți și pentru noi toți împreună. Și eu sunt un prinț de viță veche și în momentul de față mă găsesc aici printre oameni care au rangul de prinți. Vorbesc în interesul binelui nostru, comun, pentru salvarea noastră, a tuturor, pentru ca această castă a noastră să nu dispară așa fără rost în bezna vremii, fără să se dumerească, irosindu-și forțele în răbuvniri sterpe și pierzând până la urmă totul. La ce bun! Să disperăm și să cedăm locul altora când putem, punându-ne în fruntea progresului să rămânem înțelepții obștii. Devenind oameni de avangardă, vom deveni și fruntași societății să ne facem servitori ca să putem ajunge dregători. Se smuci brusc de pe scaun, dând să se ridice, dar bătrânelul care îl observa cu neliniște, îl opri din nou. Ascultați, știu că e ușor să arunci... Mai vorbe, vorbe goale. E mai bine să dai pildă, mai bine să începi pur și simplu. Iată, eu am și început. Și e cu putință oare ca omul să se simtă cu adevărat nefericit? Dar ce importanță au necazurile și nenorocirile mele dacă sunt în stare să fiu fericit? Știți, nu înțeleg cum poate cineva trece pe lângă un copac și să nu fie fericit că-l vede. Să stea de vorbă cu un om și să nu fie fericit că-l iubește. Ah, de ce n-am cuvinte, de ce nu mă pricep să-mi exprim gândurile? Dar există atâtea lucruri minunate pe care le întâlnești la fiecare pas și pe care până și omul cel mai decăzut le găsește minunate. Uitați-vă la copii, priviți aurora, acest dar acelui celui de sus, priviți iarba care crește, priviți ochii care vă admiră și care vă iubesc, se ridicase de mult în picioare. Bătrânelul îl privea îngrozit. Cea din tâi, Elizaveta Prokofievna, își dădu seama de ceea ce se întâmplă. O, Dumnezeule, strigă ea pleznindu-și palmele. Aglaia alergă spre prinț și a ajunse tocmai la timp ca să-l prindă din cădere în brațele ei întinse. Cu spaima în suflet, cu fața crispată de durere, auzi strigătul groaznic al Duhului necurat care l-a cutremurat și l-a doborât pe cel nenorocit. Bolnavul zăcea întins pe covor. Cineva apucase să-i pună o pernă sub cap. O mică paranteză, Dostoevski a scris despre el că aproape înainte de fiecare criză de epilepsie pe care a avut-o, simțea acest sentiment nebun de unitate cu Universul și iubire coplicitoare și convingerea că era pe cale să înțeleagă totul despre orice. De fapt, el nu este singurul epileptic care simțea așa ceva înainte de convulsii, motiv pentru care pe vremuri se credea că bolnavii de epilepsie erau conectați la divinitate într-un mod unic. Să revenim! Oaspeții pleacă după ce el își revine. Încă nu este clar ce crede societatea despre el, practic ceva de genul, ei bine, el este evident un bărbat foarte bun, dar atât de bolnav încât probabil că nu este potrivit pentru căsătorie. Doamna Epahin are din nou îndoieli. Când Aglaia declară din nou că nu este logodnica lui Mâșchin, mama ei o ceartă pentru că este atât de rece, dar apoi povestitorul dezvăluie că acest lucru este nedrept, deoarece Aglaia are de fapt un fel de plan ascuns. Capitolul 8 a doua zi dimineață, prințul se trezește și este total jenat de noaptea petrecerii. Epahinii apar și se comportă cam ciudat, de, deși în mod clar încearcă să fie cât mai normal posibil. Apoi Vera Lebedev intră să spună că Aglaia i-a trimis un mesaj în care îi spune să nu iasă din casă până la ora șapte seara. mister! Apoi primește o vizită de la Ipolit, care încă se amestecă în treburile celorlalți și nu pare să aibă de gând să moară prea curând. Ipolit îi spune lui Mășin că în dimineața aceea s-a întâlnit la Banca Verde din parc cu Aglaia, Gania și Varia. Potrivit lui, Aglaia le-a dat lui Gania și surorii sale binecuvântarea, apoi i-a cerut lui Ipolit să aranjeze o întâlnire cu Nastasia. Ipolit își cere apoi scuze că a fost rău cu Mâșhin și, pentru a-l compensa, îi spune că motivul pentru care Aglaia vrea ca el să rămână pe loc este că, după ce iese pe furiș din casă, să meargă să o vadă pe Nastasia, o să treacă și o să se hotărască dacă o să fie cu el. Mășchin se gândește la faptul că toate aceste intrigi și planificări arată că Aglaia nu este tocmai fetița nevinovată pe care toată lumea o crede că este. În cele din urmă, ea apare, vede că el este gata de plecare și își dă seama că Ipolit a dat-o de gol. Ei se îndreaptă împreună spre casa în care stau Rogojin și Nastasia și intră amândoi. Cele două femei petrec mult timp analizându-se reciproc. După un timp, Aglaia începe să explice de ce se află acolo. În principal, spune ea, vrea ca Anastasia să-i lase pe ea și pe Mușchin în pace. Ea îi spune asta Anastasiei, deși acele scrisori sună ca și cum ar fi o martiră și că ea se sacrifică pentru a-i aduce împreună pe Mușchin și Aglaia. În realitate, zice ea, Anastasiei îi place drama și este dependentă de asta. La urma urmei, tot ce trebuia să facă era să se căsătorească cu Rogojin și să meargă să trăiască în altă parte și să nu facă o mare dramă din asta. Dar, desigur, dacă ar fi făcut asta, ar trebui să înceteze să mai joace pe victima și este mult prea implicat în victimizarea ei pentru a face asta. Hmm, se pare că puștaica are ceva glagorie în capul ei frumos. Citez. Nastasia îi dă replica. Pe acela de care te temi, nu-l disprețuiești. Și când mă gândesc că am putut să te stimez până în clipa asta și vrei să-ți spun de ce te temi și care e acum ținta dumitale, ai vrut să te convingi pe care dintre noi două, o iubește mai mult, pentru că ești teribil de geloasă. Chiar el mi-a spus că te urăște. Îngăimă ea cu greu, adunându-și ultimele puteri. E posibil, tot ce se poate. Și apoi, poate chiar nu-l merit. Numai, numai că ai mințit, cred. Nu poate el să mă urască și este exclus să-ți fi spus asta. Sunt totuși gata să te iert, dată fiind situația dumitale. Numai să știi că aveam o părere mai bună despre dumneata. Te credeam mai inteligentă și chiar mai frumoasă, credem. mă E bine, ia-ți odorul, iată-l, se uită la dumneata și nu-și mai poate reveni din buimăceală. Ia-ți-l, dar cu o condiție, să plecați de aici imediat, în clipa asta. Se prăbuși într-un fotoliu izbucnind în lacrimi, dar deodată ceva ciudat îi licări în ochi. Se uită țintă la aglaia și fără să-și ia ochii dintre ei, se ridică în picioare. Dar ce-i zice dacă i-aș porunci chiar acum, auzi tu? Numai să-i poruncesc și îndată va renunța la tine. Va rămâne cu mine pentru totdeauna. Mă va lua de nevastă, iar tu te vei întoarce singură acasă. Vrei? Vrei? strigă ea ca o apucată și poate că nici ei nu-i venea să creadă că a putut să spună asemenea vorbe. Aglaia, îngrozită, se repezise spre ușă, dar se opri în prag, țintuită, parcă și ascultă. Vrei să-l alung pe Rogojin? Credei că m-am și măritat cu el ca să-ți fac plăcere. Iată, am să strig în prezența ta. Pleacă, Rogojin! Iar prințului am să-i spun, ții minte ce mi-ai făgăduit? Doamne, da, dar pentru ce m-am umilit eu așa în fața lor? Nu m-ai asigurat chiar tu, prințe, că ai să mă urmezi peste tot, orice mi s-ar întâmpla și că nu mă vei părăsi niciodată, că mă iubești, că-mi totul și că mă răs... Că mă ră... Da, și asta ai spus, chiar asta. Am fugit de tine ca să-ți dau libertate, dar acum nu mai vreau. Pentru ce m-a tratat ea ca pe o stricată? Întreabă-l pe Rogojin dacă sunt așa. Îți va spune, acum după ce m-am proșcat cu noroi și încă sub ochii tăi, ai să mă lași pe mine și ai să pleci cu ea la braț? Blestemat să fii dacă ai așa, căci ești singurul om în care m-am încrezut. Pleacă, Rogojin, n-am nevoie de tine! Strigă ca scoasă din minți. Cuvintele ei ieșeau cu greu din piept, fața ei era crispată, buzele arse, bineînțeles nu și pusese prea multă nădejde în toată această fanfaronada ei dar încerca să se înșele ea singură și să prelungească măcar cu un minut iluzia pe care o mai nutrea. Izbucnirea ei era așa de violentă, încordarea atât de puternică, încât putea în orice clipă să îi se rupă firul vieții. Aceasta cel puțin a fost impresia prințului. Iată-l, privește-l Aruncă ea vorbe în obrazul Aglaiei, arătându-l cu degetul pe mușchin. Dacă în clipa aceasta nu se apropie de mine și dacă nu te leapă pe tine ca să-mi rămână mie, ei bine, ial. Ți-l cedez, n-am nevoie de el. Și ea și Aglaia rămase rămute într-o așteptare încordată. În timp ce privirile lor înnebunite îl sfredeleau pe mușchin, dar el poate că nici nu înțelegea, va se poate spune cu siguranță că nu înțelegea tot dramatismul sfâșietor al acestei așteptări. Nu vedea în fața lui decât chipul acela, disperat, răvășit de pe cetea nebuniei, și care rămăsese întipărit în inima străpunsă pe vecie, cum se exprimase el odată în fața Aglaiei. Prințul nu mai putu să suporte acest supliciu și se întoarse către Aglaia cu privirea plină de dojană și implorare: Dar cum e cu putință, ea e atât de ne, nefericită? Nu pronunță decât aceste cuvinte și a brusc, sub privirea înspăimântătoare a Aglaiei privirea aceasta trăda atâta suferință și în același timp exprima atâta ură, o ură nemărginită, încât mâșchin își izbi palmele, împreunându-le într-un gest disperat și cu un strigăt se repezi după ea, dar era prea târziu. Și-o o singură clipă doar și asta n-a putut suporta Aglaia. oh Dumnezeule!" strigă ea, și ascunzându-și fața între palme, fugi din odaie. Rogojin se lua după ea ca să-i deschidă ușa dinspre stradă. Prințul se repezi și el pe urmele Aglaiei, dar în clipa când trebuia să treacă pragul, două brațe în înlănțuiră. Chipul deznădăjduit al Anastasiei Filipovna îl privea țintă, iar buzele invinețite abia mișcându-se și ușoteau. După dânsa fugi! După dânsa!" și căzu leșinat în brațele lui. O ridică, o duse în odaie și după ce o așeză într-un fotoliu, rămase aplicat asupra ei, complet năucit. Pe măsuță era un pahar cu apă. Intrând, Rogojin îl luă și aruncă conținutul în obrazul Nastasiei Filipovna. Ea deschise ochii și un minut păru că nu înțelege nimic, apoi se uită împrejur, tresări și cu un strigăt se repezi spre prinț. E al meu! Al meu!" Exclamă ea. A plecat domnișoara cea mândră. Rădea ea pradă unei acces de iserie. Și eu care eram cât pe ce să-l cedez acestei domnișoare, dar pentru ce? Pentru ce? Am fost nebună, nebună. Pleacă Rogojin. Ha, 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 ha. Pleacă Rogojin. Rogojin. Îi privi pe amândoi cu o stranie fixitate, își luă pălăria și, fără să spună un cuvânt, ieși din odaie. Capitolul se termină cu mușchin mângâind părul și fața Anastasiei ca unui copil. Nu este prea clar cine este copilul în această imagine. Capitolul 9 a fost o nebunie în toată regulă, atât de mare încât acum povestitorul pare să se spele pe mâini de toată treaba. Acest capitol începe cu acea voce de autor care spune ceva de genul Îmi pare rău, dar eu nu mai înțeleg nimic despre ce vrea acest prinț mâșchin. Între timp, tot orașul bâzie de toate bârfele suculente. Sunt două povești care circulă. În secret, de-a lungul timpului, Mâșchin a fost un nihilist de ultra-stânga care s-a logodit intenționat cu fica unei familii proeminente, doar pentru a le arăta sentimentele de egalitate, scuipându-i apoi în față și căsătorindu-se cu amanta al cuiva. A doua este că prințul a iubit-o într-adevăr pe logodnica din clasa superioară, dar, a ales să-și urmeze angajamentul față de idealurile sale nihiliste în loc de iubirea lui, idealuri în care o femeie căzută valorează mai mult decât una încă virgină. Oricum, în general, toți cred că e nebun delegat. Povestitorul încearcă să ne explice ce se întâmplă mai departe. Nunta dintre Mășchin și Nastasia are loc, iar Mășchin își petrece tot timpul cu Nastasia. Adică n-a avut încă, urmează să aibă loc în sensul ăsta. În același timp, zilnic se duce să încerce să o vadă pe Aglaia, dar este refuzat la casa Epahin. De fapt, el a apărut acolo imediat după scena cu Anastasia din capitolul anterior, dar aceasta a fost o mișcare proastă, deoarece Aglaia nu se întorsese acasă, în schimb ea s-a dus la casa lui Gania. În timp ce ea era acolo, Gania îi spune că îi iubește și a râs de el. Da, o declarație într-un moment tare nefericit din partea lui Gania. Hm. Varia a apărut în timp ce prințul era încă acolo și a spus doamnei Epahin că Aglaia era îngrozită să vină acasă. Epahinii s-au dus și și-au recuperat fica. Toată lumea este furioasă pe mâșchin pentru acțiunile sale. Chiar și Vera Lebedev începe să păstreze distanța. Prințul primește o vizită de la Radomski. Potrivit lui, toată această problemă a început pentru că mâșchin le-a întâlnit pe Nastasia și pe Aglaia în aceeași zi copleșitoare și a fost depășit de sentimentele contradictorii pentru una și pentru alta. Pentru Nastasia, sentimentul de milă și pentru Aglaia, sentimentul de iubire. De asemenea, spune Radomski, prințul confundă adesea ideile și idealurile intelectuale cu sentimentele reale, așa că gândurile sale despre cât de nedreaptă a fost viața lui Nastasia au început să se transforme într-un sentiment de dorință de a o proteja, onora, respecta. Cumva. Apoi Aglaia a luat prea în serios legătura lui Mâșchin cu Anastasia și prin urmare așa a apărut întreaga problemă. Mâșchin este de acord cu el și spune că se învinovățește pentru toată treaba. Citez. Și crezi că e de ajuns atât? strigă indignat Evgeni Pavlovici. Crezi că e de ajuns să strigi? Ah, sunt vinovat, te recunoști vinovat, dar te încăpățânezi să persiști în greșeala dumitale. Și unde era atunci inima dumitale de creștin? Ai văzut chipul ei în momentul acela? Crezi că suferea mai puțin ca cealaltă? Ca femeia aceea a care ți s-a pus în cale despărțindu-te de Aglaia? Și dacă ai văzut cum de ai admis toate astea? Cum? Dar i, i, eu n-am admis, băigui nefericitul prinț. Cum n-ai admis? Te rog, te asigur că n-am vrut să admit dar nu înțeleg nici până acum cum s-au întâmplat toate astea. Eu am fugit atunci după Aglaia Ivanovna, dar Nastasia Filipovna a căzut fără cunoștință și de atunci nu sunt lăsat să o văd pe Aglaia Ivanovna. Orice ar fi fost trebuia să fugi după Aglaia cu tot leșinul celelalte. Da, 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 așa trebuia, dar ea ar fi murit, s-ar fi omorât, nu o cunoști și... Doar i-aș fi explicat totul pe urmă, Aglaia Ivanovna. Și vezi, Evgenii Pavlovici, îmi dau seama că nu știi totul. spune pentru ce nu vor să mă lase să o văd pe Aglaia Ivanovna? I-aș fi explicat. Vezi, s-a petrecut atunci o neînțelegere între ele. Și una și cealaltă au vorbit despre cu totul altceva. De aceea lucrurile au luat în întorsătura asta. Nu pot să-ți explic mai mult. Poate că Aglaia aș fi în stare să-i explic. Of, Doamne Dumnezeule! Îmi vorbește de chipul ei în momentul când a fugit, Dumnezeule, eu mi-amintesc să mergem, să mergem! Se ridică el deodată și îl trase pe Evgenii Pavlovici de mânica hainei. Unde? La Aglaia Ivanovna, să ne ducem imediat. Dar nu mai e la Pavlovsk. Ți-a mai spus-o și pentru ce am merge? Ea va înțelege. E în stare să înțeleagă, băigui mășchin, împreunându-și mâinile într-un gest de implorare. Ea va înțelege că nu-i ceea ce crede, că e cu totul altceva. Cum cu totul altceva? Totuși tensori. Prin urmare, persiști, te însori sau nu? Da, mă -nsor. da, mă -nsor. Atunci cum poți să spui că e altceva? A, dar nu, nu e asta, nu. Ce importanță are că mă însori? Asta nu înseamnă nimic. Spui că nu are importanță și nu înseamnă nimic? Totuși nu e vorba de o glumă, te însori cu o femeie iubită ca să-i aduci fericirea. Aglaia Ivanovna știe asta, iar dumneavoastră spui că n-are importanță. Fericirea, zici? Nu, 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 mă însor pur și simplu așa fiindcă insistă ea. Și cei dacă mă însor? Credem asta nu înseamnă nimic. Altfel ar fi murit cu siguranță. Văd acum că măritișul ei cu Rogojin ar fi fost a nebunie. Acum am înțeles tot ce nu pricepeam înainte și vezi în ziua aceea când erau ele amândouă față în față, n-am putut suporta privirea Nastasiei Filipovna. Nici nu știi, Evgenii Pavlovici, prințul coborând misterios glasul. N-am spus asta niciodată nimănui, nici chiar Aglaiei, dar eu nu pot suporta expresia feței Anastasiei Filipovna. Adineori ai spus adevărul în privința seratei acelea de la Anastasia Filipovna, dar ai omis un detaliu. L-ai omis pentru că nu-l știai. I-am privit chipul încă dimineața, văzându-i portretul, am rămas foarte impresionat. Uite, Vera Lebedeva are cu totul altfel de ochi, dar de cealaltă mi-e frică. Mi-e frică de chipul ei adăugă el cu spaimă în glas. Ți-e frică? Prințul îngălbeni și răspunse încet. Da, e nebună. Ești sigur? întrebă Evgenii Pavlovici curios la culme. Da, absolut sigur. Acum nu mai am nicio îndoială. M-am convins zilele acestea. Păi atunci ce faci? De ce vrei să te nenorocești? strigă Radomski înspăimântat. Așadar te însori de frică? Nu pricep cum vine asta. Poate că nici nu o iubești? O, oh, nu, ba da, ba da, o iubesc din tot sufletul. E, e, doar un copil. Acum e ca un copilaș, ca un adevărat copilaș. Nu știi nimic, of. Și în același timp, o încredințai pe Aglaia Ivanovna, de dragostea dumitale? Da, da! Atunci vrei să spui că le iubești pe amândouă? Da, da! Dar vino ți în fire, prințe, gândește-te ce spui. Eu, fără Aglaia, of. Trebuie să o văd neapărat. Voi muri în curând, în timpul somnului. Chiar în noaptea asta am crezut că mă sfârșesc în somn. Dacă Glai ar ști, dacă ar ști totul. A, 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 adică, absolut totul, căci în cazul de față trebuie să știe totul negreșit, pentru ce niciodată nu putem ști totul despre cineva atunci când acesta se simte vinovat. De altfel nu-mi dau seama ce vorbesc, mi-am pierdut și rugându sunt uluit de ceea ce mi-ai spus. Să fie cu putință oare să aibă și acum aceeași înfățișare, aceeași expresie ca atunci când a fugit. Oh, da, da, sunt vinovat, nu știu încă precis de ce sunt vinovat, dar simt că sunt. E ceva la mijloc pe care nu ți-l pot explica, Evgenii Pavlovici. Cuvintele îmi lipsesc, dar Aglaia Ivanovna ar pricepe. Oh, întotdeauna am avut credința că ea mă va înțelege. Nu, prințe, n-are să te înțeleagă. Aglaia Ivanovna te-a iubit ca o femeie, ca o făptură omenească și nu ca un spirit pur. Știi ce-mi vine să cred, sărmanul meu, prinț? Că dumneata n-a iubit de fapt niciodată pe niciuna dintre ele. Capitolul 10 Nu se întâmplă nimic care să perturbe planurile de nuntă după ce Radomski nu reușește să-l convingă pe prinț să o oprească. Generalul Ivolgin moare. Mâșchin se întreabă unde a fost Rogojin în tot acest timp, din moment ce nu l-a văzut deloc din noaptea cea mare. Keller, care este unul dintre apropiații lui Mâșchin, vine să-l vadă și își jură loialitate în fața oricărei adversități pe care le va aduce această nuntă. El îi spune de asemenea prințului că Lebedev a plănuit ceva împotriva lui. Mai târziu, Lebedev vine în ziua nunții să-și ceară scuze. Se dovedește că într-adevăr a plănuit ceva. Ideea lui a fost să convingă un medic să-l declare nebun pe Mâșchin și să-l interneze forțat a reușit chiar să-l convingă pe doctor să vină și să vorbească cu Mușchin, care a fost atât de fermecător și de interesant timp de două ore, încât doctorul a spus că, ei bine, de fapt, Lebedev nu este sănătos la minte. Mășchin petrece ceva timp în vizită la Ipolit și la frații săi. Ipolit pare că este aproape să moară în acest moment, da, mă rog, am mai auzit noi asta. <laughs> Ipolită îl avertizează pe Mâșchin despre Rogojin, spunând că acesta este genul de tip care își va ține drumul indiferent de situație. Evident, acest lucru îl stresează puțin pe prinț. Cu o zi înainte de nuntă, Nastasia, care a fost destul de calmă și normală în tot uh, timpul ăsta, o ia razna încuindu-se în camera ei și refuzând să iasă și țipând că nu îi va face asta tocmai lui. În cele din urmă, Mâșchin uh, o calmează și totul revine la normal. Vine ziua anunții și totul pare să meargă bine. Mâșchin merge, ajunge la biserică și își așteaptă mireasa. Când Anastasia este gata să iasă din casă pentru a merge la biserică, o mulțime uriașă s-a adunat lângă ușă și toată lumea îi strică și toată lumea îi strigă lucruri răutăcease. În cea mai mare parte, comentariile variază de la e foarte îndrăzneață, la nu este suficient de bună pentru a se căsători. Iar asemănarea cu Maria Magdalena din Biblie devine și mai evidentă. Citez. Într-adevăr, Nastasia Filipovna ieși din casă albă ca varul. Doar ochii ei mari, negri, ațintiți spre mulțime, luceau ca niște cărbune aprinși și curioșii n-au putut să reziste acestei priviri. Indignarea a loc entuziasmului. Dar iată că ușa cupeului s-a și deschis și Keller i-a întins mâna să o susțină când, deodată, i-a scoase un țipăt și se repezi de pe ultima treaptă scării drept în mijlocul mulțimii. Toți din jurul ei rămaseră înlemniți lumea se dădu în lături din fața ei și la 5-6 pași de casă se ivi deodată rogojin. Prin mulțime, Nastasia Filipovna îi zărise privire. Alergă la dânsul ca o nebună și el apucă de amândouă mâinile. Scapă-mă! Ia-mă cu tine! Unde vrei tu? Chiar acum, dumă! Dumă! După care sări în lângă Nastasia Filipovna și închise ușa cupeului. Fără să mai stea la șovăială, vizitiul dădu bice cailor. Keller se justifică pe urmă prin stupefacția în care îl adusese o întorsătură atât de neașteptată. Să fi avut încă o secundă, mi-aș fi venit în fire și n-aș fi îngăduit una ca asta, spunea el, relatând întâmplarea. Prima reacție a celor doi cavaleri de onoare a fost să sară într-o altă trăsură care staționa în apropiere și să pornească în urmărirea cupeului, dar pe drum se răzgândiră. E prea târziu, n-ai cum să o întorci cu deasila, zise Keller. Și nici prințul n-ar accepta, fude părere Burdovski, profund zguduit. Rogojin și Nastasia Filipovna ajunseră la timp la gară. După ce s-au dat jos din trăsură, cu un minut înainte de a se urca în vagon, Rogojin opri deodată o fată care tocmai trecea prin fața lui. Era îmbrăcată cu o mantilă de culoare închisă, cam veche, dar încă destul de prezentabilă, iar pe cap purta o năframă de mătase. Îți dau 50 de ruble pe mantila dumitale, îi spuse scurt și întinse banii această propunere neașteptată o zăpăci pe fată, fără să-i mai lase timp de gândire, îi strecură în mână rublele și, luând cât ai clipi mantila și năframa, acoperi umerii și capul Nastasiei Filipovna. În vagon, veșmintele ei atât de luxoase ar fi atras atenția celorlalți călători. Abia mai târziu înțelese fata de ce i s-au dat atâția bani pentru vechiturile ei. Vestea răpirii Nastasiei Filipovna ajunse cu la fulgerului la urechile lumii adunate în biserică. În momentul când Keller își făcea loc prin mulțime ca să ajungă la prinț, o sumedenie de oameni pe care nu-i cunoștea îl asaltară nerăbdător să afle ce s-a întâmplat. Vorbeau tare, clătinau din cap, unii chiar râdeau, nimeni nu părăsea biserica. Toți voiau să vadă ce va face prințul. Aflând vestea, el se îngălbeni, dar nu arătă nicio tulburare. Mă temeam de asta, spuse cu un glas abia dezlușit. Totuși nu m-am închipuit că se va întâmpla chiar așa. Și după o clipă de tăcere adăugă, de altfel, în starea ei, mm, nu-i deloc de mirare. Cuvintele acestea au fost calificate mai târziu de Keller, drept dovadă a unei atitudini de neasemuită înțelepciune filozofică. Când prințul ieși din biserică, mulți băgară de seamă că părea foarte liniștit și nu era deloc abătut. Prințul și toți oaspeții se întorc la casa lui Mâșchin și au niște conversații incomode în timp ce iau câteva gustări. După ce toți pleacă, Mâșchin îi cere verei Lebedev să-l trezească mâine de vreme. El presupune că Rogojin și Nastasia au plecat la Petersburg și va lua primul tren de dimineață înspre acolo. El opune să jure că va păstra secretul. Capitolul 11. Capitolul ăsta e dus cu plută rău de tot, cel puțin a doua parte a capitolului e sigur de pe altă lume. În prima parte este vorba despre cursa nebuna lui Mâșchin în jurul Petersburgului pentru a încerca să-i găsească pe Rogojin și Nastasia. La Casa Rogojinilor, servitorii îi spun povești ușor contradictorii despre cum Rogojin fie nu este acolo, fie era acolo, dar nu este acolo acum. Apoi, la o prietenă de-a lui Nastasia, unde ea stă des când este în Petersburg, prietenii ei sunt cu toții încântați să audă vești despre nuntă, și în mod clar nu au văzut-o pe Nastasia sau au auzit despre faptul că ea a fugit cu Rogojin chiar înainte de a avea loc nunta. Mășchin se grăbește din nou înapoi la casa lui Rogojin pentru a vedea dacă îi pot face pe servitorii să-i vorbească. Pe măsură ce toate acestea se întâmplă, prințul își iese din ce în ce în mai mult din minți. Avem sentimentul că el știe deja ce se întâmplă, și că mintea lui se închide în loc să-l lase să se gândească în mod conștient la ceea ce este pe care se descopere. După o altă încercare inutilă de a afla ceva de la servitori, Mâșchin decide să-și ia o cameră de hotel pentru noapte și se duce în același loc în care a stat înainte. Din nou se întoarce la Rogojin, nimic. Se întoarce la casa prietenei lui Anastasia, nimic. El verifică vechea ei cameră de acolo și află că ea și Rogojin obișnuiesc să joace cărți. Prințul se întoarce la hotelul său gândindu-se la toate lucrurile care s-au întâmplat. Dintr-o dată, își dă seama că poate Rogojin ar veni la el în loc să trebuiască să-l găsească el pe Rogojin. Iese încet din hotelul său spre locul unde Rogojin îl amenințase cu un cuțit. Chiar lângă acel loc aude o șoaptă la ureche. Este Rogojin. Vai! Rogojin spune că Nastasia este la el acasă, dar că trebuie să se strecoare în casă, astfel încât servitorii să nu știe că sunt acolo, iar Mâșchin este de acord. Merg împreună, dar pe părți opuse ale străzii, astfel încât nimeni să nu-i vadă împreună. În casă este o liniște de moarte și Rogojin se comportă foarte ciudat. Mășchin îl întreabă unde este Nastasia. Citez. Rogojin, unde-i Nastasia Filipovna? Șopti deodată prințul și se sculă tremurând din toate încheiturile. Rogojin se ridică și el. E acolo, șopti el arătând cu capul spre draperie. Doarme? întrebă mășchin în șoaptă. Din nou Rogojin îl privi țintă ca din Poate că e mai bine să intrăm chiar acum. Numai că tu... Uf, fie, fie, să mergem! Dădu la o parte draperia, se opri și se întoarse către prinț. Intră, îi spuse invitându-l cu un gest să treacă înainte. Prințul se supuse. E întuneric beznă, observă el. Se vede de ajuns, murmură Rogojin. De-abia dezlușesc patul. Du-te mai aproape," rândemnă încet rogojin. Prințul mai făcu vreo doi pași și se opri. Își încordă privirea un minut, două, fără să zărească ceva. Stând așa lângă pat, niciunul nu era în stare să rostească un cuvânt. Prințului bătea inima să-i spargă pieptul, încât părea că bătăile ei se aud în liniștea de mormânt a încăperii. În așternut, dormea cineva un somn adânc și fără de mișcare. Nu se auzea nici cel mai mic foșnet, nici o răsuflare. Un cearșav alb acoperea până și capul persoanei culcate, iar membrele îi se profilau în contururi abia dezlușite. Numai forma trupului arăta că acolo zăcea lungit un om. Împrejur era o mare dezordine. Pe pat, pe fotolii, pe jos, peste tot, erau aruncate în nouă rânduială tot felul de obiecte, o rochie minunată de mătase albă, flori, panglici, pe de măsuța de lângă căpătâi sclipeau împrăștiate diamantele așa cum fusese răscoase. La picioare, o grămadă de dantele spumoase zăceau gem, iar pe albul lor imaculat, ieșind de sub cearșaf, se zărea vârful unui picior gol. Acest picior părea al unei statui de marmură și imobilitatea lui era înspăimântătoare. Prințul privea încremenit și cu cât privea mai mult, simțea că liniștea din încăpere devine tot mai desăvârșită. O liniște de mormânt. Deodată, o muscă porni să bâzie deasupra patului și se potoli apoi la căpătării. Prințul tresări. Să mergem!" îl atinse de braț rogojin. Ieșiră din atac și se așezară din nou pe aceleași scaune, unul în fața celuilalt. Prințul tremura din ce în ce mai nestăpânit și nu-și lua privirea întrebătoare de la fața lui Rogojin. Văd, Lev nikolaevici rostia acesta în sfârșit, că tremuri ca o vargă, aproape ca atunci când se pornește criza. Ți minte cum s-a întâmplat cu tine la Moscova sau cum a fost odată înainte de atac? Nici nu știu zău ce să mă fac cu tine acum. Mâșchin ascultă cu atenție îngordată, străduindu-se să înțeleagă și privindu-l pe rogoji în drept în față, cu aceeași întrebare mută în ochi. Tu?" întrebă el, arătând cu un semn din cap spre draperie. Da," Eu," răspunse în șapte rogojin, lăsându-și capul în jos. Te cură vreme de cinci minute." Pentru că mă gândesc," reînceput deodată rogojin, ca și când nu și-ar fi întrerupt vorba de mai înainte. Pentru că dacă-ți vine criza acum și atacul și țipătul, cu siguranță că o să fie auzit din stradă sau din curte, o să le dea de bănuit și atunci or să bată în ușă, or să intre." Pentru că toți mă cred plecat. Nici o lumânare n-am aprins." ca nu cumva din curte sau din stradă să se bănuiască ceva, fiindcă atunci când plec îmi iau cheile cu mine și pot să lipsesc 3-4 zile, nimeni în lipsa mea nu intră aici, nici chiar pentru dereticat. Așa e rânduia la mea. Pentru asta va să zică, pentru că nu trebuie să afle nimeni că în noaptea asta stăm aici. Ia stai, îl întrerupse prințul. Adineauri, când am vorbit cu portarul și cu bătrânica aceea, i-am întrebat și de Anastasia Filipovna. Dacă n-a rămas peste noapte aici, au și aflat, va să zică ceva de la mine. Știu că i a întrebat. Eu îi spusesem Pafnutievnei că Anastasia Filipovna a trecut ieri pe aici, că n-a stat decât 10 minute și după aceea tot ieri care va să zic că a plecat la Pavlovsk. Așadar nu știe nimeni că a rămas peste noapte la mine. Aseară am intrat cu ea tot așa pe furiș, ca și ea din ea oric, noi amândoi. Încă pe drum mă gândeam că poate n-are să vrea să intre pe ascuns. A, și de unde? Vorbea în șoaptă, strecurându-se în vârful picioarelor și adunându-și poalele în mână ca să nu fășnească pe scară mă amenință cu degetul, ca adică să nu fac zgomot. Tot de tine era teamă. În tren era aproape nebun. Așa intrase frica în ea. A ținut morțiș să rămână peste noapte aici la mine. Am vrut să o duc la locuința ei, la văduva aceea. Dar de unde? Acolo mă găsește el, îmi zice. De cu o să vină să mă caute. Ascunde-mă la tine, iar mâine cu cel din tâi tren plecăm la Moscova. Pe urmă mi-a vorbit că de acolo o să plecăm la Oriol. Și înainte să adoarmă, tot de Oriol vorbea. Stai, parfion, și ce vrei să faci acum? Ce ai de gând? Mă gândesc ce mă fac cu tine. Tremur într-una. Rămânem peste noapte aici împreună. Alta așternută, afară de acela, nu am. M-am gândit să iau pernele de la cele două carnapele și să le așez lângă draperie ca să ne culcăm jos, așa, alături. Pentru că dacă vin să caute, să scotocească numai decât ori să dea de ea și ori să o ducă de aici. Au să mă întrebe și am să le spun tot. Ori să mă ducă îndată și pe mine. Ei bine, să odihnească acum aici, aproape de noi, lângă mine și lângă tine. Da, da, da. Aprobă prințul cu un Așa încât nu trebuie să afle nimeni și nu lăsăm să o ducă de aici. Nu, 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 pentru nimic în lume. Nu, nu. Ăsta mi-a fost gândul și așa am hotărât. Să nu o dăm, frate. Să nu o dăm nimănui. Nici în ruptul capului. O păzim toată noaptea fără să facem zgomot. Am stat toată ziua lângă ea, numai dimineața am ieșit pentru o oră și pe urmă seara ca să te caut. Uite, încă un lucru de care mi-i teamă. De duhoare. Mai cu seamă că e o căldură înăbușitoare. Se simte ceva sau nu? Poate că se simte, nu știu. spre ziua o să se simte cu siguranță. Am înfășurat-o într-o mușama, una bună, americană, pe deasupra, am întins un cearșaf și am așezat alături patru sticle cu soluție Jdanov destupate. Sunt și acum acolo. În tocmai ca la Moscova. Da, 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 și pentru duhoare. Și de vedea cum doarme. Mâine când s-o crăpa de ziua să te uiți. Da, dar ce ai? N-ai putere nici măcar să descoli?" întrebă cu grijă Rogojin, văzând că prințul tremura așa de tare încât nu era în stare să se ridice de pe scaun. Ah, mi s-au tăiat picioarele," murmură prințul, asta de spaimă, știu, dar o să-mi treacă și am să mă ridic." Stai așa până așez așternutul pentru noi și pe urmă te culci, mă culc și eu alături și eu o să ascultăm, pentru că eu, frate dragă..." nu știu încă, nu știu ce o să fie, acum nu mai pot, nu, nu mai pot da seama și de aceea îți spun dinainte ca să știi. Mășhin întreabă dacă Rogojin plănuia să o moare tot timpul. Rogojin îi spune că nu știe, dar că el nu a adus cuțitul la nuntă, așa că poate că nu, dar el oferă voluntar informații că atunci când a înjunghiat-o, aproape că nu era sânge, ceva ce spune Mășhin probabil se datorează unei hemoragii interne. Da, o discuție foarte potrivită în prezența unei uh, crime. Mă mir că nu și-au pus și ceva de băut. <laughs> Rogojin aude pași și încuie ușa. Pe măsură ce noaptea se transformă în dimineață, Rogojin începe să se comporte din ce în ce mai nebunește și din ce în ce mai puțin coerent. Mășchin îl urmărește cu groază. Apoi începe să-i mângie fața și părul în timp ce mintea lui Rogojin rătăcește. Așa îi găsește poliția. Mășchin nu mai este capabil să înțeleagă ceea ce îi se spune sau să vorbească. A revenit complet la starea aproape catatonică în care fusese în Elveția. Capitolul 12 După două luni de febră cerebrală, Rogojin se îmbunătățește, își mărturisește crimele, înlătură orice suspiciune cu privire la Mășchin, este condamnat la 15 ani de muncă silnică în Siberia. Ipolit moare și el în sfârșit. Colia îl convinge pe Radomski, dintre toți oamenii, să-l ajute să-l aducă pe Mâșchin înapoi la sanatoriul elvețian unde fusese înainte. Radomski rămâne în străinătate și îl vizitează din când în când. Se pare că de data aceasta starea lui Mâșchin este permanentă. După fiecare vizită, Radomski îi scrie o scrisoare lui Colia și de asemenea una verei Lebedev, de care începe să se apropie destul de mult. Aglaia fuge la întâmplare cu un conte polonez exilat, care se dovedește a nu fi nici conte, nici exilat politic, ci doar un excroc. Epahinii vin și îl vizitează pe Mâșchin în Elveția. Nu-i recunoaște, iar doamna Epahin plânge, întrerupe călătoria cu familia în străinătate și se întoarce în Rusia. Citez. Biata Lizaveta Prokofievna ardea de nerăbdare să se întoarcă în Rusia și, tot după mărturia lui Evgeni Pavlovici, găsea o plăcere deosebită să critique cu o înveninată părtinire rânduielile și starea de lucruri din străinătate. Nici măcar pâine nu știu să coacă cum trebuie, îi plăcea mereu să repete. Iarna îngheață ca șoareci în beci. Bine cel puțin că am putut să-l plâng așa, după obiceiul rusesc pe acest sărman nenorocit. Adăugă ea cu emoție, arătându-l pe mâșchin, care nu mai recunoștea deloc. Destul ne-am distrat. E timpul să dăm ascultare, înțelepciunii, căci toate astea și străinătățile și toată Europa voastră nu sunt decât niște fantezii și noi toți în străinătate nu suntem decât o fantezie. Ține minte ce ți-am spus, de altfel ai să te convins și singur. isprăvie ea aproape mânioasă, lându-și rămas bun de la Evgenii Pavlovici. Și cam așa ne lasă domnul Dostoevski, dovedindu-se și el destul de sadic până la urmă sau, mă rog, doar Realist. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, și înainte să plecați, am o rugăminte, dacă nu vă este prea greu, e doar o curiozitate pe care vreau să mi-o satisfac. Scrieți-mi, vă rog, un mesaj care să conțină am ascultat până la sfârșit. Vă mulțumesc anticipat.